Mamă, bă, da, îmi place rău, dar tot aici e prea mișto, mamă, cum mă trezesc, e genial, patul ăsta e așa de confortabil, cel mai confortabil pat în care am stat eu pe bune și privilegia asta, foarte, foarte minunată, dar vreau să mă duc puțin la Darusel, dar înainte de toate vreau să mă duc și la bunica sau să o mai întreb de vorbă, așa că n-am mai vorbit de mult, sincer, adică ieri, din câte știu, nu, parcă n-am mai trecut pe aia, dar hai să trec acum pe aia și după mergem și la Darusel, că cred că se joacă în continuu. Săruna, ce faceți? Cum sunteți? Adu repede pe Darusel aici, că am ceva de discutat cu voi? Cum adică? Ce s-a întâmplat? Bine, l-aduc acum. Bă, ce se întâmplă, mă, bă? A luat o rasna și bunica s-a luat Darusel. Adică ce se întâmplă? Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Ia să vedem pe Darusel aici. Bă, ce faci? Bă, Darusel, bă, Darusel, Darusel, bă, lasă-l, mă, bă, lasă-l, mă, pe Ion, că e ceva important, dar adică nu știu ce se întâmplă. Bunica ta cred că a luat o rasna. Stai, Ioane, că m-a chemat bunica. Lasă, stai, bă, Darusel, tu ai vorbit cu, ai fost jos la bunica ta? Nu, deloc. Hai, stai, ai cat în continuu, bă, de unde ai, bă, și burgerește? Pe cum n-ai fost, mă, jos, de burgerește, de unde ai? Ți-i pe supat, pe unde-i ți-i, Darusel, tot burgerește pe aici. Am înțeles, bă, nu, lasă-i, că nu e important asta acum, dar avem o mare problemă, fii atent. Fii atent, okay, că avem, problema e că nu știu ce se întâmplă cu bunica ta. Adică a zis, vină urgent cu Darusel, așa a zis. Așa mi-a zis acum, trebuie să vin mereu cu tine, care ceva de discutat, dar cu amândoi, nu doar cu tine. Adică gen, știi? Păi poate îți face surpriză, cine știe, dar hai să vedem, cine știe, poate face mișto, dar noi, ia să vedem, să vedem aici. Gata, să rămân, am venit cu Darusel, uitați, l-am adus, suntem amândoi, dar ce s-a întâmplat, că nu înțeleg, de ce erați așa, adică, nu, ce s-a întâmplat, va trebui să vă descurcați și singuri. Cum adică? Bă, Darusel, adică, ce vrea să spună? Poate nu mai face mâncare, poate nu mai face burgeri buni, iubesc burgerii tăi. Mă, lasă, mai bine nu mai face burger, Darusel, că prea mănânci. Păi dacă mănânci o groază, bine, hai să vedem ce vrea bunic. Bă, Darusel, uite-te puțin la mine, hai să vedem ceva bunică. Dar cum puteți să ne spuneți, cum adică va trebui să ne descurcăm și noi singuri? Cum adică să ne descurcăm singuri? Păi ne descurcăm. Adică la ce vă referiți, că nu înțeleg. Pe mine, eu ar casa dacă mă pui pe mine să gătesc. Ce faci, mă, ars casa dacă gătești bine, mă, dar zile, că ești cel mai... Deci tu chiar, gătești, tu gătești. Bine, gătesc, hai că gătesc dacă e. Da, spus. Va trebui să vă găsiți un alt adăpost, cum adică, bă, dar zile, Adică alt adăpost bunii, băi, de dea afară din casă? Bă, dar zile, bă, uite puțin la mine, bă, stai, vină puțin aici. Stai puțin, bă, ce se întâmplă, de ce e bunică ta așa, ce s-a întâmplat cu bunică ta, că pare să nu fie bunică ta, nu, eu n-am făcut nimic, tu ai făcut ceva? Nu, băi, nu mai vreau la câte prim-uri mi-ai făcut. Cum adică, mă, va trebui să ne găsim un alt adăpost. Păi cum adică, dați-ne și nouă mai multe detalii, spuneți-mi mai... ce-a făcut bunii? Eu am fost victima de către... Ce-ai, tași, mă, Darusel, că după chiar ne dă afară din casă, băi, ești nesimțit. Vreau să am parte de liniște și intimitate la mine în casă, consider că vă descurcați de acum înainte, sunteți mari și vă puteți găsi o altă locuință să stați amândoi. Acolo vă faceți toate tâmpirile voastre, că m-am săturat de țipetele voastre de la calculator și așa mai departe. Bă, Darusel, tu ești nesimțit, mă, că nu mai tu stai la calculator. Păi, deci... nu mai prinkuri. Păi n-au zis că a zis, uite, țipetele voastre de la calculator. Nu mai tu stai pe calculator, Darusel, cum adică? Și tu stai pe televizor și jos la păi, pe televizor, păi da, băi, mă uit, dar nu, eu nu țip când mă uit la televizor. Bă. Păi eu nu, când mă uit la meciuri la televizor, eu nu țip, Darusel, ca tine. Tu țipi acolo, te jos cu Ion în continuu, că deja s-a și săturat Ion de țipetele tale, Darusel, da, bunica ta care te aude aici. Vino, mă, înapoi. N-au zis că trebuie să ne găsim un alt adăpost, ne dă afară din casă. Ce vrei să mai faci? Ce mai facem acum? Eu plec, bunii, da, mă lașa toți burgerii din bă, Darusel, lasă-mă burgeria, bă, uite la mine. Tu nu vezi ce se întâmplă aici, tu nu vezi că rămânem fără casă și tu tot cu burgerii, ia-i pe ăștia, n-am mănâncă. Mă, Doamne. Bă, Darusel, bă, vină, mă, stai să vorbim cu bunica ta, să vedem ce se întâmplă. Cum adică ne dați afară? Duceți-vă să vă căutați o nouă casă, să stați deoarece unde o să stați, deoarece nu se mai poate, vă strânge și lucrurile voastre de pe aici din casă și cam atât. Puteți să veniți în continuare pe la mine, să mă vizitați. Ah, ok, nu sunt supărată pe voi. Ah, vă mulțumim, dar vreau să vă învățați că sunteți mari. Bă, ce zici, mă? Bă, dar să ce zici? Bă, ce zici, mă? Bă, ce zici, mă? Bă, dar să ce ai zis că n-am înțeles? Cum adică te-ai supărat pe ea de ce? Da, că mă dă afară, nu. Păi și cum adică ai zis că noi mai iubești? Bă, până auzi că bă, dar să vrea să te învețe că crești mare, o să ai familie, dar Darusel, și tu așa o să stai numai cu bunica ta în casă. Da, de ce? Ce-i motivul pentru care vrei să stai cu bunica ta în casă în continuu? Că ea face de mâncare
și a face cel da, păi da, da, păi nu mai la mâncare ți-e gândul, numai la burger, dar să ne mă mir cu numai, numai ai, vreau să zic și deja vă, hai mă, bă, bă dar să ne, nu știu, bă, dar să ne trebuie să ne strângem toate lucrurile astea, dar fiate, nu le strângem acum, că nu avem cum să ne cărăm cu ele, pentru că noi nu știm unde o să stăm, doar să le trebuie să ne căutăm un loc de casă, dar fii atent, că am văzut prin oraș o chestie super tare, adică unde poți să-ți cumperi case și chestii de genul, gen de-astea, de rentabile, de case, bă, cum bă, ar veni, știi ce zic? Tu scauzi casă și eu stau la Ioan, păi, okay? Bă, cum stai bă la Ioan, că tu nu știi unde stă ăla, nici nu e din oraș, dar aici, dar o să le ăla e prieten virtual, tu nu știi ăla, cred că e de la 7 miliarde de metri distanță. Păi ce mă vrei, okay. Tu, bă, trebuie să te duci la el unde stă el la 7000 de kilometri distanță de tine? Păi, mi-e convine, sincer, adică rămân fără tine, dar și o să pierzi timp din viață până ajungi acolo la el, că el e departe. Ce papa, mă, dar să le, bă, dar să le ai, fii atent. Bă, la, bă, ce e, bă, bă, tu încă ai calculatorul, bă, oprește-l, mă, dar să le oprește calculatorul ăsta, hai să mergem, dar să le, hai să ne căutăm un loc nou de casă, că deja nu se mai poate, dar să le rămâne păstră și nu e bine. Că ai auzit ce a zis bunica ta, că ce se întâmplă, nu e bine, dar să le, până la urmă, noi avem bani destui să ne cumpărăm o casă, întrebarea? Păi uite, bă, ne vine bicicletele. Bă, nu le, bă, păi și cum bă, dar să le, tu crezi că două biciclete fac cât o casă, cum poți să cumperi o casă cu două biciclete? Păi, uite, îmi vând din burger, că n-ai eu. Doamne, cine îți cumpără băia, dar usele care sunt ofiliți, dar usele aia sunt expirații burgerii ai tăi, cum cine mai mănâncă din ea, bă, dar usele, uite, bă, nu, bă, nu, dar usele, ți-am cumpărat eu mașina asta, n-o la dăspun, dar cred că ar trebui să facem o excepție și să-mi vindem mașina ca să ne putem... Nu! Păi și tu ce faci, bă, dormi în casă, cum e adică nu? Mea. Nu, eu dorm în mașină. Bă, da, mașină vreau să zic. Bă, dar cum să dorm în mașină? Cum să, bă, dar să, pe asta e casă. Și unde te speli, unde faci toate treburile, unde mănânci, unde gătești, unde faci toate treburile astea, unde dormi, bă, unde faci? Bă, am văzut pe TikTok că ăia se spală așa. La da, ce să spală, da. Bă, dar să le am o pleacă cu dimineața. Nu, bă, dar să le, hai să mergem cu bicicletele astea și fii atent, dar să le. Eu merg cu mașina. Nu, bine, hai să mergem. Bă. Ce mă, dar să le. M-am supărat. Cum, păi de ce te-ai supărat? Păi uite, ne dă și afară. Păi da, ne dă afară. Păi da, dar să le, ne dă afară, dar a zis să ne învățăm, ca și cum, știi ce zic, adică ne-a pus să învățăm. Cred că aici era, uite aici era de casă, dar să le am ajuns. Spor afară, dacă nu ne mai găsim casă, ce facem? Ce, cum adică să nu ne mai găsim o casă? Uite că avem aici acasă, dar să le, păi bă, întrebarea e să avem bani, dar să le, trebuie să vindem mașina. Tu nu vrei să vindem mașina asta? Nu. Păi, bă, dar să le, gândește, nu, fiat, hai. Păi gândește de puțin. Unde mai bași tu toți burgerii? Unde te mai joci tu pe calculatorul mașină? Că n-ai priză, n-ai nimic să instalezi, n-ai unde să bași calculatorul, deci trebuie să-ți iei casă mai bine, nu mai bine să iei o casă. Bă, afară. Dar tu câți bani ai? Uite, eu am numai am 100 de lei la mine. Bă, eu am mulți pe aici, am foarte mulți bani, dar nu sunt ajuns, zic sincer, chiar nu sunt ajuns, trebuie să mai vinde și mașina asta, dar să le, hai să mergem să vedem aici ce casă avem pe aici. Ce vrei, mă? Domnul, vrei un burger? Bă, lasă-l, bă, sau hai, dă-i. Nu, vedeți că e încut. A plecat, trebuie să a plecat, lasă-l, bă, dar usele. Bă, lasă-l, bă, că a plecat, bă, ești nefințit, lasă-l. Vino, bă, dar usele, ne cumpărăm casa sau rămâne păstrăzi? Bună ziua, bună ziua. Mamă, cum arată domnul ăla. Ia să-i dăm aici, dar usele, uite că arată aici acasă, unde sunt niște adrese. Uite-te aici, aici. Uite, sunt niște adrese, uite, Bayside, sunt toate astea. Hai să ne căutăm noi o casă. Bă, vino, bă, dar usele, n-ai voie acolo, bă, dar usele, vino aici, repede. Bă, dar să le, fii atent, că am o mare idee. Deci acum înainte de toate, stai că m-am blocat prin astea pe aici, nu știu unde să merg. Hai să căut. Stai că nu e bine pe aici. Nu strigă mașina, bă, dar să le, cum să strig? Neaiba că rămânem. Doar să le, cum să strig? Bă, că rămânem după, nu mai avem, nu mai vindem, nu mai rămânem fără casă. Trebuie să căutăm noi o casă pe aici. Trebuie să căutăm ce. Da, bă, dar să le, pe și cum le vinzi, că trebuie să fie pe numele tău, altfel nu. Hai, trebuie să căutăm, dar să le pe aici neapărat, dar nu știu unde trebuie să mergem ca să căutăm. Nu, aici e fermă, dar să le, nu e casă. Trebuie să fie atent. Și Darusel și Rafael au rămas săraci. Trebuie să căutăm o casă super tare în care nu stă. Bă, era. Ia stau peste căprioarele alea, le-am atins puțin, da, e. Deci fii atent, Darusel, trebuie să căutăm. Bă, taci, bă, vorbește un frumos. Deci atent, ia, pe aici e o casă liberă. Ia, prima casă, Darusele. Opa, mamă, fii atent, e în apropiere de bunica. Ia, trei bright, da, e lângă, da, e normal, mă, lângă restaurantul tău preferat. Ia să dăm aici, dar sperăm să nu fie nimănui, Darusele. Mamă, cum arată. Bă, dar Darusele, ce e aici, bă, că nu vine să cred așa ceva. Bă, dar nu e nicio cameră jos aici. Da, mamă, da, Darusele, da, 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 da,
Bă, n-are nicio cameră jos aici. Ea are sus cameră. Bă, da, no, nu, uite ce cameră. Bă, dar să nu prea e convenabil. Nu e convenabil, dar să le. Hai să plecăm că nu e convenabil casa asta. Adică n-avem unde să stăm, dar bă, nu-mi închide mă ușa asta. Hai să mai plecăm să mai căutăm o casă. Bă, lasă-mi pe mine să conduc. Bă, așa, gata, gata. Iată, trebuie să mai căutăm o altă casă, că asta nu e bună pentru noi, dar să le. Dar vrei să mergem în oraș sau undeva tot aici? Ia, ia. Ia, ia. Aici, să vedem, ia să vedem două case. Ia aici. Mamă, ăștia au lăsat gunoi aici la poartă, în fine. Uite și bă, uite ce, uite că noi n-avem așa ceva. Dar să le uite. Mamă, coleta aici, mamă, fii atent, dar să le. Ia, ia, ia. Ia ce e aici? Ia, ia, mamă, mamă. Mamă, uite ce avem aici, dar să le. Ia uite, mamă. Bă, e cal tău. Bă, e cal tău. Nu mai trebuie să mai luăm pe ăla de la bunica ta, că e deja la fel cal tău. Dai, prea închisui, mai prea închisui. E prea închisuit, bă, dar să. Bă, cam da, sincer, chiar închisuit. Pare foarte închisuit, adică chiar mă pierd în casa asta, dar să vedem cum e și pe sus. Că cine știe, poate e o casă bună, dar să le, dar nu știu. Probabil că nu prea e convenabil. Nu, n-am ce mă, ce? Bă, ce ai, bă, e machetă, da, bă, dar să nu e real, bă, misterul, nu e real. Bă, nu, hai să ieșim din casa asta, că nu prea-mi place. Îți place mult sau? Bă, văd că are și curte pe aici, dar nu e foarte wow, dar hai să vedem, uite, la astea de lângă. Cum să fac setup în curte, că dacă dau o ploaie ăla a fost setup-ul, dar să le, cum să fac setup în curte? Bă, dar să le, deși atât, mamă, ia, bă, lasă-l pe ăla, dar să le, uite, ce mi-e sărbiți, bă, ce mi-e sărbiți, mă, bă, ia, bă, ce mi-e sărbiți, mă, vină, bă, dar să le, bă, scuzați, bă, dar să le, vină cu așa că trebuie să căutăm casa, dar să le, că dacă nu rămânem pe străzi, ia, mamă, cât am are, ia, mamă, și nu e mobilată, mamă, dar să le, știi că asta înseamnă că trebuie să ne băgăm noi mulți bani, da. Putem să ne facem cum vrem noi, dar însele, putem să facem cum vrem noi, să o mobilăm, ei, dar însele. Mamă, cât de tare. Aici vrei să faci tu baia? Nu, asta, nu. Bă, nu, bă, asta e baia ta, gen de fetiță, cum are. E camera ta de fetiță, dar însele. Bă, no, fii atent, dar însele. Cred că asta rămâne. Ce zici? E bună casa asta sau vrei să mergi în altă? No, mamă. Ce? Asta e camera mea. Bă, nu, dar să nu, fii atent cum facem. Eu vreau ca tu să locuiești jos, dar să le vreau să locuiești jos la partea aici. Ah. Uite, fix aici, uite camera asta, nu-ți place cu albastru ăsta, așa, uite, e frumos totul. Bă, uite, da, aici spui setup-ul. Îți spui setup-ul, spui toate astea, dar să le ai vedere, ai vedere și afară și aici. Bar, uite, aici fac de bar. Ce bar, mă? Aici ce bar, mă? Spui burger, toți burgeri aici pe farfurie. Da. Hai, mă. Aude, bă, dar aici să nu. E setup-ul, da, bă, mamă, bă, dar să deja, uite, deja aici, aici și îmi pun patul. Păi ai loc, mă, de pat, bă, vezi că ai loc, chiar ai loc, cred că, de pat acolo. Ba nu, ce, aici pun calculatorul. Bine, mai, prima oară să vedem, bă, dar să vrei să rămână asta, bă, mie chiar îmi place, chiar arată ok. Eu zic să rămână asta, dar să le chiar super tare. Dar fii atent, dar să le, trebuie să mergem acolo, să vorbim cu omul acela, să vorbim acolo cu vânzătorul, cu alea. Trebuie să le facem, bă, nu cu oamenii ăștia, bă, da, aici, cu vânzătorul de vinde casele, dar să le, că trebuie să luăm casa asta, ia cum se numește. Ia stai, fii atent. Ușa, nu-mi place ușa. Păi o schimbă, dar să le o schimbăm dacă nu-ți place. Ia, Northvale RD1 Northvale, ok. Ia, da. Bă, zic că avem și curte, dar să le, și noi nu ne-am uitat în curte. Mamă, câta curtea mare, bă, câta curte. Uite-te puțin, vino repede în spate. Vino repede în spate, că e ceva și mic erodă tot. Vino repede în spate, uite-te puțin. Avem aici foișor, uite ce foișor avem aici. Avem și ieșire prin spate. Mamă. Și uite ce vedere avem, doar să le, că e oceanul. Aici avem plajă, doar să le. Aici vii tu cu gagicuțele, hai că ai tu gagicuțe. Dacă îi ziceam și așa, în fine. Bă, doar să le, vii tu cu gagicuțe aici. Mă, ia spune-le la oameni, vii tu cu gagicuțe, ia spune și mie. Și ți-ai udat părul, bă, tu n-ai păr, bă, ce un păr ți-ai udat, bă, ești terminat. Hai, bă, dar să zici, fiate, hai să mergem, mamă, dar arată chiar super bine, deci asta să ne dăm mână casa. Trebuie să vinde, trebuie să vinde și mașina, dar să le, ce vrem, ce mai vrem, mă? Bă, lasă-mă mingea, că n-avem, bă, n-avem, bă, timp, bă. Hai, bă, dar să le, că am venit, hai să ne cumpărăm casa, dar să le, că avem, bă, dar ești mică, rog, casa, bă, lasă-mă burgerul, bă, dar să le fac oameni, bă, ți-ai, bă, doamne, dar să le, lasă burgerul ăla, că fac oamenii ăștia mișto, după dar ne mai dau nicio casă. Abia aștept să explodez casa, bă. Termina cum să explodezi casa, că acolo o să stai tu, dar însele, cum să explodezi casa? Că după rămâi chiar pe străzi. După chiar rămâi pe străzi, că nu o să mai ai niciun ban. O explodă pe al bunii, ne luăm leva și așa explodăm. Yay! Ce faci, mă? Explodezi pe bunica, tipă, dar să le, bă, tu nu ești. Bă, dar să cum să, bă, cucu. Dar să le, tu nu știi să vorbești limba română, dar să le, nu înțeleg ce vorbești tu, dar să le, chiar trebuie să. Bună ziua. Vrem și noi să cumpărăm o casă de aici. Am văzut o casă foarte mișto pe acolo pe la țară și era chiar foarte tare și chiar sunt curios dacă e disponibil. Adică bine, cred că trebuie să fie disponibil. Da, dar să le rămâi acolo mai bine. Bună ziua, cu ce casă doriți să luați? Păi, sta
stați puțin că mă uit acum, că nu mai știu exact cum era, dar stai să-mi amintesc dacă apare aici, ca să știu exact dacă e. Bam, 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 n-apare, n-apare. Bă, da, uite aici, North Vale RD 1. Bă, dar să le vină, mă, încoace, bă, lasă-mă, bă, lasă-mă, bă, care ești o dată, că mă enervezi. Stai, Rafale, că vine să vă mingi. Păi, normal că-ți vine să vă mingi dacă stai și mănânci în continuu, burger, bă, ești terminat. Vino mă repede aici, fii atent. Da, deci e casa aceea, vrem să o luăm. Uite, dar să uite că scrie aici, dar să uite, deci chiar e de vânzare, dar vrei să o luăm. Mamă, North Vale 1. Ce mai copil din lume. Bine, mă, dar înțele, da, 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 da. Repede, că... Facem pe cu pizza. Doamne, ce pizza, mă, burgeri unde mai sunt, am înțeles, bine, tai, bă, dar să le tai, bă, bă, lasă, bă, dar să le nu am casă, bă, mă faci de râs aici, dar să le ia, pleacă, mai bine pleacă, mai bine pleacă, pleacă de aici. Da, și cam cât costă casa aceea de pe North Vale, de acolo, de la țară, nu din oraș, cam cât ar costa? 50 de serviete pline de bani, ok, nu știu dacă am, stat puțin să mă uit. Ba da, am chiar 59, da, nu, am fix 50, am fix 50, mamă, să nu zic 59, că e altceva, poate bagă ăștia mai multe taxe și chestii. Bă, dar Răsele, bă, ce faci, bă? Bă, lasă-o mașina, bă, lasă-o mașina, bă, fii atent, dar Răsele. Ce, ai nevoie de bani, ia? Da, mam, nu, că nu trebuie de ăștia, dar Răsele, trebuie să fie 50 de serviete pline cu bani, dar Răsele, și eu am 59, deci putem să avem casă, dar Răsele, deci ne luăm casă, dar Răsele, să mergem să luăm casă, hai, dar Răsele, deci, da, deci cam atât avem, vă arăt acum, vi le arunc pe toate direct, vi le-am dat, poftim, poftiți și da, deci luăm, stai, luați înapoi, deci am înțeles, bă, dar Răsele, deci ne cumpărăm o casă și cumpărăm fix pe aia, dar Răsele, cea mai mișto, deci luați astea, bă, dar Răsele, pleacă, mă, de acolo, bă, dar Răsele, fii, mă, cu minte, vino, da, la revedere, la revedere, bă, dar Răsele, bă, ce fai, mă, bă, ce, lasă-mă bani, bă, că mai lasă bani, lasă bani, că îți fură ăștia casa înapoi, dar Răsele, bă, doamna, hai să mergem repede acolo, dar Răsele, în sfârșit ne-am luat și noi casă și chiar sunt curios, dar Răsele. Băi, urcă-mă mai repede, băi, ești termin... Bă, dar Răsele, n-am, bă, nu, deci, nu, cred că mai bine nu am o casă singur, sincer, cred că mai bine nu am o casă sincer, singur, dar Răsele, și da, cam atât, bă, dar Răsele, trebuie să ajungem acasă neapărat, dar Răsele, nu știu pe unde e drumul, cred că, bă, aici parcă am mers, nu mai știu exact, dar Răsele, o să ajungem acolo și o să zic că o să fie cea mai tare chestie, dar Răsele, și, păi, merg pe aici, dar Răsele, pe unde să merg, merg pe aici, pe drumul ăsta, uite că e drum pe aici, hai că e drum, dacă e, mă, dar Răsele, uite că am ajuns, uite că am ajuns aproape, deci chiar sunt, ia să vedem, ia să vedem, bă, dar Răsele, și e și fix lângă diner, cum ai vrut tu, dar Răsele, e fix lângă diner, mamă, e chiar în spate la diner, mamă, dar Răsele, e mult mai aproape asta, cred că, sau e, cred că e aceeași distanță, mamă, dar Răsele, ce să mă lai, bă, las, bă, dar Răsele, păi, vezi că e pe numele meu casa, e pe numele meu, nu e pe numele tău, nu e pe numele tău, păi eu am dat banii, eu am dat banii, deci fii atent, dar Răsele, hai, fii atent cum facem, fii atent cum, ce ai zis, mă, abia aștept să ce? Cum să mor, bă? Bă, dar Răsele, bă, tu nici nu te auzi bine, dar Răsele, ai un microfon de un leu, dar Răsele, tu nu te auzi bine și tu vorbești cu mine, vorbești de chestii de astea, dar Răsele, tu crezi că te crezi ultimul și pe chestii, bă, dar Răsele, bă, fiat, dar Răsele, bă, dar Răsele, deci aici o să fie camera ta, fix aici jos, aici o să fie living-ul cum ar veni, toate astea, și sus, aici în partea asta, cred că o să fie o baie de jos, și sus o să fie camera mea, practic, ia unde să pun, cred că asta verde, asta e, cum arată asta, da, asta verde, cred că o să fie camera mea aici, că arată prea mare. Pe asta nu o să fie cameră, cred că o să fie baia, să ia stai puțin să vedem cum e. A, nu, asta albastră cred că o să fie baia, că e mai mic așa. Și asta roz o să fie, cred că o cameră de oaspeți, dar se, bă, bucătărie, nu, sau bucătărie, cred că o facem jos în camera aia de acolo. Da, mă, dar Răsele. Vedem cum facem asta, dar Răsele, deci ne-am luat acasă totul bine, dar Răsele. Și acum, bă, hai să bucătăria e aici, lângă. Da, mă, da, acolo. Cum, bă, tu vrei să miroși numai la mâncare, mă, dar Răsele, acolo în bucătărie cum să fie? Păi bine, mă, dar Răsele, deci tu o să fii bucătar, cum ar veni? O să faci numai de mâncare și eu o să stau aici la soare. Da, dar să-l faci restaurant de burger. Am trei să o văd și pe mama de jaco. Dacă o să-ți faci restaurant, chiar nu știu. Aolo, bă, dar să le. Bă, dar să le lasă-o cu mingea ta, bă, dar să le. Bine, hai, ne jucăm și gata. Aolo, dar să le. În sfârșit ne-a cumpărat și noi casă, dar să le putem să trăim și noi liniștiți. Să lăsăm și pe bunica ta liniștită, dar să le să nu mai că bunica ta e bătrână, dar să le și are nevoie de liniște, dar să le. Și uite că avem și magazin, dar să le. Eu uite, mamă, magazin, dar să le aici. Aici te închid eu pentru 24 de ore. Gata, nu mai poți să mai ieși acum. Dar Răsele, aici rămâi blocat. Nu mai dai aici, papa. Bă, doamne. Bă, dar Răsele, lasă-o burgeria și uite-te puțin la mine. Uite, ți se pare că așa să parchează o mașină? Tu nu vezi că ai parcat-o direct în gunoiul ăsta, în coșul de gunoi? Dar nu, bă, a venit gunoiul și a pus.
pus? E vina lui. Ce a pus, bă, gunoiul, bă? Crezi că punea gunoi, bă, ce a pus gunoiul? Mașina ta, care e a ta? Că gunoiul ăsta era de, gunoiul era deja aici, dar eu să le, cum adică? Ce? Ia, a, te uite gunoiul, că ai luat tu gunoaiele. Aha, bine, mă. Vai, mă, bă, dar să le, bă, dar să le. Eu abia ți-am luat mașina asta la concursul, adică la ăla când m-ai trolat pe mine. Bine, da, așa cum a fost, în fine. Bravo, așa. Pună, bă, pe unde intri, mă? Bă, pună cum trebuie, dar să le. Și nu mai da, ăsta că eu ți-am cumpărat o pasă și costă bani. Mai bine o vindeam și cumpăram casa din ea mai bine, nu? În fine, dar să le, fii atent. Hai să intrăm aici în casă. Casa e noua noastră casă. Bă, lasă-mă burgeria aia odată. Bă, mă, disper cu burgeria ăștia. Aici o să fie camera ta, da? Bă, lasă-mă mingea. Da. Bă, ia mingea asta. Du, lasă, ține-o mână. Nu, yeah, nu mai pune acum, că dacă nu ți-o confisc, o arunc direct în mare. Dar usele și nu mai prins. O ia apa, da. Bă, tu nu ești tatăl meu. Tu nu ești tatăl meu. Păi, ar că am trebuit să fiu sincer. Adică că ești copil mic și trebuie să am grijă. Bă, tati, astăzi, fii atent, dar usele, trebuie să ne luăm toate lucrurile pe care le aveam noi de la bunică ta. Și da, știi ce trebuie să mai facem? Bă, ho, ce faci, mă? Ce e ăsta? Bă, te-ai dat pe pizza acum, nu ți mai plac burgerii, dar usele, ai rămas fără burger, ce? O pui de design, am înțeles bine, ok. Mamă, dar să le-a început și ploaia afară, nu e bine, dar fii atent, dar să le. Trebuie să cumpărăm astăzi, trebuie să dăm comandă, trebuie să mergem la magazine pe acolo, un să luăm toate chestiile, birouri, da, toate chestiile despre bani, care avem nevoie. Mamă, câți bani ai? Bă, de unde e atâția ta bani, dar să le spune și mie, unde ai furat banii ăștia cumva? Nu, mi-am vândut din burgeri. Ai vândut toți burgerii, bine, mă, dar să le, bine că nu mai tu nevoie de ei. Fii atent, dar să le, hai să mergem să-ți arăt, să-ți prezint totul. Aici o să fie camera ta, cum ai zis, aici o să fie livingul, iar în partea aceasta cred că o să fie o baie aici jos, ca să ai o baie că e așa de fetițe, da, e perfectă, da, pentru tine. Care e bucătăria? Bucătăria, pe bucătăria o să fie, cred că tot aici la living sau nu știu, hai că vedem. Vreau aici să facem living. Ce să ce living să faci? Păi și ia vină puțin. Unde? Ce faci? Ce ia vină puțin? Unde te duci? Ești în afară? Unde vrei să plouă așa? Doamne, dar ce minte ai, să vede că ești copil de 3 ani. Hai să mergem sus să-ți arăt. Băi, așa e. Asta verde cred că o să fie camera mea. Aici cred că o să fie baia, parcă. Ba nu, aici. Living-ul e jos, dar să le, aici o să fie o cameră de oaspeți și aici o să fie baia în partea asta albastră, frumos, la tine roz că ești fetiță, eu băiat albastru, cum ar veni. Și hai să mergem acum, dar să le, că trebuie să luăm mare comandă, trebuie să dăm mari comenzi, dar să le, sper că se lua toți banii la tine, că avem nevoie de foarte mulți bani. Bă, dar să le, ce ai vrea tu să cumperi? Bă, stai, prima oară trebuie să mergem să luăm lucrurile de la bunica ta, ale noastre care erau, și după ne ducem să cumpărăm ce mai avem de cumpărat, dar să le. Uite că pe bunica mea o ignor, că m-am supărat. De ce te-ai supărat pe bunica ta? O ignori. Mamă, dar să le, cred că trebuie să luăm și bicicletele, că sunt tot ale noastre, nu? Da, trebuie să ai. Bă, unde ai pus, mă, bicicletele? Ai pus deja mașină, bă, dar repede te miști așa. Fii atent, dar să le, trebuie să-mi iei și televizorul ăsta. Bă, tu și le, mă. Bine, mă, ia eu, că e al meu, ia eu, că e al meu, normal. Fii atent, mi-am luat televizorul. Ce, mă? Bă, nu e al tău, dar Rusele ăla ești nesit. Ia meu! Doamne, dar Rusele, de ce ai luat covorul de aici că te bate bunica ta, dar Rusele vine peste tine acasă. Aolo. Deci fii atent, tu ți-ai lucrurile tale, dar Rusele, eu mi-le iau pe ale mele, da? Ce mai aveai tu pe aici? Mai aveai ceva? Cărțile astea ai zis că erau de la bunica ta. Nu mai loc, hai că iau eu. Că... Bă, de unde ai, mă, și pește ăștia? Bă, dar Rusele, tu de stai puțin, ți-ți place peștele? Bă, câte mă lucruri mai am aici? Bă, dar Rusele, nu-mi da mie toate prostiile astea, îmi dai pământ cu pește, ce-mi dai? Ai fost la... Stai puțin, dar Rusele, tu ești pescar cumva? Da! A, mă înțeleg, deci ăsta este jobul tău, practic, dar Rusele. Deci ți-am luat toate lucrurile de aici, dar Rusele, vezi dacă mai ai prin cuf... Da, covorul meu, ia-l, că nu... Nu, pe covorul tău, nu mai, fii atent, asta e masa ta, dar Rusele, trebuie să ții și masa, cred că. Ia toate lucrurile, mamă, stai că mi se pare că mai aveam și o pădă de subt când îi făceam eu prank-ul, dar Rusele aveam, da, bine că nu mă aude, că... Ce? Dar Rusele, fă-ți, mă, lucrurile acolo și taci, bă, ăla mă aude, mă, ce face? Ia să văd dacă mai am niște lucruri pe aici. A, nu mai am nimic, ok? Aici s-ar putea să am ceva, da, uitați că am aici. Dar Rusele, mai ai ceva prin bucătărie, lasă mâncarea la bunică ta, uite că e bunică ta aici. Dar Rusele, ia să vedem, rămâna, ce face? S-am venit înapoi să ne luăm toate lucrurile, dar Rusele, bă... Ce? Lasă-mă în pace! De ce o ignor, mă, pe bunică ta, dar Rusele, e bunică ta? Păi da, dar să le, uite că îți face un bine, că tu, ce, tu vrei să stai numai cu ea în casă după dacă ai cu aici? Da, că... unii dacă vrei să te ierti, fă-mi 1000 de burgeri, ok? Poate îți face cadou, ia să vedem. Bună ziua, copii, v-ați găsit casă nouă? Da, ne-am găsit, chiar n-am găsit, este în apropiere, dar aici este prin partea aia pe undeva, este foarte aproape și dar să le lasă burgeria, că altfel nu-ți mai face nimeni burger, că mănânci ca obsedat în continuu și nu o să-ți mai dea absolut nimeni burger, pe bune. Ce faci acolo? Ce vrei să faci? Vrei să ai... Ce faci, bă? Bă, strici burgerii, măi, bă, sau ce? Ți-ai foc, mă. Bă, dar Rusele, bă, dar lasă-mă burgeria, dă-te jos de pe scaunul, bunică, te uite că s-a uită urât pe tine, dar Rusele, scuzați-mi, da, e cam nesimțit, dar Rusele, asta e. Mă bucur, luați-vă toate lucrurile. Luați-vă toate lucrurile și instalațiile, fiindcă o să vă pregătesc o surpriză. Când terminați, mamă, dar Rusele, ce surpriză ne pregătește, vă mulțumim, chiar bine, chiar vă așteptăm acolo, o să venim la dumneavoastră, chiar când o să terminăm toate lucrurile, când ne instalăm toate astea. Bă, dar Rusele, fii atent, la revedere. Bă, dar Rusele, unde ești? Dar Rusele, fii atent, uite, bă, că s-a făcut frumos afară, totul, bă, ce faci, mă, cu bicicleta? Te duci cu bicicleta acasă, dar vezi că e a mea aia. Bă, pe aia e a mea, nu era a mea asta verde? Nu, asta e galbenă. Are un noroc, dar Rusele, că ne-am găsit casa fix lângă diner restaurantului, dar cred că nu cred că e idee prea bună să fie aici casa lui, dar în fine. Ai ajuns, mă, dar Rusele? Aaaa, m-am speriat.
Da, hai că m-ai speriat dacă e. Bă, dar să așa de mult ți-a să vii? Păi da, pe-am fost la Daniel, mă. Doamne, bă, te lasă-mă. Câți burger să mai cumpăram, mă, că mă enervez. Deci fii atent, dar să le eu chiar mi-am făcut o schiță așa unde mi-aș pune toate lucrurile astea. Bă, dar să le vină mă după mine că eu vorbesc cu tine și nu mă auzi. Ce? Bă, de ce ăsta e? De ce e alb? Dar să le că parcă ce ai făcut? L-ai vopsit? L-ai vopsit? Ce ai făcut? Bă, de unde ai tu super putere, mă, Darusele, ești magician, bă, cumva, du-te, mă, de aici, hai să mergem, Darusele, că trebuie să mergem, neapărat, Darusele, să luăm toate lucrurile, trebuie să dăm comandă, Darusele, mergem cu, bă, dar, aruncă și tu gunoaiele astea, bă, Darusele, mă, și enervez cu gunoaiele astea ale tale. Eu nu mi-am făcut ăla, mă. Ce nu ți-ai făcut, mă? Eu nu am ăsta la mine. Ce ai, mă? Bă, pe nu, din ce nu mi-am pus nimic, dar să le n-avem mese. Unde vrei? Că n-avem mese. Adică tu, de fapt ai loc aici să spui masă, dar să le dar lasă-le, pune-le acum că mă desper. Mamă, ce mă disperă ăsta. Deci nu mi vine să cred așa ceva. Bă, dar ce tot facem ăla? Hai că mă duc după el, că nu se poate așa ceva. Eu nu înțeleg ce faci atâta. Ia să văd. Mamă, și-a pus televizorul aici. Ia să văd, mamă, ce și-a făcut, mă, ia și-a pus toate lucrurile astea aici. Bă, ce fac? Bă, ce fac? Hai, mă, dă-i login grab, bă, de dezamășează bomba. Hai, dă-i, Ioane. Mă, ce faci, mă? Ce faci, mă? Bă, Darusele, bă, Darusele, iar, doamne, tu ai pus toate astea și te-ai pus să te joci instant? De ce te-ai pus să te joci instant? Că trebuie să mergem, Darusele, să cumpărăm toate chestiile alea. Cum vrei să facem toate lucrurile astea pe aici? Că uite cât avem de lucru pe aici. Păi, credeam că te duci fără mine și n-am. Păi, bă, ți-am zis că te aștept o jumătate de oră, eram în mașină, am stat, am înghețat, pardon, am înghețat, am, nu mai pot de cald, Darusele, ce faci atâta cu Ion? Bă, cu Ion. Bă, Ioane, bă, lasă-l, mă, Ioane, că ăsta trebuie să plece de aici, bă. Doamne, Darusele, bă, Darusele, trebuie să ne punem toate lucrurile. Tu crezi că s-a instalat toate lucrurile deja? Ți se pare? Uite, l-am pus, uite, am aici. Ce ai pus? Ce ai pus? Că n-ai pus? N-ai pus nimic. Bă, câtă pizza ai, mă, aici, bă, dar, bă. Acum am dat pizza, n-ai văzut? Ai comandat, păi, dar, bă, Darusele, tu gata, nu-ți mai plac burgeri? Bă, da, mă, dar n-a. Vrei să ai și tu ceva mai nou, că n-ai mai mâncat pizza de mult, am înțeles, da. Nu mai am un stoc burgeri, că am mâncat eu pe toți. Păi dacă îi bănși pe toți, Darusele, normal că nu mai găsești burgeri, bă, dacă îi furi pe toți și să strică toți aici la tine, că iei pe toți așa dintr-o dată, Darusele, nu știu ce faci, Darusele, dar ce, bă, ți se pare că ți-ai pus totul, adică tu crezi că doar aici de baie, ce mai zici, Darusele, de baie ce mai zici, n-ai nevoie și de baie? Păi nu mă curte, eu am pus la magazin, mi-l schimb înapoi, fac iar pipi, fac caca. Tu faci, tu faci în pamper, mă, da, am înțeles, Darusele, păi și n-ai nevoie de baie, unde te speli tu? Bă, Darusele, stai puțin, te-ai mai spălat măcar de vreo săptămână așa, de vreo lună, de vreun an, măcar te-ai mai spălat? Nu. Doamne, pleacă, mă, de aici. Hai, mă, bă, Darusele, vino repede că te. Tu cum să te speli, mă, bunica ta, bă, Darusele, hai, mă, că iar a început și ploaia. Bă, ești. Bă, mă, gata. Bă, doamne, nu te speli în ploaie. Vino mașina, să mergem să comandăm toate lucrurile alea, Darusele, că e undeva pe aici. Hai, Darusele, hai, bă, că plec, Darusele. Așa. Ma, dar pe unde mai era? Parcă trebuie să mergem prin oraș, prin partea asta. Mamă, Darusele, uite că e ploaie pe aici, din plouă rău, tot Darusele și alunecă și mașina din vina ta, dacă tot stau o groază de timp după tine. Ce mai vrei? Fac curbe, mă. Bă, Darusele, ce faci, mă, te pui? Bă, Darusele, lasă. Bă, ești nesimțită, dai. Bă, Darusele, vrei să facem accident pe aici? Ce te pui tu la volan repede, mă, dai afară de mașină. Ți se pare că e mașina ta asta? Da, e a mea. Păi da, mă, e a ta, că ți-am luat-o eu. Fii atent, Darusele, trebuie să mergem în partea asta ca aici. Ce? Iar am mers pe scurtătură, era să-mi stiți mașina și să. Ce scurtătură am mers, mă, că pe aici e drumul, ce scurtătură ai? Mai mers tu cumva pe aici, că nu te înțeleg. Uite, gata, că am ajuns, gata, că mă faci de râs, Darusele, că am ajuns aici, hai să vedem, trebuie să dăm comandă aici la oamenii ăștia să ne dea comandă, Darusele, că nu se mai poate. Vino pe aici, vino aici. Doamne, Darusele, dacă asta ți se pare urât, ce să zic, gata. Nimic, hai să vedem ce avem aici. Oh, ia uite, Darusele, avem aici de baie. Bună ziua, mamă. Bă, Darusele, te faci de râs aici, tu nu știi. Uite aici, astea sunt lucrurile de baie, bă, dă-te, bă, jos afară, că, bă, Darusele, n-ai voie să stai în ăla. Deci, fii atent, Darusele, ce ți-ai dorit, care ți-ai dorit eu tu, așa, dintre toate astea de aici, ce ți-ai dorit tu să ai? Piscină, bă, Rafaele! Bă, nu e nicio piscină, bă, lasă, bă, nu mai da drumul la apă, bă, asta nu e piscină, e, bă, e de baie, aici nu sunt piscine, Darusele, e de baie. Bă, Rafaele! Ce vrei, mă? Mamă, ce-am găsit aici? Da, Darusele, ești cocalar, tu ți-ai astea, bă, dă-te, mă, jos, bă, dă-te jos, mă! O să luăm de astea clasice, stai puțin, până să fiți atenți, de fapt amândoi, că cu amândoi vreau să vorbesc, vreau să dau comandă, să dăm de fapt comandă, că avem două băi, pentru două băi trebuie să luăm, stai puțin, bă, Darusele, vino aici ca să vadă, vino aici, lasă astea de pe aici, vino, hai că lasă, că gata, mă scuzați, nu, că nu mai am treabă cu ăla, ce facem ăla acolo? Da, ok. Bă, ce faci? Bă, ce cumperi, mă? Ce cumperi, mă? Am cumpărat două frigidere. Doamne, ce facem cu două frigidere? Că avem nevoie doar de unul. La tine în cameră și la mine în cameră. Bă, bucătăria unde mai e, Darusele? A, bucătăria. Mă, bă, Darusele, zici că ești NPC. Vino că te comporți prea ciudat. Vino încoace la mine. Vino încoace. Doamne, taci, mă, o dată. Fiți atent, mamă, bă, da, mă enervează rău de tot. Da, e un copil mai năzdrăvan azi și voi, deci da, nu. Deci vrem să dăm aici comandă, vrem să luăm din partea asta de la dumneavoastră. Să dați acolo să ajungem.
ajungă comanda direct acasă. O vrem, dar aici să luăm toate chestiile care, de care avem nevoie într-o baie, chiuvetă, toaletă, știți ce avem nevoie, la fel și aici, toate chestiile. Și vă mulțumesc, bă, Darusule, bă, unde ești, mă? Ce? Nu mai comanda, bă, ce cumperi, bă, ce cumperi, bă, Darusule, că dă-mi comandă. Bă, am spart ăsta, Darusule, bă, oameni, Darusule, bă, Darusule. Darusule, dă-mi comandă, ne vine acasă, nu trebuie să cumperi nimic. Scuzați, dă-le înapoi, Darusule, dă-le înapoi. Dă-le înapoi, dă-le înapoi. Dă-le înapoi, așa. Bă, și dă bani înapoi, așa, Darusule, deci trebuie să vorbim și cu oamenii. Bă, Darusule, stai cu mine. Bă, dar poți să te duci și mașină dacă nu stai cu minte? Ok, să-ți le pun înapoi, așa. Hai, pune-le înapoi, bă, ce... Bă, ce bă, bă, ce fac? Doamne, Darusule, doamne, lăsați-mi, bă, Darusule, bă, Darusule, strici totul de aici. Nu, bă, Darusule, du-te acasă și joacă-te cu Ioan, că deja nu se mai poate. Du-te pe jos acasă. Lasă-mă să miros florile. Bine, miroase florile aia de aici. Ok, pa, pa. Bună ziua, vrem să... Vreau... Stai, fur mașina. Ce fac? Mă, ce facem ăla? Bă, ce faci, mă? Darusule? 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 Doamne, ce nervant e ăla. Deci am plecat și cu mașina. Hai, lasă că văd eu cu ce plec de aici. Da, bună ziua, fiți atenți. Vreau să cumpăr și eu de aici. Vreau să cumpăr toate ustensilele de care am nevoie, tot ce am nevoie, toate aparatele astea de care am nevoie, electrocasnicile astea în bucătărie, pentru că ne-am făcut o casă nouă și n-avem absolut nimic. Și la dumneavoastră vrem la fel, frigidere, toate chestii, tot ce avem nevoie. Vreau să iau de la dumneavoastră, am vorbit și cu cei de acolo, să vorbesc din fiecare parte pentru toate chestiile despre de care avem nevoie în casă, să dăm comandă să ne vină direct acasă. Vă mulțumesc. Așa, pe aici flori. Da, cred că și niște flori ar trebui, dar momentan nu. Ce mai e pe aici? Mamă, dă-se de piscină, dar noi nu avem piscină, mă. Oh, de grătar. Bună ziua, bună ziua. Deci vrem și noi aici un grătar, de fapt vrem grătarul ăsta și ăsta cred că îl vreau. Și mai vrem și ăsta în casă, să dați acolo la comandă. Vorbesc cu domnii din partea cealaltă, că am vorbit cu ei și da, vin direct acolo. Mamă, uite și pe aici felinare, mamă, cred că avem nevoie și de astea. Da, deci avem nevoie de foarte multe chestii și trebuie să ne vină acasă toate comenzile astea. Dar unde fi plecat, mă, la bă? Sper că s-a întors, să le ia, stai să văd. Trebuie să merg pe jos până acasă, că nu se mai poate așa ceva. Hai că în sfârșit am ajuns și eu acasă. Bă, dar e nervant rău ăsta. Uite, plouă rău de tot pe aici și sper că a ajuns măcar acasă cu toate astea. Sper că n-a plecat nicăi. Doamne. Bă, ce facem, mă? Ăsta, uite unde am băgat mașina, nu că trebuie să o dau eu înapoi, doamne. Băi, e terminat, bă, copilul ăsta. Eu nu înțeleg ce are, dar să iasă că mă duc acum repede peste. Bă, Darusule, Darusule. Bă, Darusule, de ce prank a făcut la un fraier, bă, la prietenul meu, bă. Deci, lumea mea se comandă. Bă! Ce-ai făcut? Bă, ce faci? Ce mi-ai făcut? Mi-ai făcut prank? Bă, lasă-mă pe Ion că... Bă, Darusule, îți confisc calculatorul și te las fără el. Te las fără el. Ți-l iau. Darusule, bă, Darusule, Darusule. Nu, stai puțin. Pentru ce? Că ai furat o mașină, ai fugit cu mașina și mi-ai lăsat pe jos de aia. Și fii atent, Darusule, ai văzut cum ai parcat-o? Ai văzut cum ai parcat-o? Cât de urât ai parcat-o? Ce frumos am parcat-o de... Bă, nu, că am tras eu înapoi, n-ai parcat-o. Bă, lasă-mă jos, că plouă. Bă, Darusule, după ce că m-ai pus să vin pe jos până acasă, pe ploaia asta, ai parcat-o și aici, nu ăsta, Darusule. Bă, Darusule, tu-ți bagi joc de mașină, mă? Nu mai era fel de casă, mă, ieși, uite, îți dau 2 burgeri. Dă-i, bă, lasă-mă cu burgerii tăi, că-i bag acum la gunoi, că n-am nevoie de burgeri. Am băgat la gunoi, Darusule, că ești nesimțit. Bă, Darusule, trebuie să vin acum, fii atent când... Hai, Oane, dă-i, 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 Oane, dă
Uite, albine, yay! Bă, dar să le, bă, lasă, bă, albinele, bă, de ce mi-ai, bă, dar... dar să le, vezi că ai adus un stup aici și tot pe tine te ia, dar să le, bă, dar stai puțin, pe și ce cadou am primit, bă, vine asta după tine. Bă, dar scuz, bă, arcul ăla, bă, dar să le, bă, dar... Încă am arcul de la parcul de distrație, când mi-ai zis, dar încă n-am. Bă, dar să le, doamne, arcul ăla trebuia să-l lași acolo, dar să le, că ne pună ăștia, dar să le, dacă vine ăștia și ne bagă la închisoare din vina ta, dar să le, ai simțit? Bă, ce te unde-i, mă, și ai la subătă, dar să-i dai puțin, unde e cadou, ce cadou am primit, că eu, și că v-am spus că o să vă fac surpriză după ce vei instalați la casă, oare o fi la bunica ta acasă sau ne-a pus pe undeva pe aici? E mașină, ia, e mașină, bă, nu e mașină, bă, cum să fie, bă, mașină, că mașina a fost încuiată, n-avea cum, ia, ce e pe aici, bă, cum să fie, mă, gunoi, dai signi, dar să le, ia, o fi în magazie pe aici, ia să-i din, dar să le, mergem prin magazie, ia, bă, nu e nimic pe aici, prin magazie, sincer, de apă, unde, bă, dar să le, bă, dar nu e nimic, bă. Ce asta? Oh, altu, ce? Ia. Oi, oh, tocarte, mă, dar ce mystery box e asta? Se pare că ați găsit și acest mystery box. Trebuie să rezolvați un puzzle ca să prindeți cadourile. Duceți-vă la dealership unde acolo unde te putem. Ce? Dar să le, că să mergem la dealership de unde putem lua mașini, dar să le, cum adică? Ah, bă, lasă-mă burgeria, bă, dar să le, mă enervez. Bă, dar de ce s-aude, dar să le așa? Adică mi se pare foarte ciudat, dar să le, nu înțeleg de ce s-aude așa, dar în fine, s-aude cam urât, sincer. Nu știu ce a pățit la vocea aia. Poate, bă, dar să le, hai, urcă, hai să urcăm, hai să mergem cu mașina. Darusele, urcă că trebuie să mergi la dealership, Darusele. Și mă, Darusele, ne-a făcut surpriză o mașină, bunică ta, sau cine a făcut surpriză? Eu nu înțeleg, Darusele. Mamă, deci ne-a făcut mașină. Mamă, bă, Darusele, pe unde merg, bă? Ce e cu mașina asta ta stricată, mă? Da, ne-a făcut bunică ta surpriză, că mașina ta asta e stricată, Darusele, trebuie să ne cumpere altă mașină, Darusele. Ce mă, cum s-a stricat eu? Că tu ai uitat cine a băgat-o ieri în tomberon? Cine a parcat-o în tomberon? Tu ai parcat-o în tomberon? E, nu tu, dar înțele. Ia, că aici e dealership. Ia, dar înțele, ia să vezi. Ce e aici, ia? Bă, da, bă, dar să le stai, mă, cu minte, bă, lasă-mă burgeria, nu, bă, că eu să strică burgeria în mână. Ia, tași puțin, dar să le, tași puțin, că vreau să vorbesc cu domnul aici. Bună ziua, vreau... Bă, dă-te la o parte, bă! Bă, dar să le, dă-te, mă, la o parte. Scuzați, zic, e copilul mai netremnic și așa, da. Bună ziua, sunteți Rafael G, cumva? Da, eu sunt, de ce... Bă, dar să le, ce se întâmplă? Bă, vorbea cu mine, nu cu tine, Darusele. Da, sunt Rafael, bă, Darusele, vină încoace, bă, stai cu minte, bă, nu te duce nicăieri, stai. Aici stai, da, nu, pune-te pe scaun aici, Darusele, pune-te pe scaun, stai acolo pe scaun. Pune-te acolo pe scaun, bă, în partea asta. Ce faci, mă, bă, da, hai, mă, că mă, da, nu, aveți o surpriză din partea bunicii lui Darusele 2012, este afară, alba, partea stângă. Bă, Darusele, bă, Darusele, lasă-mă aia. Bă, auzi că avem o surpriză, Darusele, am surpriză, auzi că am surpriză afară, ia. Ce surpriză, ce? Bă, e mașină. Darusele, la mașină. Ce urât. Bă, dar să le pleacă, mă, de aici, după ce ți-am cumpărat mașina aia, că poate vrei să ți-o confisc, e tot pe numele meu, că râs de... Bă, dar stai puțin, dar să le, tu n-ai primit nicio surpriză. Deci de mașina aia că e urâtă și tu n-ai primit nicio surpriză, dar să le... Te-ai supărat, mă, bunica ta, bă, dar înțele, hai să mergem acasă, mă, omne, la mașină, dar înțele, du-te cu aia ta, dar înțele, că nu o să mă prind, fii atent, că ai mașină, da, tot eu sunt mai rapid, dar înțele, că e slab, da, așa e, sunt, ia, uite, bă, unde-ai dus, bă, ăla e nebun, mă, dar înțele, n-ai ce să-i fai, mă, dar înțele, te-ai blocat, bă, doamne, bă, dar înțele, strigi mașina aia și zici că eu ți-o strig, gata, bă, dar înțele, am ajuns acasă, bă, dar arată prea genial, dar înțele, uite, că avem amândoi acum două mașini, bă, ce fa, bă, dar înțele, bă, dar înțele, iar ești magician, bă, dar înțele, de unde-i, mă, tu magiile astea? Bă, lasă-l la loc, bă, Darusele, nu mai schimba culoarea, bă, e nesimțit, mă, Darusele. Nu-mi place, Darusele, lasă-l la loc, Darusele. Așa, mă, Darusele, în sfârșit, gata, ai făcut-o, mă, dar arată bine rodul tu să avem astea amândouă. Bă, ia stai puțin. Bă, Darusele, iar ai parcat-o în tomberon, mă, bă, ți-am zis, mă, să nu parc... Aha, acum a râs, da, Darusele, să vedem ce râdem când rămâi fără mașină și ți-o confi și rămâne a mea și te plimbi cu bicicleta, Darusele. Uite că ai două biciclete, astea sunt pentru tine. Două biciclete pentru tine, două mașini pentru mine, așa o să fie de acum încolo. Bă, Darusele, lasă că ți-o pun eu, că ești prea... Bă, Darusele, bă, lasă, Darusele, nu știi să parchezi o mașină, dă-l-o, bă. Hai că am parcat-o, eu am parcat-o direct pe tomberon. În fine, bă, Darusele, lasă-mă burgeria, bă, nu mai dau cu arcul, bă, de ce dai, mă, cu arcul în astea mele, Darusele, ne simțit, hai să mergem, bă, uite că a rămas mystery box aici, hai să mergem, bă, Darusele, da, tu n-ai primit, Rafa. Ce? Deci tu zici că eu nu m-am făcut cu nimic, ha? Ce, da, nu te-ai făcut cu nimic. A, uite, bă, ăsta rămâne meu atunci. Bine, da, rămâne al tău dacă poți să-l spari, Darusele, că nu poți, Darusele, n-ai cum să-l iei în mână, că ești prea, Darusele, tu n-ai greutate, bă, Darusele, n-ai forță, n-ai nimic, Darusele, ești copil, te duci la sală, bine, bă, Darusele, nu știu, bă, dar tu n-ai primit nimic, bă, Darusele, tu n-ai primit nimic, bă, Darusele, nimic n-ai primit, chiar așa? Lasă-mă, m-am
supărat și mie nu trebuie, mă, mie nu trebuie porcării. Nu-ți trebuie, nu-ți trebuie porcării, cum adică porcării, mă, bă, păi da, da, ce să zici tu când primești o mașină? Până să mă burgerul ăla, mă, du-te de aici, bă, dar răsele, bă, dar... Eu mă duc la baie. Te duci la baie, bă, ce faci, mă, la baie, bă, dar răsele, bă, dar răsele, tu te... Parcă nu te duceai la baie. Ce, 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 ce? Uite, ia, Mr. Box, iar. Bă, 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 tu, bă, amă, dar o să le, bă, bă, chiar așa te-am făcut cadou ăsta, mă, burger, amă, bă. Ia, ce scrie aici? Ce, Darusel, credeai că nu ai primit nimic? Uite, Darusele, ți-a scris, ți-a scris și mesaj, uite, uite, uite. Bă, Darusele, cât ai primit? Da, ia că-i furio, bă, toți acum, ai furio repede, bă, toți acum, ia-o repede, bă, toți aici, bă. Bă, Darusele, de unde ai primit, mă, atâția burger, bă, Darusele, că eu nu înțeleg, de unde ai primit burger, Darusele, de unde ai primit tu burgeri? Bunica, na, bă, dar să le da, fii atent că știi că ăștia o să fie ultimii burger de la bunica ta și nu o să mai facă niciodată, nu? Că nu mai stai pe în cameră. Bă, lasă-o. Bă, ce noroc ai, bă, dar să le. Bă, dar uite că am primit amândoi, bă, dar să tu credeai că nu primești nimic, mă, și tu chiar așa făceai. Erai rău cu mine că am primit, eu erai gelos pe mine. Aha, înțeleg, dar de ești gelos pe prietenul tău practic, nu? Ești gelos, da, ești gelos pe mine, dar să le am înțeles. Mamă, dar să le, bă, dar să le, da, ce faci cu ăștia? Bă, ți-ai luat deja pe toți, mă, du-te de aici. Hai că te ajut. Te ajut, gata, te ajut. Vrei să-i pui aici în frigider? Bă, dar să-i dai de ce? Ce ți-ai făcut? Pe unde mai am loc în frigider? Că uite-te câte chestii ai aici, bă, dar să-i... Doamne, uite, bă, ce mai... Ia cheie, ai cheie, bă, de unde, bă, Darusel, bă, Darusel, Darusel, în primul rând, stai puțin, Darusel, în primul rând, vreau să-mi răspunzi la ceva, Darusel, uite-te puțin la mine, de unde ai cătușele astea? Bă, mai știi când am fost la mare atunci, la noi, așa? Aici, pe plajă, așa? Păi, bă, ai găsit acolo? Am săpat-o leacă și le-am găsit pe ăstea, mă, le-am găsit pe ăstea. Și cu inelul ăsta de logodnă de diamant, ce caută, Darusel, ce cu inelul ăsta, cui vrei să-i dai, ai gagică cumva? Ai gagică cumva, Darusel, ai gagică cumva? Ai gagică cumva? Cum o cheamă pe gagică ta, Darusel? Nu, n-am gagică! Cum o cheamă pe gagică ta, Darusel? Ia spune-ne și nouă. Spune și mie. Spune și mie, Darusel. Amă, da, gata, ia că ține. Da, gagica ta e burgerul, băi, cine ar sta cu tine, Darusele, chiar și așa ai dreptate, cine ar sta cu tine? Ți le-am pus înapoi, Darusele, și acum am putut, Darusele, bă, da, mai avem vreo surpriză, bă, Darusele, hai să căutăm, hai să căutăm. Bună, de... Fane, eu am o surpriză pentru tine. Ce surpriză ai pentru mine, ia? Hai că vin. Vin, ce surpriză ai pentru mine? Ia, ce mi-ai pregătit? Ce surpriză ai, mă, Darusele, ia? Bă, ce faci? Uite, ce faci? Uite, ți-ți dau burgerii care au mai rămas. Ma! Darusele, ăștia sunt burgeri stricați, nu-i așa? Tu mi-ai burgeri stricați, nu? Bă, Darusele, pa, mă, pleacă de aici cu burgerii tăi, bă, Darusele, că mă și enervez cu burgerii ăștia, ești stricați, bă, Darusele. Bă, da, fii atent, Darusele, hai să ne uităm și noi, fii atent, Darusele. Ce ar mai trebui să mai avem noi nevoie prin casa asta? Să ne mai uităm, că cine știe că poate mai avem vreo surpriză. Bă, ce burger, bă, tu te-ai săturat, uite de cât ți-ai. Bă, Darusele, toate frigiderele astea din casă sunt pline de burgeri. Ce? Da, exact. Ți-ai pus și pe aici, Darusele, totul e plin de burger la tine aici. Bă, Darusele, ia-te puțin. Bă, Darusele, și pizza, și ciocolată, turnul ăsta de ciocolată, câte mai, bă, Darusele, ia aici ce mai, nu spune că, bă, Darusele, tu ai burgerul ăsta de, doamne, Darusele, ăsta e de, n-ai apă, n-ai suc, n-ai nimic, în ăsta tu spui tot burger, nu? Tu spui tot burger, nu? Am înțeles, ce apă, e bubble, e la bă, ce apă. Bă, Darusele, Darusel, ai chitară, Darusel, ia cântă-ne mă și nouă, că știi, ești cântăreț, ia să te văd, ia cântăre. Ia, taci. Ia. Darusel e cel mai bun, Rafaele, bă, la chitară, bă, nu cu vocea, la chitară, bă. Ia, să aud. Bă, ce aud, mă, Darusele, că ți-aud buzuiturile astea de afară, de ce ai pus, mă? Bă, de ce mi-ai pus, mă, albine în curte, bă, Darusele, vrei să noi suntem de ăștia de fac stup, cine suntem? Suntem apicultori, ce suntem noi? Ce? Bă, nu, Daniel, nu, Daniel, că iar te omoară, Darusele. Ia atinge-o, la fie atinge, bă, nu-i aici, înăuntru, nu-i ăsta. Atinge pe asta, uite. Hai, cu ating, bă, du-te, mă, de aici, că l-ating pe ăsta, bă, Darusele, și se activează și vine după mine. Și maxim ce poate să-mi facă Darusele e să moară el singur, că e foarte slab, Darusele. Bă, Darusele, ia găsește-o, Darusele, nu mă găsești, ia că mă ascundă, Darusele. Bă, da, chiar ar trebui să facem fața ascunselea, chiar trebuie să fac fața ascunselea cu Darusele aici. Bă, ce am dat, mă, imăut, am dat imăut aici, ce stau cu mâinile astea așa? Ce faci, bă? Ce faci, bă? Ce sunt chestiile? Hai că mai găsim, bă, Darusele. Bă, dar stai puțin, bă, Darusele. Bă, Darusele, chiar ar merge să facem. Vrei să facem fața ascunsele aici la noi în casa asta nouă? Cred că chiar ar merge. Ia ce am aici. Bă, nu fura, bă, nu fura, bă, mâncarea. Bă, Darusele, nu te satur cu atâția burger, bă, și mai fură și de mâncarea mea. Pe ce, mă, Darusele, tu mai mănânci altceva în afară de burger, că mă și nervez. Darusele, dar tu ai văzut cum i-am făcut baia? Tu ai văzut cum i-am făcut baia? Ia uite. Ia bagă capul puțin în WC. Bagă capul, bă. Bă, ce faci, bă? Ia simți tu faci aici treburile cu mine de față. Bă, du-te, bă, de aici, Darusele, că mă și enervez așa ceva, Darusele, nu se mai poate, zice. Eu nu înțeleg, Darusele, ce? Doamne, Darusele, hai să intrăm pe aici să vedem. Poate chiar mai avem vreo surpriză de la bunica ta. Mamă, Darusele, trebuie să facem neapărat un grătar aici. Că uite, ăsta, bă, arată prea genial, Darusele. Uite, avem două grătare, unul mai mare și unul mai mic, Darusele, că suntem șmecheri. Avem aici și muștarul, ketchup, toate astea. Ce? Bagă micu, Ioane, bagă micu.
Ce, bă, ce, bă, ce, Ion, ce mic, bă, bă, ce mic, mă, bă, dar să le pleacă, mă, de aici. Bă, dar să le da, cred că ar trebui să facem și o plajă, bă, dar să le da, avem și noi ieșim zlâng pe aici. Ia să vedem. Bă, da, bă, bă, uite, bă, sunt fix două pentru noi, bă, dar să le, cred că, bă, dar să le trăim regiști aici, nu ți se pare că trăim cam regiști, așa, suntem șmecheri, dar să le noi, nu așa? Bine, astea sunt pentru mine, nu pentru tine, dar să le, tu ești un fraier. Bă, lasă-mă, dar să le, că, bă, ești simțit, păi mor aici, dar să le, mă bagi în apă să mă scald, ia-mă că te bat în apă, dar să le, că, și așa, tu ai nevoie să faci baie, tu ai nevoie să faci baie, dar să le, ia, intră-mă în apă, intră-n apă, așa, dar să le, că, ce trebuie să, ți-e frică de apă, ți-e frică de apă, nu, că nu s-ai mai făcut baie de 3 ani, dar să le, bă, unde-i, ce? Ce mă, da, că te prind, ce prind să le avisez, mă, dar să le, că te prind, ia. Te prind. Tu ești, vine după mine, tu ești. Ia stai, mă, bă, cu ce dau, mă? Bă, cu ce dau, mă? Păi, n-ai simțit? Bă, n-ai voie cu arcul, cu ce ai, da, bă, dar să le, bă, ai hack, bă, du-te, mă, de aici, mă, dar să le, că dau cu mașina peste tine acum, ia că vine acum cu mașina și dau cu mașina peste tine. Ia, vină, mă, aici, unde ești, mă? Unde ai plecat, mă? Ia să te văd. Unde ai plecat? Bă, lasă bicicletele la oameni, bă! Doar să le, bă, de unde știi, mă, să faci de-asta? Ia că dai peste tine, gata, am dat peste tine. Bă, lasă-mă în pace, dar să le, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Hai, pa, du-te, dar să le, acolo, că deja mă enervez, dar să le, deci da. Cam atât, dar să le, cred că, bă, chiar super tare, da, cred că o să-i furi eu acum, mă, o să-i fur niște burgeruri, dar să le, că nu e pe fază, cred că a plecat, dacă, mă, a plecat. Bă, ce facem ăsta, vine înapoi, lasă, bă, ia, 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 ce? Ce? Nimic. Mamă, de ce tare rău casa asta. Chiar am ales o casă foarte bine. Uitați ce priveliște frumos avem aici. Totul foarte minunat, cum stau aici frumos la televizorul acesta. Mă joc, fac ce vreau eu, mă uit peste tot. Adică e prea frumos, ai și peisajul ăsta în spate, să ies tot orașul. Dar hai să mergi ăla, dar eu știu că totuși am stat cam mult la televizor în dimineața asta. Chiar m-am pus așa direct la televizor și chiar nu știu ce o fac, ce ăsta este, să mă uit pe aici. Ia. Bă, ăla nu e la calculator, mă, mie nu-mi vine să cred așa ceva. Unde e, mă, ăsta, ia? Doarme. Bă, ce facem ăsta? Doarme, mă. Ia, mă, doarme. Darusel? Bă, Darusel! Darusel, ce faci, mă? Bă, vorbește, mă, bă, ești nesimțit, vorbește, că de-aia ți-a dat Dumnezeu voce. Ce, mă? Ce la calculator, mă? Ce vrei, mă? Bă, vorbește, mă, uite-te la mine. Bă, de ce nu vorbești? Bă, uite la mine. Nu, lasă calculatorul în pace, de ce nu vorbești? Bă, ce... Bă, ce are, bă, Darusele, tu ai chef de mișto, urmă, ăla, bă, Darusele, tu ai chef de mișto, urmă, hai, pune-te, ia, ce frim, mă, ce vrei să-mi arăți la calculator, vorbește, că de-aia ai gură, vorbește, ca să înțeleg și eu, ce vrei să-mi arăți la calculator, ia, ce vrei? Ce, mă, bă, Darusele, ce are, mă, asta, băie, Darusele, bă, faci mișto de mine, pune-te la calculator, vorbe, arată-mi, ce vrei, ce faci, mă? Ce mi-a răs, mă, bă, ce dai, mă, bă, Darusele, bă, Darusele, da, ți-a dat Dumnezeu voce ca să vorbești, de ce nu vorbești, fai, bă, tu faci, bă, tu faci mișto de mine? Ce faci, bă, lasă-mă mâncare, bă, ai dat drumul ăsta, bă, ce fac, bă, ai nebunit, bă, ce are, mă, ăsta nebunit, ia, da, bravo, Darusele, abia te-ai trezit și bași direct ciocolată, bravo, mă, Darusele, nu știu unde am mai văzut așa ceva, că n-am mai văzut în viața mea să trezești să bași direct ciocolată, ce? Bă, tu ai mâncare în gură de mănânci așa? Bă, ce ai, mă? Bă, ce, arată-mă, ce vrei să-mi arăți? Arată-mă la calculator dacă tu nu vrei să vorbești cu mine. Ce vrei să-mi arăți, ia? Că mă, și enervez, bă. Băi, ești enervant rău de tu, copilul ăsta. Adică, bă, Darusele, ce ești așa de enervant? Ce ai? Mă, ce faci, mă? Lasă-mă, burgeria, ce cauți? Bă, Darusele, vorbește cu mine, te rog, Darusele. Arată-mi aici la calculator ce vrei să-mi arăți sau de ce tu dai în calculatorul ăsta? Ce? Înghețată? Ce de la înghețată? Ce? Ah! Stai bă, zic, ai zis tu parcă ieri ai zis că ai răgușit de la înghețată. Și acum ai rămas fără voce cumva? Doamne, Darusele, cum adică ai rămas fără voce? Mie nu... Bă, n-ai cum să nu poți să vorbești. Adică poți să vorbești. Poți să vorbești așa cum am făcut eu acum. Adică de ce nu poți să vorbești? De ce nu vorbești? Bă, nu, tu faci mișto de mine. Pe bune, la mulțumim așa, faci mișto de mine? Nu faci? Păi și tu ce? Doamne, Darusele, bă, Darusele, bă, ești comic rău de tot, Darusele, ce vrei să-ți fac eu acum, Darusele, ce vrei să-ți fac eu acum? Ce, mă, hai afară, dar ce, unde, bă, Darusele, tu chiar nu, bă, zi pe bune, bă, lasă înghețata, bă, doamne, tu mănânci înghețată și tu ai zis, bă, Darusele, cum vrei să-ți revii dacă tu mănânci înghețată în continuu? Bă, ce faci, bă, Darusele, bă, ce faci, mă, mori? Doamne, Darusele, ești prunc. Bă, Darusele, vină cu mine, fii atent, Darusele. Ce? Bă, Darusele, urcă la mine în mașină. Fii atent, bă, Darusele, ce facem? Că nu. Bă, Darusele, ce putem să facem? Adică chiar nu mai poți să mai vorbești la modul cel mai serios, nu mai poți să mai vorbești. Nu mai poți, pe și ce facem, mă, Darusele, acum? Bă, ce faci? Mi-ai stricat mașina. Bă, ce mi-ai făcut la mașină? Ce ai pus la mașină? Mi-ai stricat mașina. Bă, Darusele, ce?
Ce burger, mă? Bă, iar mănânc, bă, iar mănânc burger. Bă, Darusele, nu, bă, nu, fii atent. Nu, stai puțin, Darusele, că deja mă enervezi. Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici, coboară jos. Bă, Darusele, spune și mie, tu chiar faci mișto sau chiar nu mai poți să mai vorbești? Nu faci. Și atunci ce mănânci în continuu? Nu mai mâncas. Bă, lasă bicicleta. Ce? Lasă, bă, lasă-mi bicicleta, că e a mea, lasă, ce, unde te duci, mă, bă. Bă, dar să le lasă-mă burgeria și spune, bă, tu chiar nu mai poți să mai vorbești la modul cel mai serios, chiar nu mai poți să mai vorbești? Păi și ce face în momentul ăsta, dar să le nu mai mânca înghețată, nu mai mânca nimic, dar să le trebuie să-ți revii. Bă, dar să le lasă-mă burgeria, că da, bă, dar să te mai și îndopi cu burger, chiar că nu mai poți să mai vorbești de mâncarea aia. Bă, dar să le, bă, ce mi-ai făcut, mă, la șină, bă, lasă așa, dar să le, bă, dar să le, nu mai râde, că, bă, dar să le, ce trebuie să facem acum, cred că trebuie să mergem la spital, nu? Mamă, bă, dar să le, stai cumva spital, că mi se pare că parcă așa părea, ia stai. O fie să spitalul de aici de lângă, ia stai să vedem. Bă, ce-mi dai, mă, ciocolata asta, mă, dar să le, că mă și nervezi, ce e aici? Nu, bă, e garaj, ce e aici? Bă, nu, vină cu aici. Ce masă de mine? Bă, nu intra acolo, dar să-l vin înapoi. Trebuie să intrăm, păi aici nu e intrare, dar să-l, ce ne omoară oamenii ăștia, ne bagă la pușcărie, dar să-l, ia, ce e aici? Ce-ai, mă? Bă, ce? Ce? Bă, nu te înțeleg, bă, nu înțeleg ce mă răpești aici. Hai să intrăm aici. Bă, uite că e spital, bă, chiar e spital aici. E spital. Bună ziua, bună. Stai puțin să vorbesc. Scuzați, că e cam nebunat, e care e o problemă, nu știu ce s-a întâmplat cu. Dar să ia puțin loc. Ia loc puțin aici. Ia loc aici pe canapea. Așa a spus doamna. A spus doamna să ia loc pe canapea, dar să le. Bă, pe canapea nu poți. Da, lăsați, e mic, da. Vedeți că e copil mic, e bleg, e mai prostuț, el așa de fel și n-ai ce să faci. Dar să le stai jos. Bă, lasă, bă, ce fac, mă, împars burgerii acum, nu-ți mai plac burgerii. Gata. Doamne. Deci da, dar să le stai aici cu minte. Stai cu minte jos, că eu trebuie să vorbesc cu doamna, dar să nu. Pune-te înapoi, pe bune. Pune-te la modul cel mai serios, dar să le pune-te jos dacă vrei. Doamne, ce faci? Dar să le vrei să revii sau nu? Vrei să-ți revii, să-ți revină vocea la cap? Bine, pune-te jos, dar să le, ca să-ți revină vocea și gata. Bun. Bună ziua, avem o mare problemă, adică băiatul are o mare problemă. Eu sunt cu el, stăm în aceeași casă, suntem prieteni, dar nu știu ce s-a întâmplat, adică s-a trezit de dimineață și nu poate să vorbească. Nu știu dacă face mișto sau chiar nu poate, dar să el poți să vorbești și tu, te rog. Ce fai, mă, bă, cine s-a luat, bă? Da, vedeți că nu prea poate să vorbească, adică nu știu dacă face mișto, dar nu cred că face mișto, pentru că ieri mi-a spus că a mâncat înghețată și chiar răgușise, pentru că ieri era răgușit și ziceam, dar Rusele, ce ai pățit, că așa-l cheamă, dar Rusele, ce a pățit de așa de răgușit și a zis că a mâncat înghețată și azi de dimineață, ce să fac, la prima oră a mâncat ciocolată cu înghețată din nou, adică clasic, nu, eu nu înțeleg, puteți să-i face ceva, adică eu nu înțeleg ce se întâmplă, da, bă, mamă, stai că m-am pus aici, scuzați-mă, bă, ia-mă loc, dar Rusele, că nu mai din vina ta, bă, ia loc, stai puțin, bă, dar să tu parcă poți să vorbești sau ce, tu poți, dar să cum poți să râzi, bă, și nu poți să vorbești, nu, eu nu te înțeleg, stai jos, că mă enervez, gata. Bună ziua, ce problemă aveți? Păi, tocmai v-am spus că băiatul acesta, dar să poți stai cu minte ca să-i explică la doamnă frumos, poți stai cu minte, vin aici, te rog, stai foarte cu minte, nu mai fi nebunatic, dacă nu, o să-ți rămână vocea așa toată viața, așa a spus doamna, nu am spus eu, o să-ți rămână așa vocea toată viața, că nu mai poți să mai vorbești. Păi da, stai cu minte atunci dacă nu vrei. Deci da, după cum puteți vedea, el chiar nu poate să vorbească. Adică nu cred că face mișto, că dacă făcea mișto nu stătea atât de mult și nu ajungeam aici cu el, sincer. Dar nu știu care, bă, ce fa. Dar să stai cu minte, bă, a, puteți să lăsați așa, hai că plecăm, la revedere, lăsați-le așa să rămână frumos. Păi dar să le, poți să fii cu minte și tu ca să recăpătăm vocea, să vedem ce ai. Deci da, vedeți că nu mai are voce și da, nu știu, puteți să ne ajutați cu ceva, adică să se interneze aici la spital sau nu știu, un remediu, ceva, tratament aveți? Îmi pare rău să aud asta, să mă duc acum să vorbesc cu domnul doctor și o să revin imediat, luați un loc pe canapea. Bă, dar să ce faci, mă, bă, dar să deteci, dar să a zis să luăm loc pe canapea, stai jos. Bine, vă, ok, duceți-vă să vorbiți cu domnul doctor, noi o să luăm aici loc pe canapea, adică da, e cam greu cu asta. Cred că mai bine ieșim afară, totuși că e cam răutăcios băiatul ăsta, vedeți cine bunatic e, e copil mic, are 2 ani, adică da, dar să le vină afară repede, că să zice doamna, dar să le vină afară, că să uite doamna doctor pe tine. Bă, dar să le, dar tu chiar nu mai poți să mai vorbești, să faci mișto, zi pe bune, ca să știm că, bă, dar să le, păi după oamenii ăștia, ce o să zică despre noi, dar să le la spital, ce o să zică oamenii despre noi. Ce fac, mă? Ce? Bă, stai puțin. Eu am înțeles. Lasă-mă să-mi pun green screen-ul. Ce green screen, bă? Bă, dar să le, bă, nu ești, bă, la calculator. Bă, dar tu dă mai cu gândul la calculator ești. Ce? Ce, mă? Ce, mă, ce-i pe sus? Ce? Ce, bă? De ce râzi? Bă, dar să le, ți se pare? Nu, dar să tu faci mișto. Nu, hai că mă duc înapoi să zic la doamna. Doamna, că dar să că tu faci mișto. Păi, dar bă, nu, pe bune, la mă, ce mai serios. Tu faci mișto ca să nu punem oamenii ăștia, că după trebuie să plătim amendă și ne bagă și la închisoare. Dar să le zic, pe bune, că trebuie să mai vin alte persoane, sunt alte persoane la rând. Ai văzut că deja era un om acolo care aștepta și noi am plecat peste el. Ce? Ia, bă, tu unde, mă, să ia scriem. Fac greedy. Doamne, dar să le, ce greedy?
Doamne, bă, Darusele, bă, Darusele, hai să mergem că probabil a revenit. Hai să mergem că probabil a revenit, Darusele. Bă, Darusele, nu știu cum poți să fii așa de rău, tăcut. Da, ați revenit, puteți să ne spuneți și adică ce facem, unde mergem? Rămânem tot aici sau putem sau nu știu, spuneți-mi. Domnul doctor vă așteaptă, este în partea dreaptă, camera din față. Duceți-vă la ea și o să vă spunem mai multe detalii. Ok, mergem acum, Darusele. Bă, bă, ce faci, bă, iar mănânci burger? Nu, bă, în dreapta, Darusele, dreapta, nu stânga. Da, bă, Darusele, uite, cred că aici, stai puțin. Bă, Darusele, stai, ai vorbit cumva? Sau mi s-a părut mie? Ce? Bă, da, mă, nu, bă, Darusele, nu, nu, vino aici să nu ne audă domnul doctor. Vino aici. Hai să intrăm. Nu, Darusele, vino aici puțin. Vino la munci, ia ce aici. Nu, n-avem voie aici. Bă, Darusele, nu, vino. Spunem la modul cel mai serios. Tu faci mișto sau nu, că după le creăm probleme la oameni aici și nu e bine. Și o să-ți creezi și ție probleme mai mari de sănătate dacă ți se pun ce. Darusele, știi că, bă, uite-te puțin la mine. Știi că o să-ți creeze probleme mai mari de sănătate, Darusele, dacă tu faci asta pentru că o să te operezi, o să facă ceva, nu știu ce o să-ți facă, Darusele. Ia, ce scrie? Nu mă vreau să scap. Pe ce? Bine, mă, Darusele, deci, dar mi s-a părut că ai vorbit mai devreme sau ce? Bă, nu, hai să intrăm. Bă, Darusele, deci dacă faci mișto, Darusele, mă jur că nu mai vorbesc cu tine în viața mea, Darusele, da? Dacă faci mișto, eu nu mai vorbesc cu tine în viața. Hai să intrăm. Hai, gata. Ce? Bă, nu, eu cred că chiar face mișto, Darusele. Adică eu nu înțeleg. Bă, Darusele, hai, gata, hai să intrăm. Stai. Bună ziua. Noi suntem Darusele, lasă ursulețul. Bună ziua, noi suntem oamenii de v-a spus, adică el are o problemă, v-a spus și doamna doctoră, bănuiesc, da. Bună ziua, am înțeles că aveți o problemă serioasă. Tu, băiatul care ai problemă, ia un loc aici în pat și stai liniștit. Auzi, Darusele, da, el este. Bă, Darusele, ce faci, mai ai luat ursulețul în brațe? Da, e mai mic, da, lasă. E bine că aveați un ursuleț aici, că probabil dacă îl operează, dacă îi faceți ceva, măcar îl faceți aici, dacă îi faceți injecție ceva. E ocupat cu ursulețul ăla. Da, foarte bine. Da, și vreau să vă spun așa în felul următor că nu știu ce s-a întâmplat de dimineață, de când s-a trezit. El, copilul ăsta, Darusele, ridică capul puțin să te vadă. Așa, ridică-te așa. Stai jos, ca să stai, să iei un loc. S-a trezit de dimineață și nu putea să vorbească. Eu am zis că face mișto, dar nu știu, adică nu înțeleg, nu știu dacă face mișto, adică nu cred că face mișto, pentru că, hai să vă spun, ieri era foarte răgușit pentru că a mâncat înghețată, dar să vă spun ce a făcut și azi de dimineață. Azi de dimineață iar a mâncat înghețată, a mâncat ciocolată, a mâncat de toate când s-a trezit. Nici nu cred că a mâncat mâncare. Bă, ce, mă, Darusele, stai puțin. Ăsta e spital de nebun, că copilul ăsta e cam nebun, sau unde trebuie să mergem? Bă, dar stai jos, Darusele, gata, stai jos, să vedem ce poate să facă doctorul, Darusele, dacă vrei să-ți revii, gata, ho. Da, ne-am mai preocupat cu lucruri de genul și o să încercăm să-l facem bine printr-o injecție. Ah, e bine. Dar din păcate, cum adică din păcate? Darusele, uitați-vă la el. Uitați-vă la el că mănâncă înghițată. Bă, Darusele, vrei să-ți revii? N-ai auzit, bă? Cum? Stai jos. Măi, eu visez aici că nu înțeleg ce se întâmplă. Măi, eu visez aici. Darusele. Ce? Am ceva să zic. Ce, bă? Bă? A fost percuit fraier. Ce? Și doctorul știa. Ce? Toți ne-am prins. Ce? Cum adică m-ai percuit? Cum adică? Nu. Mă, ce prin mi-ai făcut? Bă, Darusele. Nu, stai puțin, revenim imediat. Darusele, vino aici. Darusele, vino după mine. Darusele, vino. Domnul doctor, lăsați-ne. Darusele, vino puțin. Bă, Darusele. Dar vino aici. Darusele, ți-am zis să nu faci prank. Darusele, ți-am zis să nu faci prank când dăm aici de belele, Darusele, acum oamenii. Da, ce? Rafael. Ce? Ai fost plănuit? Cum te-am prankuit? Ce? Cum adică am fost prankuit, mă? Uite, vino. Ce? Domn doctor, stai puțin. Domn doctor, e adevărat ce spune copilul? Adică v-am prankuit, m-ați prankuit toți? Da, te-am prankuit, Darusele. Ah, mă, du-te, mă, de aici. Hai, mă, că mă enervezi, mă, Darusele. Uite, mă. Bă, Darusele, vreau să-ți fac și eu un bine. Ah, mă, lasă-mă, că deja mă enervezi, bă, Darusele. Nu mai, că deja m-a supărat. Hai, du-te de aici, Darusele, că plec acasă. Nu mai plec, nu, mă, nu știu unde mă duc, plec. Lasă-mă în pace, Darusele. Lasă-mă în pace. Bă, ce mi-a făcut Darusele prankul ăla ieri? Dar zice el că nu mă aude, că nu știu ce, că îmi face prank, primul prank pe care l-a făcut și el. Ok, mi-a făcut prank, da? Dar eu deja de ieri am început să-i fac o mare farsă, să-i pregătesc o mare farsă pe care o voi aplica chiar astăzi, deoarece i-am făcut la el în cameră, trebuie să merg că acum să vedeți, i-am făcut un mic prank acolo, i-am făcut o cameră specială sub pământ acolo la el, sub podea, cum s-ar spune, și vreau să vă arăt imediat, dar să vedem ce face Darusele, că e cam greu să intru acolo, că i-am făcut intrarea direct de la el din cameră și nu știu cum o să intru pe acolo, dar hai să vedem. Și hai să mergem acum la el să vorbim și noi mai încerc să vedem ce face ăsta. Ia, hai că primul oară trebuie să mă... Ia, ce facem ăsta?
am ajuns acum cu burgerii mei. Mamă, stai că mă vede. Mamă, câți burgeri am mâncat, mamă, și mă doare burda. Hai că nu-mi pasă, mă duc și mă joc cu Ioan. Ce faci, mă, că ăla s-a pus deja la calculator. Doamne, doamne, le putem pe fărnai. Bagă, Ioane, doi. Doamne, nu, că plec de aici, că mă și enervează. Bă, dar ăsta deja, mă, bă, dar tare vorbește, mă, ăsta, bă, l-aud la 10 miliarde de metri. Deci, da, bă, eu nu știu, s-a trezit fix acum, păcat că, hai că e ok într-un fel, că nu doarme, dar nu știu cum o să intru. Cred că ca să intru, trebuie să intru undeva pe aici, prin partea aia, dar hai să luăm și noi. Vă mai aduceți voi aminte din ăla cu spionajul? Tot la fel o să fie, am făcut niște blocuri, am pregătit. Păi ce faci? Păi ce faci, mă, ăsta? Dar țipa și mamă, deja m-a inspirat, bă, ăsta s-aude prea tare, ia să-i, mă. Ce să sperim, bă, ăsta așa, doamne? Bun, revenim, că nu știu, bă, ăla s-aude prea tare, adică țipă în ultimul hal, trebuie să iau toate lucrurile, nu știu, nu, parcă aici le-am pus, da, fix aici le-am pus, dar eu să nu o să ajung aici și nu cred că le-ar fi văzut el de aici, dar o să iau toate chestiile astea de aici și o să vă arăt chiar acum cum o să fie totul acolo, dar prima oară, hai să vedem cum ajungem noi acolo la el ca să putem să facem toate prank-urile astea, să facem toate chestiile astea, de genul, chiar nu știu cum o să ajung la el și vreau să mă joc cu el pe calculator și să dea și el un pic așa rage, să mă joc cu hack, să dea rage ca să vină peste mine și să vadă că eu nu sunt în cameră sus la mine, dar să vedem dacă putem să intrăm, asta e toată treaba, nu știu, ia stai să închid ușa, sper să nu audă, ok, așa, ia stai, ce faci ăsta, mă, ia ce facem ăsta aici, tot să joacă? Băi, Ivane, mai, pe după, cred că l-am dus pe frate la bă, de aia am făcut la un prank, bă, ieri, bă, m-am prefăcut că nu puteam să vorbesc, bă, că am mâncat prea multă înghețată. Ia, că plec bă, aici. Bă, chiar și doctorul știa, toți cu toți am prank, bă, trebuie să-i vezi fața, că a plâns. Doamne, l-a zice că mi-a făcut farsa, dar lasă că-l prank, eu acum, uitați să vedeți aici, cam așa arată camera secretă, dar aici o să pun toate chestiile, că vedeți că am foarte multe chestii și cam așa arată locul. Vreau să-i fac aici, să-i pun setup fix aici cu partea cu el, unde e el aici. El e pe aici, undeva pe sus, uite, cred că-l văd așa, dar vedeți că pot să-l văd pe aici. Și aici în spate vreau să-i fac tot așa, o scară, ca să-i... Ce facem ăla? Stai, că mă duc să mai iau ceva, stai. Ce facem ăsta? Ce facem ăsta? Da. Ce facem ăsta? Ia pizza. Mă, ce facem? Ia să văd dacă l-am desipărat. Bă, mă, cine mi-a pus carteta? Ce facem ăsta aici? Am dat ce să pun. Ia. Mamă, ăsta deja a văzut, nu e bine, nu e bine că a văzut că nu mai e carpetă. Mamă, da, că n-am pus carpeta, cred că a văzut carpeta sau ce a văzut, mă, ia, ia unde? Ia aici. Ia că pune carpeta. Nu mai zici, mă, gata. Măcar am pizza mea, am burgerii mei, l-am pe Ioan. Ia uite, mai iau și ciocolată, mai iau înghețată. Ce facem ăsta? Bă, mamă, ce dar eu nu înțeleg ce face Darusele, adică nu înțeleg, bă, dar ce vrea să facă? Vrea să vină peste mine sau nu înțeleg ce a vrut să facă? Gata, pe Ioan, hai să ne jucăm. A, asta s-a pus deja să se joace, a luat. El nu mănâncă mâncare, adică, de fapt, mănâncă mâncare, dar mănâncă înghețată, mănâncă ciocolată, nu se trește, face orice, nu știu ce mănâncă. Ce facem ăsta? Bun, hai că e bine, încă nu și-a dat seama, adică nu și-a dat seama că i-am făcut eu chestia asta aici cu asta așa cu carpeta, cred că a pus carpeta la loc, da, nu mai pot să mai ori sus. Bă, m-a pus carpeta, trebuie să o spart din nou ca să pot să ori sus. Dar acum începe treaba cea mai interesantă în care eu o să-i pregătesc totul, o să asamblez toate astea pe aici, camera, tot ce e bine aici, uitați să punem fix așa, cred că așa o să facem în partea asta și în partea asta o să facem fix așa și cam așa o să arate cam totul aici, unde punem și noi scaunul și toate astea, facem aici foarte frumos, deja am pregătit masa și chiar sunt curios cum o să reacționeze, dar eu zic că vreau să intru cu el să mă joc și să vedem cum o să facă, că chiar sunt curios. Hai să punem și noi scaunul ăsta aici, ok, de ce verde scaunul ăsta, bun, punem și calculatura aici, mamă, bă, ce perfect a ieșit totul, așa verde, mamă, hai să vedem, deci arată cam așa setup-ul, trebuie să ne mai punem și noi niște boxe, de unde să pun, uite, pun o boxă fix aici și o boxă fix aici. Ok, trebuie să punem și consola, că avem o consolă, o punem și pasta aici. Mamă, e fix ca consola mea, dă mai sus, dă aia de Nintendo. Ok, ok. Poate așa cred că am pregătit totul aici, este foarte bine, arată totul foarte frumos. Ia să mă pun și aici la calculator să cum stă. Mamă, e genial că se potrivește totul așa. Uitați-vă cum se vede așa cu chestia asta pe aici. Vreau să văd ce mai face Darusel înainte să mă bag cu el, că vreau să-l sun pe Discord. Prima oară să vedem ce face, să-l sun aici, direct pe ăsta. Ce facem ăsta? Mamă, ce mă doare burta la cuis burger, am mâncat ăla că mă duc la baie. Ce facem ăsta? Poți să-l văd pe dar poți să-l văd aici. Ce apătare să-l ce faci la baie, what? Mamă, eu pot să-l văd aici. Ia, din partea asta îl văd mai bine, cred că, sau? Ia, stai să mă uit, ia. A, nu, pe asta, bă, da. Uitați-vă că pot să-l văd apătare să-l cum stă la baie. Mamă, nu vine să crede așa. Ia, ce facem, mă? Dar nu s-a pus, ce facem, mă, la, bă? Hai că-l doare burta, că ăsta nici nu e pe toaletă. Toaletă, unde? Ce facem, mă, la acolo, bă? Pe unde să... A, în fine, lasă. Deci, da, vedeți, ia, stai să urci aici sus, trebuie să-i spar carpeta asta, sper să nu vadă când vine înapoi aici, că dacă o vede e cam în jale, nu prea e bine, nu prea e bine. Mamă, dar nu mai pot să mai urc pe bune aici, dar nu știu ce să fac cu carpeta asta. Ce vorbește, mă, la acolo, bă? Bă, ce vorbește, mă, la... Ok, gata, hai că am spart și o carpeta asta, să pot să ieși pe aici lejer să voi. Uite, stau acum pe la Darusel prin cameră, văd că încă n-a venit, ce bine. Mă pun la calculator la el să mă joc, fac ce vreau eu, adică Darusel nici nu mai vine. Ia ce facem ăla, este să mă uit de aici de jos. De aici pot să-l văd, dacă mai e mult pe la baie sau ce faci? Bă, nu-l văd la baie, what? Parcă nu se vede așa. Sau ia, bă, aha, bă, parcă se vede ceva așa mișcându-se acolo, dar nu știu ce, bă. Ce facem ăla, mănâncă cumva acolo în baie? Doamne, bă, eu nu înțeleg ce face acolo, dar în fine. Hai să ne pregătim totul aici, o să intru deja să mă pun direct pe calculator. Nu-l mai aștept, pe la să vină, nu știu când să la baie, că stă 7 miliarde de ani. La baie, nu știu ce
face, dar mă pun acum la calculator să vă pregătesc să intru și eu pe Discord, să intru pe toate astea ca să mă joc și eu cu Darusel. Chiar sunt curios cum o să reacționeze Darusel când o să vadă că mă joc cu el cu toate astea, că chiar nu m-am jucat niciodată, să fiu sincer. Ai, de când am ajuns în casa asta, chiar nu m-am jucat cu el pe calculator absolut deloc. Și da, hai să vedem, să facem aici totul frumos, ne punem aici. Bă, dar ăla tot nu mai vine. Ce facem ăsta? Mamă, fix acum a venit. Uitați-vă la el. Ia, și trebuie să fac acum, trebuie să fac repede ceva, cum am zis, ca să văd direct de aici, ca să nu mă mai pun aici prin spate lejer. Ia, pun și eu ăsta fix așa. Și de aici dau drumul la ladder-ul ăsta și eu zic ok. Ia, mamă, îl văd perfect bine. Îi văd scaunul, dar e pun undeva pe aici. Cred că da, uite că mănâncă, Doamne. Bă, da, nu lasă ăsta bărgărește deloc. Bun, gata, am instalat totul aici și mă pun direct la calculator să sun acum pe Darusel pe Discord, înainte să văd ce mai face el. Ia, ce facem acolo? Stă pe scaun. Mamă, bă, ăsta tot îmi doare burta. Lasă. Doamne, ăsta mai mănâncă. Nu, că nu, e ciudat rău. E NPC, pe bune. Hai să sun acum pe Discord. Intră acum pe Discord și hai să-i dăm să răspundă. Cine mă sună, mă? Ia că răspund. Alo? Alo. Bă, ce faci, mă, Darusele? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce cu contul ăsta? Cum adică ce cu contul ăsta? Ce? N-ai nicio treabă, Darusele. Nu sunt pe contul meu de Discord, sunt pe alt cont. Da. Adică mi-am mai făcut eu un cont, Darusele. Nu, nicio treabă. Ce te interesează după tine? După ce cont sunt eu? De ce te interesează pe tine așa mult? De ce mi-ai sunat? Cum adică de ce te-am sunat? Te-am sunat să ne jucăm, Darusele. Darusele, vrei să ne jucăm, să facem aici, să ne jucăm? Deci fii atent, Darusele, vreau să te bat. Bă, Darusele, dar stai, tu când te-ai trezit? Când te-ai trezit tu, Darusele? Păi eu m-am dus acum o oră, bă, Rafael. Acum o oră și ce ai făcut? Ai intrat direct pe calculator, nu-i așa? Da, și m-am așa cu Ioan, m-am supărat pe el că e foarte nab și vreau să te bat pe tine. Deci dacă te bat, îmi dai 1000 de lei. Dacă eu te bat, da, clar. Hai, mă, deci fii atent. Dăm 1v1 pe Minecraft. Fii atent, PvP, Darusele, să zice te bat, că ești foarte slab, Darusele, deci o să te bat super mult și da, o să-l trăiesc pe Darusele acum, să-i zic ce o să-i fac, îl bat cu hack, îl bat cu toate astea. Hai, mă, bă, Darusele, m-auzi, mă? Da, te auzi, hai, ești gata, 3, 2, 1 și hai mă, ia, că ți-am dat, Darusele? Da, ce, de ce ai plecat, te-am făcut să plângi? De ce joci cu hack? Nu joc cu hack. Dar cum ai bătut? Păi, pe fratele, deci mi-am întors scaunul. Așa? După am dat cu piciorul și te-am omorât. Cum adică ți-ai întors scaunul, mi-ai dat cu piciorul și te-am omorât? Bă, Darusele, noi ne jucăm acum, ce vorbești acolo, Darusele? Tu nu vezi că caut scuze și da, mamă, că te-am deja. Ia stai puțin. Ia, ce facem, mă, are hack? Ia stai să mă uit așa puțin la el. Ce facem, mă, acolo? Ia, are hack? Nu, ăla tot mănâncă, nu. Bă, Darusele, nu știu ce faci tu. Bă, Darusele, parcă s-au deșa că mănânci. Ce? Bă, Darusele, câți burgeri ai mâncat tu azi? Ia să numărul 1 plus 50 plus 100. Doamne, gata, că nu mă mai interesează. Hai, runda a doua, hai. 3, 2, 1 și hai, mă, bă, nu fugi, mă, de mine, bă, nu fugi, mă, de mine, bă, stai cu mine. Bă, cât de slab ești, bă, cât de slab ești. E runda decisivă, ok? Da, hai, runda 3, fii atent, 3, 2, 1 și hai. Stai, stai, stai. Hai, 3, Gata. Bă, vin la tine în cameră, hai, bă, nu mai știu cu tine. De ce să vii la mine în cameră? Bă, unde ești, mă, bă, s-a plecat, mă, ia, ce facem ăsta? Bă, ce facem, mă, ia, stai, pot să urc? Da, a, uite, ia, mamă, dar închis ușa, mamă, sper că nu m-auzi, ia să urc repede acum la el. Ce facem ăsta, mă? Bă, Rafael, unde ești, bă, iar te ascunzi de mine, bă, Joshua, ești acum te ascunzi? Ce termina, poți să fii fraze, ia, unde, ți-ai închis și calculatorul? Ia că mă, ia, mă, să vine înapoi, mamă, deci nu vine să cred așa ceva. Stai că trebuie să urc și să vin și să intru repede aici. Ia, stai, că mamă, stai să nu mă vadă. Ia, puțin să mă uit așa. Ia, dacă mă uit așa, perfect, hai că e perfect. Uitați-vă cum vine, dar este... Copilul ăla, Doamne, e așa de nervat și fraier, bă. Ia, mă, că mă pun eu acum la calculator. Ce zici, mă, stai, stai să vorbesc cu el acum, mamă. Mamă, ce nervant ăla, frate. Abia aștept să-l dau afară din casă. Ce ai zis, mă? Bă, alo, ce zici? Stai, bă, tu cum ești pe calculator? Parcă ți l-ai închis. Cum adică, bă, tu nu vezi, bă, că sunt pe Discord cu tine? Cum adică mi-am închis calculatorul, tu? Cum adică cum? Unde ești? Ești măcar acasă? Da, sunt acasă. Unde? Că nu te-am văzut. Te-ai ascuns de mine? Nu sunt acasă, Darusele, nu sunt acasă. Ce ai, mă? Rafaele, te-am prins. Cum adică ce mai? Ce mă, cu ce m-ai prins? Zic, cu ce m-ai prins, adică? Noti, ești la o cagică, you noti, noti. Mă, ce visezi tu acolo, Darusele, la ce, mă? Aha, bă, Rafaele, mă, tu ai cagică și mie nu mi-ai zis, bă. Ce, bă, ce s-a, bă, pleacă, mă, de aici, Darusele, ce s-a, mă? De unde, mă? Au,
unde ești? Da unde ești? Azi, da unde ești? Sunt la un ăsta de computere de pe aici, de prin oraș, dar usele. Ăsta de computere, sunt computere pe aici, mă joc aici, e toată lumea aici, dar usele. Ce? Bă, da pe mine numai la bani, simt ce mă trebuie să mi ieși pe mine. Pe păi, ce mă, când mi-ai zis, bă, tu, cum adică ți-am zis eu că să te iau și pe tine, când ți-am zis eu? Bă, dar tu de unde să știi mă tu, dar usele? Bă, dar usele. Și tu ce faci acum? Iar mănânci burger, dar usele sau ce faci acolo? Ia. Lasă-mă să mănânc, deja mă enervez, m-am supărat pe tine, hai pa! Dar Arsene, mă auzi? Ce facem ăsta? Doamne, ăsta mi-a închis, ia stai să mă uit acum sus. Urc acum repede la ele, asta e să văd, dar încă nu urc sus de tot, ia ce faci ăsta, ia că mă uit așa. Ia că mă duc aici, mă simt spatele lui. Nu mai vorbesc cu Rafa, m-a supărat pe el. Bă, de ce mă? Bă, am vrut să te sperii și m-ai speriat tu pe mine, bă, și ne simțit. Bă, de ce m-ai speriat, bă? Bă, dar nu se ce fac, mă? Stai departe de mine. De ce să stau departe de tine? De ce? Bă, stai departe. Bă, ce fac, mă? Ce? No. Ce? Bă, Rafael, ce? Ce e asta? Cum adică, bă, ce nu e nimic, bă, tu e nimic. Nu e nimic. Bă, ce-ai făcut? Ai dat drumul la muzică aici? Ia ce aici sus, bă? Rafa, blocul invizibil, bă, du-ne cumpărat, mă, du-ne cumpărat. E, cum adică, bă, ce, dar să unde că stai, bă, tu stai, ce cu camera asta? Bă, de unde e camera asta? Da chiar, mă, da chiar, de unde ea, bă, Rafa, știa tu de ea? Nu știam. Mamă, bă, avem și camera secret, Rafaele, Hai să urcăm sus, gata. Mamă, deci dar să cred că nu și-a dat seama. Mamă, e bine că încă nu și-a dat seama, cred că nu și-a dat seama că i-am făcut de prânc aici, că e bine. Bă, dar să el, mă auzi? Bă, ce fai, mă? Bă, dar să el, ești cam slab tu așa la PvP din câte am văzut, dar să el, ești foarte slab. Ce mă, dar în sele? Ce mă, du-te mă, nici mă, tu ai folosit hack. Ce hack să folosesc, mă, la ce, dar în sele? Bă, dar în sele, dar stai puțin, bă, dar în sele, dar de fapt nu-ți mai zic nimic. Bă, nu, mă, fii atent. Bă, dar în sele, dar nu întrebi și tu cum am ajuns așa de repede acasă de la ăla de computere? Cum adică? Bă, ai folosit mașina, nu? Da, în două secunde am venit. Hai că e bine. Bă, bine, bă, dar usele. Da, dar usele, te-am hackuit, te-am prankuit, te-am făcut toate. Ce? Dar usele? Bine, hai că plecă cu mașina asta. Bă, ieși afară, dacă nu, dacă nu, dar usele, o stric. Bă, ce căut aici la... Bă, de ce sună Darusel în cameră și de ce stau în patru Darusel? De ce am adormit aici? Și Darusel unde e? Bă, ce se întâmplă, mă? Bă, de ce parcă am mâna lui Darusel? Bă, nu, stai să mă duc la baie, să mă uit în oglindă, că nu știu, ia, are oglindă aici. Ia, bă, de ce arăca Darusel? Bă, mie nu-mi vine să cred așa. Bă, și Darusel unde e? Bă, de ce arăca Darusel, bă? Mamă, cel mai mare coșmar ăsta, de ce arăca Darusel? Cel mai mare coșmar din lume. Unde e, mă, ăsta, bă, ce s-a întâmplat? Ce a făcut Darusel? Că nu-mi vine să cred așa ceva. Ia, mă, e pe aici, poți să fii pe la mine, ia să vă mă, ia e la calculator, nu e. Ia. Bă, Darusel. Ce, bă? De ce arăți ca mine? Cum adică arăt ca... Bă, Darusel, nu, bă, stai puțin. De ce arăți tu ca mine și de ce arăt eu ca tine? De ce arăți tu ca mine, Darusel? Bă, cum adică? Ia stai, cum adică? Cum adică, Darusel? Exact, explică-mă, unde te duci la baie, unde duci? Ia uite-te în oglindă, ia vezi. Ia uite-te la tine, ia. De ce arăt ca tine, mamă, ce urât arăt. Bă, vezi cum vorbești, uite-te la mine cum arăt, Darusel, că arăt mai urât așa. Bă, spune, bă, stai puțin, spune și mie. Bă, ce, bă, pleacă-mă cu frumusețea ta. Bă, spune și mie de ce arăt ca tine și de ce arăți ca mine. Ce ai făcut? Ai făcut ceva? Ce ai pățit? Ce mai cumpără? Ce ai făcut? Nu știu, bă, Rafael, uite, bă, ce fac? Dai, bă, uite, bă, că sunt Darusel acum, mănânc burger, am niciun stres, uite. Bă, stai puțin, Darusel, tu dacă ești în corpul meu, Darusel, tu dacă acum arăți ca mine, ia vino puțin. Deci tu dacă acum arăți ca mine, ai pune-te jos aici. Tu dacă arăți ca mine, Darusel, acum o pune pe roșu, că știi că tu ești cu roșu, eu sunt cu albastru. Dar mă, normal, acum dacă arăt ca tine, mă pun pe roșu. Bă, Darusel, dacă arăți ca mine, înseamnă că trebuie să te comporți civilizat, foarte deștept, trebuie să fii deștept. Adică eu trebuie să fiu Darusel, că Darusel e prost și tu acum trebuie să fii deștept. Cum adică, mă, ce, pe așa e, nu e adevărat? Nu, bă, Fender, Rafael, o să fiu ca tine și eu să-mi fac voce ca tine. Da, eu sunt Rafael Fraierul. Da, mă, du-te, dacă cine face așa? Bă, Darusel, tu ești Darusel Fraierul, dar acum ești Rafael Jumecheru. Deci, bă, stai puțin, deci tu dacă arăți ca mine, înseamnă că te cheamă Rafael acum în momentul ăsta? Da, uite, ia, mă, Darusel, ia burger, ia pizza. Bă, deci, bă, Rafael, de ce mi-ai luat atâția burger? Bă, câte mi-ai luat, bă, ia... Bă, Darusel,
Bă, Rafael, de fapt, bă, fii atent. Ia, vino puțin aici la untru la tine. Că fii atent. Bă, dar de ce arătăm așa doar să tu? Bă, tu sigur ai făcut ceva? Spune și mie, ce ai făcut? Ai făcut ceva? Nu, bă, mă jur, frate, nu mai vreau să fiu așa de urât. Vreau să fiu frumos. Cum tu la tine? Păi, da, să te schimbă. Da, să ți-ai pus schimbul meu. Bă, dar de ce arăți ca mine? Bă, ce ai făcut, mă, bă? Ce mi-ai dat să mănânc aseară? Ce mi-ai dat să beau? Ce mi-ai dat? Ce ai făcut? Deci cred că aseară ți-am dat din ciocolata asta fermecată care am cumpărat eu de pe Wish. Și dacă mănânc acum înseamnă că o să fiu înapoi la fel, nu? Ia asta, ia. Bă, de ce nu s-a... Bă, ce-ai făcut? Aia, mă, bă, lăsa-i puțin. Deci eu dacă sunt așa, în fine, trebuie să mănânc numai burger, dar să-i că sunt... Bă, tu, nu mai, bă, tu ești ca mine acum. Bă. Și de ce mănânc ciocolată? Nu-ți place ciocolata? Păi, mai văzut pe mine mâncând? Da! Niciodată! Ah, ok. Bine, bă, deși atent, stai puțin. Deși stai puțin, tu... O să fiu așa de plictisitor, o să fiu foarte urât. Cum adică plictisitor, mă? Cum adică urât, mă? Că ai zis că vrei să fii frumos și te-ai făcut ca mine. Cum adică urât? Bă, stai puțin, da, du-te, hai, pleacă de aici, că nu vreau să te mai văd, Rafaele, că așa te cheamă acum înainte, eu sunt Darius. De ce sunt Darius? Mă, deci eu dacă sunt Darius acum, în momentul ăsta, înseamnă că trebuie să mă duc pe calculator și să nu vină Rafaele la după mine, că mă și enervează. Deci mă duc acum pe calculator, mă joc cu Ion, ia să-l sun pe Ion. Băi, Ioane, hai, băi, Ioane, hai să ne jucăm Fortnite, băi, Ioane, dai, băi, Ioane, dai. Hai, Ioane, că e pe lung în groapă, Ioane, hai, Ioane, hai, du-te repede, dai tare, Ioane, mamă, să vezi ce prin că am făcut lui Rafaele la prostul ăla, ce vrei, mă, bă, lasă-mă să mă joc cu Rafaele, bă, pleacă, lasă-mă să mă joc cu Ion, sunt cu prietenul meu Ioana aici, lasă-mă să mă joc cu el. Ce vrei, mă? Numai pe calculatorul ăsta, mai vine și pe afară, mă, să stăm așa o timp. Da, mă, lasă-mă în pace, să mă joc, dă-te la o parte, dă-te. Nu se mai poate cu acest copil, bă, poate da la adopție. Ce faci, mă? Ce faci, bă, vină, mă, încoace, bă, bă, ești nesimțit, bă, Rafaele, bă, Rafaele, tu, bă, dar eu stai puțin, tu fugi de mine, cum, bă, dar eu trebuie să faci, dacă tot te-ai schimbat în mine, nu trebuie să fugi de mine, de ce ți-e frică așa? Gata, Darusele, gata, Rafaele, gata. Bă, Darusele, bă, ce? Du-și joacă, eu am o surpriză pentru tine, ok? Ce surpriză? A, bine, mă, ai surpriză, mamă, să mănânc și o pizza, mamă, bă, dar chiar pizza, să mănânc și eu niște pizza, așa că n-am mâncat niciodată, mamă, ia să iau și eu de aici pizza, mamă, îi mănânc toate pizzele astea, lui Darusele, bine că sunt Darusele acum, că acum îi mănânc toate pizzele, uite, nu mai are nicio pizza. Am mâncat tot aici, tot, mamă, ce m-am umflat, mănânc și din toate astea și pe aici, tot. Mamă, ce bună e, mamă, cât de ca lumea, ia să mă joc aici. Hai, băi, Ioane, hai, mă, că mă enervează ăla, deja am ajuns aici, nu știu ce fac, bă, mă enervează. Ce? Bă, ce faci, mă, Rafael? Bă, ce mi-a, bă, lasă porcul ăsta, că mănâncă de mâncare. Mănâncă din mâncare. Ce ai făcut, mă, la porcul ăsta? Ce ai făcut, ochii negri? Ce ai făcut, mă, ochii așa negri, bă? Ce ai făcut? Uite, e deschis totuși, bă, lasă mâncarea, bă, Darusele, eu ți-am făcut așa ce, bă, Darusele, eu nu fac, bă, tu nu știi să te comporți ca mine, bă, Darusele, când ești normal. Tu mi-ai făcut mai rău. Ce ți-am, păi exact, trebuie să faci mai, nu faci mai rău, lasă. Nu mai. Mama, bă, Ioane, deci mă enervează rodul tău, bă, Rafael ăla, bă, deci nu mai suport, bă, stă în continuu să joc, bă, ce, iar a venit, bă, ce vrei, mă, ce vrei? Afară, hai! Ce afară? Bă, ce, bă, Darusele, bă, tu nu știi să, bă, ce, că, ce, bă, după cine ai auzit să vorbim? A, bine, eu credeam că fac ca tine, hai, bă, cum să fac, mă, ca tine? Bă, ce, unde să fii, mă? Bă, lasă-mă să mă joc, bă, lasă-mă să mă joc cu Ion, cu prietenul meu Ion. Bă, mă, ce vrei, unde? Bă, lasă-mă, ce vrei, îmi strici asta aici, bă, ce faci, bă, Rafael, nu, bă, Darusele, am zis că eu nu mănânc, bă. Bă, eu nu fac, bă, Darusele, tu nu știi să te comporți ca mine, bă, bă, nu, bă, ce mi-ai făcut, hai să ne mutăm înapoi, că eu nu mai suport deja, de ce arăt ca tine și tu ca mine, că, Darusele, tu mă strici pe mine, mă îngrași, ce îmi faci, bă, ce vrei, unde vrei să mergem, ce, mă duci afară acasă, ce, să mă duc acasă, ce? Bă, Darusele, mă, iar ai parcat mașina așa, iar ai parcat așa. Cum adică am parcat, uite, e parcată bine, ce, nu, e vina mea, uite, că, cum, ce? Uite, băgat un gunoi cu tot. N-am băgat-o, eu, băi, au venit ăia cu gunoaiele să ia gunoiul. Și au pus așa, e vina mea, dar hai, bă, lasă-mă în pace. Mă, ce vrei, mă? Unde vrei, mă, să mergem acum? Bă, mamă, deci ăsta nu știe să se comporte absolut deloc ca mine, nu știu, sincer, dar la modul cel mai serios nu știe să se comporte absolut deloc. Bă, Rafaele, că tu ești Rafael acum. Bă, unde vrei, mă, să mergem? Hai la diner, hai să mergem la diner să mâncăm. Gata. Frederico, unde e, mă, ăsta? Ia să-l, mă, pe Frederico. Ia, Frederico, dă-și tu aici 2 mici la băiatul, nu 2 mici, 2 burgeri. Hai să fie 2 burgeri, așa, mersi.
Bună, bună ziua, domnule Federico. Deci eu aș vrea să comand o porție de cartofi și o salată. Mulțumesc. Bă, dar să le văd că se învăța Alexia, parcă așa cum am comandat și eu când am venit aici. Hai să mă pun acum să mănânc. Mamă, cât de bun e burgerul ăsta. Ia. Ce bun sunt burgerii ăștia, mamă. Ce mai bun burger de la Darusel, mamă. Darusel, pănc la burger. Ce facem ăsta? Bă, ce faci? Bă, eu nu fac așa ceva. Bă, nu intru înăuntru. Bă, mamă, ăsta nu știe, bă, deloc să fie. Eu nu înțeleg ce face ăsta. Bă, Rafaele, bă, fii atent ce facem acum. Bă, vino, bă, dar tu nu știi să te comporți ca mine. Du-te în fața mea, că tu trebuie să stai, tu stai în față. Bă, nu intra. Bă. Doamne, bă, dar să tu strici astea, mă. Hai, bă, Rafaele, fii atent că vreau să te duc eu undeva dacă tu nu mai duci nicăieri. Oh, stai să mă duc să iau și o sticlă de cola de aici la băiatul. Bă, ce facem ăla? Ia, ce facem ăla? Ce facem ăla? Ce facem ăsta? Ia, mă, da, chiar se comportă ca mine, că eu mă duc așa, bag benzină și aia. A, da, bună ziua. Vreau și eu ceva. Vreau și eu. Bună ziua, bine ați venit pe noi. Da, mulțumim. Vreau să iau și eu o sticlă de cola. Ce vrei, mă? De ce să nu cumpăr nimica? Ia mă pleacă, lasă-mă, gata că am plecat. Hai mă, lasă-mă în pace. Vreau și eu să cumpăr pentru benzină. Cam pus cât o să coste? 100 de lei? Ok, ia, luați de aici. Bă, tăte mii, bă, de unde 100 de lei? Doamne, bă, dar o să le-mi strici toți banii. Hai mă, lasă-mă, că mă șinere. Bă, hai să mergem acum, deci fii atent. Bă, Rafael, hai să mergem. Știi unde vreau să mergi cu mine? Vreau să mergem la cu arcul. Vreau să te arunc în apă. Hai că stau, hai, vină după mine. Vino repede, hai că te dau la ăla cu arcul. Bă, Rafael, te-am adus la locul meu preferat. Bă, Darusele, vino, Darusele. Și când zic eu așa ceva? Când zic, bă, comportă-te ca mine, că de-aia ți-ai schimbat corpul să fii ca mine. Bă, ăsta nu știe, mă, nimic să fac. Așa, bă, Rafael. Nu mi-e frică, hai. Da, nu-ți e frică, hai. 3, 2, 1, ia. Una, ia. Puneți o dorință până să nu calzi în apă. Puneți o dorință. Ia. Bă, Darusele, tu nu știi să te comporți deloc. Ia. Ce? Nu mai vreau să fiu Rafael. Bine, nu mai vrei să fii. Bă, nu te neca. Bă, așa, bravo. Bă, nu fac așa ceva, bă. Pio, stop joc. Cine dă? Bă, Darusele, tu ți-ai făcut schimb de vieți cu mine, schimb de corpuri și tu, Darusele, tu nu știi cum sunt eu. Bă, când am scos sub sabia aia, bă, Darusele, bă, și tu știi măcar să faci așa să fie frumos ca și cum, bă, ca să te comporți, bă, lasă-mă sabia aia. Și tu, unde e sabia, că eu n-am așa ceva, bă, Darusele, bă, că mă enervez, bă, Darusele, bă, nu știi, bă, nimic, hai, du-te de aici, că mă enervez. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă, Rafael? Ia, ce? Ia să te bău, mă. No, dacă ziceam eu ce... Ia, că da și acum, ia, fii atent, Rafael, ia. Ce frai, poți să fii, bă, Darusele? Du-te, mă, de aici, hai că mă, deja mă și enervez. Hai să... Bă, Rafael, știi unde vreau să mergem acum? Vreau să mergem la parcul de distracții, ăla șmecher, ăla, mă, la șmecher, să-mi zic acolo ce te sparg acolo. Hai. Mamă, ce prostie am făcut să fiu Rafael, bă, deci, bă, e așa de greu să fiu Rafael. Mă, ce, dar ce vorbești, mă, acolo? Bă, unde te duci, bă, nu e parcul acolo. Bă, dar, bă, unde te duci, bă, că nu e parcul acolo. Vină pe aici e drumul, bă, doamne, bă, dar asta nu știi. Ce vrei, mă, bă, Rafael, bă. Băi, ești nesimțit, mă, du-te, mă, de aici, fii atent că eu mă duc, îmi iau burgere, îmi iau de toate, te las în pace, nu mai vine după mine, lasă-mă în pace. Hai să mergem la mall, că am eu un chef să merg așa la mall, cred că ar merge bine să merg la mall, mamă, hai să, ia vină, mă, bă, unde e, mă, ăsta, doamne, bă, ăsta nu știe, bă, nimic, bă, de ce ăsta, eu nu înțeleg ce a făcut el, de s-a făcut așa să fie ca mine, că el absolut nimic nu știe, adică nu înțeleg care e faza cu, dar să-l dai prea aproape. Ce? Mă, iară, vei la mall, mamă. Hai, Rafael, hai să mergem la mall, uite ce frumos e aici la mall. Pun mie și mie ceva, îmi cumperi ceva, Rafael, îmi cumperi și mie ceva de pe aici. Da, hai că-și cumpăr, dar chiar stai că am nevoie la baie, ok? Bine, du-te la baie, dar hai că vin și eu după tine, Ia să mă duc și eu după ăsta acum. Pe ce, mă, nu așa faci și tu, bă, când sunt ești în corpul tău, adică, mă, normal, nu așa faci. Ia, du-te, mă, du-te, bă, ce faci, mă, unde intri, mă, aici, ia. Ce faci, bă, aici, bă? Bă, gata. M-am supărat, da, hai să văd ce-ți cumpăr, deja mă enervez. Îmi cumperi? Mamă, îmi cumperi ceva. Bă, dar stai că da. Nu mai cumpăra nimic, Bă, dacă... Mamă, de ce s-a... Nu mai cumpăra... Bă, mamă, dar de asta dacă cumpără ceva o să-i revină totului. Deci dacă își cumpără, practic, își cumpără... Bă, dar ce? Uite ce-ți cumpăr, Darusele! Yeee! Da, nu, Rafael, nu-mi place ăsta, că îmi place.
place, îmi place mai, îmi place mai mult aia turcoaz. Nu, asta nu-mi place, îmi place mai mult aia turcoaz. Îmi place. Mersi, mersi de bani, mersi de bani, mersi de bani. Oh, nu, ia înapoi, bă, dacă chiar stai trebuie să iei înapoi, că dacă nu, gata, ia înapoi, ia înapoi, ia înapoi, că sunt dai mei, da, da, da. Dar nu, 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 nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place asta, bă, nu-mi place. Bă, dar sere, vine puțin. Bă, când vreodată, în primul rând, când vreodată îți cumpăr eu ceva dacă nu-ți place și când vreodată tu, adică eu, de fapt, fur așa mașina, am eu super puterile tale, să dispar așa într-o dată, să o iau așa în mână, o iau în cârcă, bă, sus, că sunt, da, de când vreodată, tare sere, când se întâmplă asta? Ia să le amintesc, niciodată, dar fii antenă, bă, eu sunt Rafael cu gântul lui Tarsel. Așa. Din porcăria ta. Deci eu sunt Dafael. Tom. Hai că am ajuns acasă, acum mă duc să mă joc cu Ion. Ha, mă duc pe joc. Ce vrei, mă? Ce vrei? Iară parcat mă în gunoi, mă, iară. Na, păi ce vine, mă, dacă i-au pus gunoi aici, dacă am venit gunoi aici, mă, vine, bă, du-te mă de aici, bă. Bă, nu, nu, hai să mă duc să mă joc cu Ion acum foarte bine, stau și așa frumos. Mănânc din toate pizza, mănânc din toți burgerii ăștia, că n-am mai mâncat burger de mult astăzi, adică am mâncat toată dimineața vreo 10.000 de burger, dar n-am mai mâncat nimic. Ia să mă duc acum. Ioane, hai mă, hai, bă, ce faci, bă, Ioane, că am venit acasă, mamă, să zici ce prank-uri am făcut. Fraierul ăla m-a aruncat direct în apă, i-am făcut toate chestiile astea, toate chestiile de genul, sunt cel mai șmechere, Ioane, mamă, mamă. Mă, nu, nu, gata. Bă, Darusel, unde ești, mă? Bă, unde pleca, mă? Bă, ce faci, mă, ăla? Bă, unde a plecat, mă, ăla? Ce a plecat, mă, cu bicicleta, mamă? Să vede că e Darusel, să vede că e NPC, dar nu știu, bă, dar întrebarea e, cum mai revin eu înapoi și Darusel, bă, nu, trebuie să vorbesc cu ăla, dar unde a fi plecat așa de mult? Eu nu înțeleg unde a plecat, adică Doamne, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat, dacă, deci sper să fie un coșmar, sper să nu rămână așa, că dacă rămân așa e, nu mai zic nimic. Ma, bă, dar parcă n-am chef să fac nimic pe calculatorul ăsta, nu știu ce să fac, sincer, chiar n-am niciun chef de absolut nimic, doar să le enervez pe Darusel, pentru că el ieri mi-a schimbat corpul și am fost pentru o zi Darusel. Pentru o zi Darusel este cea mai nașpa chestie din lume și n-aș vrea să mi se întâmple așa ceva, adică e cea mai nașpa chestie din lume și chiar nu vreau să mi se mai întâmple așa ceva. Și da, astăzi vreau să le enervez pe Darusel pentru că el m-a enervat ieri pe mine, chiar dacă era foarte frare și toate alea, după cum bine știți, și acum vreau să merg la el să le enervez toată ziua pentru 24 de ore și chiar sunt curios cum o să reacționeze, deoarece o să fie foarte amuzant. Știți cum e Darusel, dar în fine, hai să mergem acum jos la Darusel, să mergem în cameră la el, să vedem ce face prima oară. Cred că o fi tot pe calculator, dar hai să vedem, poate doarme, ar fi mai bine să doarme, asta e să ne uităm. Mă uit acolo, deci nu e la calculator. Ce facem? A, doarme ăsta. Mamă. Mamă, știu ce fac acum. Stai să fug acum repede că prea face ăsta, prea sfărăie atâta. Plec acum de. Bă, dar sfărăie ăsta în toată casa, să aude în continuu. Bun, deci acum că am ajuns sus și nu mai au pălat cum sfărăie, vreau ca prima oară să-i fac cea mai nașpa chestie, să-i fur burgerii. Să intru la frigider, în frigider unde are el burgerii, toți burgerii, să-i fur pe toți și chiar sunt curios cum o să reacționeze. Bine, sper să nu se trezească acum, pentru că vreau să-l trezesc eu, dar nu în momentul ăsta. Dar hai să vedem, să-l trezim și noi mai puțin mai încolo și hai să vedem acum, intrăm repede. Uite cum doarme, mă, ia să mă uit așa puțin la el. Uite, bă, ce doarme. Bă, stai, mănâncă. Bă, mie nu vine să cred, asta mănâncă în somn. Păi, nu cred așa ceva, dacă și în somn mănâncă ăsta burger, în fine. Hai să merg acum, mă, stai să deschid ăsta, mă, trebuie să vorbesc puțin mai încet și să iau toți burgerii ăștia de aici. Hai să iau pe toți acum, repede. Mamă, și înghețate și toate astea. Ce mă, stai? N-am nimic, uite, n-am nimic în mână, uite la mine, n-am nimic în mână, bă, n-am nimic în mână. Bă, s-a trezit ăsta, nu-mi vine să crede așa ceva. Ce? Arată buzunarele, arată buzunarele. Buzunarele, bine, arată, uite, buzunarul, ia buzunarul, uite, vezi că n-am nimic. Ia-i mă înapoi, bă, și enervez, bă, Darusele. Bă, Darusele, stai puțin, tu de ce mănânci în somn, bă, Darusele, și în somn mănânci? Cum te-ai trezit, zici și mie. Păi, dacă tot ai zis tu că mănânc în somn, păi m-am necat de la burgeri. Te-ai necat de la burgeri, așa, fix acum. Bă, cum să mănânci, bă, somn, bă, du-te, bă, Darusele, de aici, bă, că mă și enervez, bă, Darusele. Mie nu-mi vine să crede așa ceva, mă enervează mai repede el pe mine decât să le enervez eu pe el. Dar, ia, bă, Darusele, ce fai, mă, ce fai, mă, hai, mă, ia-ți toate astea de aici, că crezi că ai uitat ceva, dar vezi că aveai mai multe sau ce, nu mai nimic, gata, ia uite, gata, Darusele. Da, cât înghețat, Darusele, bă, ce faci, mă, Darusele, tu, stai, bă, unde-i, mă, atâtea, bă, Darusele. Băi, eu sunt magician, ai uitat? Da, ești magician, Darusele, am înțeles, ok. Mă pleacă, mă, zicea că-ți dau cu înghețata în cap, unde ai venit tu să mă nevezi, îmi fur burgeri, îmi fur de ăsta, du-te, mă, de aici. Bă, Darusele, tu nu vezi cum vorbei, mă, de ce să plec, mă, de aici, Darusele, să tu mănânci așa, Darusele, termină mâncarea aia și, bă, doamne, eu, bă, Darusele, nu mai mâncăm atâta și vorbește ca lumea cum trebuie, tu mănânci cu mâncarea în gură. Da, vorbești ca lumea, da, te auzi că ești cu numai cu mâncarea în gură, am înțeles, da, Darusele. Mă pleacă, mă, ce, bă, de ce să plec, ce, mă, nervezi, băi,
simțit? Ce ți-am făcut, mă? Ce ți-am făcut? O te fur mâncarea, nu mă las să dorm. A, bine, mamă, du-te, pleacă, bă, de aici, nu plec, nu, aici rămân cu tine. Ia, ce vrei să faci? Ce vrei? Bă, nu, gata, plec. Mamă, bă, cum? Gata. Ce zici, mă, bă? Ce zici? Nesimțitule, bă. Nu, gata. Mamă, deci, bă, eu vreau să le enervez pe Darius și l-a scoate sabia la mine. Am înțeles. Cum mai enervez pe Darius dacă el scoate sabia la mine? Nu știu ce se poate întâmpla. Dar, hai să vedem ce face Sofia, mă. Să cred că deja s-a pus și pe calculator. Nu știu ce face, mă. Ia, să nu-l să nu. Bă, ce m-a enervat, bă, ăsta, prietenul meu Rafael, bă. Băi, el a venit să fure toți burgerii, mă, bă. S-a furat și burgerul care mi l-a dat o cadou, bă. Da, mă, foarte nesimțit, bă. Bă, eu zic să-l dau afară din casă. Ce zici, idee bună? Ia că fură asta de aici, să nu vadă, dar să el acum repede le fură. Da. Iau astea repede de aici. Adevărat. Iau și asta de aici. Ia, mă, duc o lată. Mamă, stai, cum vede? Mamă, vede. Ciocolată, da. Bă, 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 Ioane, bă, bă, bița mea. Ia să fiu greplit, să fiu greplit. Bă, lasă-mă, bă, ce fac? Bă, mă străzesc aici, pierd meciul, dar Sile, vine simțit ce face aici, ce cauți? Ce? Bă, da, mă, fugea, dă-mi înapoi bițele și ăla de ciocolată, uite. Ce pizza, mă? Păi uite, e la tine, mă, cum adică? Cum adică e la tine? Bă, pleacă, mă, de aici, du-te, mă, de aici, că mă duc să-i mai fur mai mult, mă duc să-i fur toate lucrurile de acolo, ia să-i iau și ăsta, iau și calculatorul, iau și toate astea și fac, mă. Bă, dar roie, dar să nu-mi imagineam așa ceva, nu știu cum să-l mai enervez mai mult, atât că prea e prea roie. Ia stai să văd ce facem, mă. Ia și-a pus toate astea. Bă, pe cine te-ai supărat, mă, roie, simțită-te, tu vorbești de mine, mă, dar să le, bă, tu vorbești de mine. Bă, nu. A treia oară, e cu norul. Acum o să mor, ok? Eu zic să mă lași, că dacă nu. Dacă nu, ce? Dacă nu, bă, asta în tine, înțeles? Bine, gata, te las, mamă, bă, da. Bă, e prea rău, dar înțeleg, bă, ce mai fac, bă, acum, că, bă, mă enervează, mă amenință în continuu cu sabia aia, nu știu ce să-i mai facă, sincer. Aolă, mamă, deci nu mai pot, bă. Bă, da, mai și râd în același timp, dar nu prea e de râs, sincer. Hai că mă duc acum din ăla, dar înțeleg, bă, dar, bă, gata, lasă-l pe Ion, hai să mergem afară, dar înțeleg. Hai să mergem. Ce? Bă, Ioan, așa, lasă-l pe Ion, bă, dar să mergem afară, bă, dar rusele, că deja mă și enervez, dar rusele, dar stai puțin, nu ieși, vino înapoi, mai joacă-te cu Ion, vezi că te-a stricat Ion ceva, du-te și joacă-te cu Ion. Mamă, bine că a plecat, am uitat să-i trag asta, ce faci, bă, dar rusele, vorbește, bă, mai încet, bă, ce vorbești așa tare, bă, că mă și enervez, bă, dar rusele, nu vorbește, mai încet, că te-a dat afară. Păi da, unde eram, doamne, bă, deci mă enervează el pe mine, nu le enervează, eu mă enervează el pe mine, deci cred că o să se numesc că mă enervează, dar eu se. Uite, deci el nu lasă așa mereu, că asta chiar mă enervează, deci mă enervează în continuu. El își lasă mașina așa mereu în tomberon și eu acum o să dau în spate, ca și cum să creadă că să-și dea seama, așa, dacă își dă seama că eu i-am umblat la mașină, că i-am parcat-o eu, i-am dat-o în altă parte, că am mers cu mașina lui, chiar sunt curios, i-am parcat-o bine, da, mă, da, hai că e bine acum. Hai să mă duc acum repede la Darusel. Mamă, și știi ce, vreau să mai fac o chestie, dar asta puțin mai încolo, vreau să-i vând mașina asta pentru că mașina asta e degeaba, încurcă traficul aici, e degeaba, nu o folosește nimeni. A cumpărat-o el în episodul trecut, că e enervant, dar nu știu, în fine, da. Hai să mergem acum la da. Bă, dar bă. Gata, bă, nu mai mânca, bă, lasă-l pe Ionea, că ți-l stinge calculatorul acolo acum, gata. Hai să mergem. Fii atent, bă, dar Rasele, fii atent, vreau să mergem. Bă, lasă-mă. Bă, de ce asta mă enervează? Bă, de ce mă enervez, bă, așa, bă, dar Rasele, nu știu. Deci fii atent, dar Rasele, fii atent, hai să mergem acum, hai cu mașinile, hai să mergem. Ce? Am întrebare. Ce? Am dat eu voie să mă umbli la mașină? Nu mi-ai dat voie, de ce? A, păi de ce e mașina mea? Nu e în gunoi. Că eu am parcat-o în gunoi. De ce am gunoi? Stai, păi înțeles? Bă, au venit ăia cu gunoiul, au luat gunoiul, au luat toate astea. Bă, mi-ai stricat mașina, băi, mi-ai simțit, uite ce-mi faci aici, am stricat mașina, dă-te la... Unde parchezi, mă, acum o bagi în casă, te dormi cu ea, dar înțeleg, ce-i faci? Da. Hai să mergem, dar ce? Dă-mă mașina asta aici, că mă și enervez, ia că ți-o arunc eu de aici, o duc eu departe. Ce te gândeai aia? Ce te gândeai? Mă gândeam să dau mașina asta, ca a mea, uite, eu am pe asta și mai faină, mă, uite, Lamborghini, cu Tesla, cu ăsta. Da, am înțeles, am bine, mă, dar înțeles, lasă, hai să mergem, fii atent, dar înțeles, că vreau să duc într-un loc surpriză, urcă cu mine mașina, lasă mai, bă, urcă cu mine mașina, că mașina ta e urâtă, rău, dar tot, dar înțeles, urcă aici, la mine, să-l ce mașină. Mă
O parchez, ia parchează-mă, bă, 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 mă, deci mă enervează el pe mine. Bă, dar se urcă, bă, urcă, urcă. Doamne, nu, deci nu, bă, deci mă enervează el pe mine, eu nu înțeleg așa ce vreau eu să le enervez și mă enervează el pe mine, chiar nu înțeleg nimic din asta. Hai, bă, dar se le urcă, vino, 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 urcă, hai. Bă, lasă-mă burgeria, dar se le te, fia, bă, bine, mănâncă burgeria cât mai ai, că ăștia o să fie ultimul burger din viața ta, Tarusele. Da, mergem la diner, dar fii atent, deci o să fie ultimul burger din viața ta, Tarusele. Hai să mergem la diner, hai să mergem înăuntru, vino. Vino, vino după mine, Federico, stai, stai, ho, că Federico, am vorbit-o cu Federico, dar Rusele, ia întreabă-l pe Federico dacă îți mai dă burger, ia întreabă-l puțin pe Federico dacă îți mai dă burger. Dă un burger, dă un burger, ia, ce-i, mă? Bă, vino, bă, n-ai voie, bă, ieși afară, ieși afară, n-ai voie, dar Rusele, vorbește de aici, că de aici să comandă, ești client, nu mai ești angajat, dar Rusele, ai fost o zi angajat, gata, nu mai ești angajat în continuu, ia, cere, cere, mă, tu burger, cere tu burger, cere tu burger. Federico, dă burger, ce? Ce nu mai? Nu, frate, mă, m-am supărat, frate, nu mai am voie, nu. Nu, bă, Federico, eu te ajut cu viața, uite, am bani, pot să dau. Și tu cum, adică nu-mi dai burger, mai știi ce? Bă, dar auzi că n-are nevoie de banii tăi, nu-ți mai dă burger, dar Rusele, că-i, bă, uite câți clienți are pe aici și clienții cer burger și clienții nu mai au burger, că-i furtus pe toți, dar Rusele, deci ne simți, tu mănânci așa. Tu faci bani mai rapid și cu mine, bă, dacă vrei, să cumpăr și pizza și cartofi, ok? Dacă burger nu, ok, e... Păi, bă, și după ce, bă, cum ai, bă, nu, bă, dar Rusele, ai, n-ai, bă, dar Rusele, n-ai, bă, nu mai vorbi peste mine, dar Rusele, că nu te aud, că ești prea copil, ai voce de copil mic. Dar să le urcă, urcă aici mașină. Bă, dar să le, tu n-ai auzit. Bă, urcă-mă mașină, urcă mașină. Urcă mașină. Urcă mașină că mai nerv. Bă, urcă așa. În momentul de față, dar să le, nu mai vorbi peste mine, ți-am zis. Ai interdicție la diner pentru că mănânci toate astea, dar să le. Dar hai să mergem acum la benzinărie, să vedem că poate ieși interdicție aici. Doamne ajută, cine știe, la suc, la astea. Hai să-mi bag și o benzină momentan, hai să-mi bag și toate astea așa. Bă, ce vai, pe unde intri? Bă, ai spart. Bine, clar, acum o să interdicție. Bună ziua, deci da, vreau chipsuri. Să nu-i mai dați cola și chipsuri niciodată, că copilul ăsta... Vreau să vă zic că eu sunt Mr. Beast, un fiul lui, și o să vă dau, uite! Bă, n-are, bă, ia întreabă în vânzătoarele aici dacă o să-ți mai dea vreodată, dar Rusele, ia... Îmi mai dați ceva? Da, mai dați? Iiii, ce fraier ești, aha! A, mă, du-te, mă, de aici, că deja mă enervezi tu pe mine. Bă, dar mă enervează el pe mine, am zis că le enervezi eu pe... Ce vrei? A zis că ți-e interdicție, că mă oprești. Da? Fii atent, Rusele, cum te dă la poliție și eu o să-ți iei amendă, că uite ce ai făcut. Ați văzut cumva ce a făcut băiatul ăsta aici? Uitați-vă cum a făcut acolo geamul ăla, l-a spart, a făcut, a intrat prin geam în loc să intre pe ușa. Ia, ce se întâmplă cu el? Ia spuneți-l, dar Rusele, ăsta micu. Nu, că eu nu sunt responsabil, că-s mic și responsabil e părintele sau cineva care stă în casă cu mine. Ce fraier ești! Mamă, du-te, mă, de aici, că deja mă enervez, bă, dar Rusele. Bă, ce se întâmplă așa ceva? Bă, Darcel, cum, adică ce se întâmplă? Să plătesc eu? Da, tu ai amendă. Mamă, pleacă, mă, de aici, hai, lasă, că mă enervez, urcă aici deja, dar Rusele. Eu deja mă enervez, bă, mă enervez la o culme, bă. Bă, dar nu mai țin nimic, dar Rusele. Hai, dar Rusele, că am ajuns și acasă deja, uite unde o parchez, dar Rusele, că tu deja mă enervez, nu înțeleg. Ce? Bă, ce fac? Bă, bine, fii atent, dar Rusele, am ajuns acasă, deoarece, bă, lasă mașina, lasă-o jos, dar, bă, dar Rusele, fii atent, mergem cu mașina ta, că trebuie, fii atent, că vreau să facem ceva, dar Rusele, mergem cu mașina ta, mergem la, bă, urcă, mă, bă, ce faci, mă? A, Rafael, facem o cursă, ai, trei? Bă, nu, de fapt, ba, că o să avem nevoie de mașina ta la întoarcere, pentru că mașina asta o să fie vândută și, dar, bă, ce faci, mamă, ce mă enervează asta, dar Rusele, hai repede, dar Rusele, fii atent, bă, stai, mă, puțin, dar Rusele, ascultă-mă, bă, m-auzi, mă, bă, fii atent unde mergem, bă, stai, mă, nu mai intra, bă, îmi strici mașina, deci, bă, dar Rusele, am ajuns la mall, dar, Ce? Nu-ți cumpăr ceva, dar Rusele, pentru că am primit un apel, dar Rusele, de unde ai cumpărat o mașină și trebuie să ajungem neapărat la ei. E o urgență, dar Rusele. Ce fericit sunt! Ești fericit? Bine, hai să vedem cât de fericit. De ce ești fericit, dar Rusele, ia spune și mine, ce-i fericit? Dacă-mi mai dă o mașină, dacă-mi dă o motocicletă, ar fi fain. Bine, dar Rusele, hai să vedem, că fii atent, eu știu câte ceva, dar Rusele, bună ziua, am venit, spune, stai puțin, am venit aici să-i spune și lui, dar Rusele, ce mi-a spus mie la telefon, ca să audă și el, că na, e mașina lui și na. Poftim? Eu nu vă dau mașina niciodată! Ce, mă, bă, ce, bă, stai, mă, bă, Darcel, stai, bă, de ce-i supărat? Eu nu le dau mașina mea, ce? E mașina mea, le dau mașina ta, okay? Bă, tu, da, bă, cum să le dai, mă, mașina mea, că e mașina mea? Bă, mașina, eu n-am luat-o de aici, tu trebuie să le dai mașina, Darcel, da, tu ai ascultat puțin, de ce? Fiat, hai că vorbesc eu, nu vorbești tu, lasă-mă pe mine să vorbesc, okay. Da, bună ziua, da, e cam supărat, dar trebuie să-i spune și lui, bă, Darcel, lasă aia jos, trebuie să-i spune și lui, de ce?
adică, nu, las, hai că-i spun eu, vino, Darusele, vino încoace, Darusele. Ia, deși, atent, bă, Darusele, tu trebuie să dai mașina înapoi, pentru că s-a văzut că mașina n-a fost folosită și mașina, de fapt, avea o problemă la ea care trebuie reparată și trebuie să fie aici înapoi, Darusele, că e de expoziție, Darusele. Și s-a văzut că mașina nu e folosită și au zis că nu, că trebuie să revină mașina înapoi, deci tu trebuie să le dai acum mașina, trebuie să le dai mașina, Darusele, nu! Că nu ai folosită, Darusele, hai, gata, Darusele, dai, că te bagă după la pușcărie și știi ce se întâmplă, nu se întâmplă, bă, ce faci, mă, bă, mai ce, bă, pe unde intră, mă, ăla, doamne, bă, bă, ce fac cu mă ăla? Bă, ce fac cu mă ăla? Bă, Darusele, mă sperii, gata, lăsa mașina. Da. La revedere. V-am adus, vă mulțumim, da? Ok, mamă, ce bine că a scăpat de mașina aia, că mi-au revenit și mie banii înapoi. Acum în sfârșit că am vorbit eu cu oamenii ăștia de aici. Dar bine că n-aude Darusele, că dacă ar fi auzit Darusele, dar ce facem ăsta? Bă, ce facem, mă? Unde pleacă mă ăla, mă? Unde pleacă? Ce fac acum? Darusele, nu mă cași cu nimic. Mamă, deci cred că a fost cea mai prostă idee să le enervez pe Darusele. Mamă, dar nu mi se face somn deloc, ești întuneric afară, nu știu, e prea târziu, dar n-am somn deloc. Chiar nu știu ce să fac, nu mi-e somn absolut deloc, dar nu știu, hai să mă duc la Darusele să văd dacă el doarme, dacă are somn sau nu. Dar mamă, dacă tot e noapte așa și n-am somn, chiar vreau să nu mai am somn deloc, să stau toată ziua treia să fac noaptea albă și vreau să facă și Darusele așa cu mine, că dacă eu n-am somn, nu trebuie să aibă nici Darusele. Și vreau să-i spun niște povești horror, poate are și el ceva să-mi spună. Și să mă duc acum să văd, ia-ste, mă, ia, doamne, s-a tu la calculator, bă, ia, mă, ce facem ăsta? Bă, Darusele, ce fai? Bă, ce fai, mă, Darusele, bă, ce fai, mă, la ora asta târziu, tu pe calculator stai? Da, mă joc cu Ioan, bă, ce-mi plac burgerii, neam. Păi, bă, ce cauți, mă, la ora asta? Nu te culci, bătrâne? Ce bătrân, bă, Darusele, bă, tu ești bebelul, mai bine să fiu, bă, Darusele, tu ești bebelul, bă, cum ai? Păi, nu, bă, Darusele, nu mă culc că n-am somn, sincer, adică nu știu ce să fac, Darusele, tu n-ai, văd că nici tu n-ai somn deloc, Darusele, și mă gândeam, totuși, să facem ceva, vrei să te mai joci pe calculator sau vrei să facem ceva, șmecher? Mă, ce? Meciuri, că am câștigat prea multe meciuri. Ce, câștigam prea multe meciuri? Nu te mai joci, păi e bine. Aș spune lui Ion, mamă, ce, hai că e bine, mamă, să vadă ce să facă Darusele, că o să aibă noaptea albă, nu o să mai doarmă absolut deloc. Bă, Darusele, hai, mă, ai închis, mă, bă, ce fai, mă, hai, închide. Așa, închide, bă, Darusele, fii atent, cea. Am eu o idee, fii atent, vino aici, să-mi spun, Darusele, bă, nu mai mânca, bă, lasă, bă. Bă, și la ora asta mănânci ciocolată, păi lasă, mănâncă ciocolată, Darusele, că chiar trebuie să mănânci, că nu o să mai dorm deloc în seara asta. Nu, dacă nu vreau, Darusele. Bă, Darusele, deci fii atent, Darusele. Astăzi vreau să-ți fac o mare surpriză, Darusele. Adică, fii atent, nu știu dacă e surpriză ceva, Darusele, bă, dar nu mai mânca, bă, atâta, bă. Bă, ce mănânci, bă, că este cel mai mare coșmar să te văd pe tine mâncând, Darusele. Nu, deci fii atent, Darusele. Astăzi, Darusele, bă, Darusele, vreau să te întreb așa înainte. De ce să fiu, mă, fraier? Bă, stai jos, că vreau să te întreb ceva înainte. Înainte să zic ce vreau să facem astăzi, vreau să te întreb, Darusele, dacă ai avut parte de experiențe mai paranormale, mai horror în viața ta. Da, am avut multe. Multe? Da, vreau să zic una. Bă, nu, stai, nu zici nimic acum, Darusele, pentru că te las să zici mai târziu, deoarece, Darusele, fii atent ce vreau să faci. Vreau să-mi spui ce povești ai tu horror așa, Darusele, pentru că astăzi vreau să facem niște povești horror, să spun eu o poveste, tu o poveste, Darusele, să de care poveste e mai horror, adică da, trebuie să fie povești reale, nu de pe jocuri, Darusele, că tu stai numai pe jocurile alea, Darusele, vreau să fie o poveste reală, nu de pe jocuri, Darusele, ai înțeles? Da, deci, frate, Nafale, una din poveștile mele e așa de scurtă. Ce? M-am trezit. Așa? Am văzut pe tine. Hai, mă, du-te, mă, de aici, hai, mă, că ești nesimțit. Du-te, mă, de aici, că ești nesimțit. Hai, mă, lasă-mă, că mă și enervez, Darusele. Bă, unde pleca, mă? Bă, unde pleci, mă? Unde vrei tu să spunem poveștile astea? Vrei să stăm aici? Hai să stăm aici. Eu zic să stăm aici. Unde? Ai un loc special unde afară, mă? Ok. Hai. Păi ieși, bă, afară. Unde? Aici? Hai aici. Uite. Bă, ce ai făcut, bă? Bă, vino, mă, puțin aici, bă, Darusele, tu ești nesimțit. De ce ai făcut? Păi ai adus albine. Nici nu pot să dau. Bă, ce faci, mă? Ei, fuck, bă, intră în apă repede, mamă, cât de fraier ești, Darusele. Vino, bă, Darusele. Ai pus tupul ăla în față și uite-te unde sunt albinele. Acum ce fac albinele? Ne mănâncă din grătar, Darusele. Ce fac albinele astea aici? Bă, nu da, bă, ele că vin toate. Bă, Darusele, ai grijă că dacă vine toată familia, Darusele, ai grijă. Unde vrei, mă, să stăm aici? Unde vrei? Uite aici, am făcut aici, lângă șezlon, uite ce fain. Da, când ești aici, că parcă nu era așa, și ce vrei să... Aici vrei tu să spunem, mamă, dar vezi că e mișto așa, să vedem așa apa, noapte, așa, și ce vrei? Uite, aici e scaunul ăsta fain al meu de 100 lei, știți, am luat scaun de 3 lei. Darusele, ce scaun fain e ăla, mă, că tu nu vezi că e mai mic al tău, bine, că e de tine, că ești mic. Ce faci, bă, ia te bani, bă, dar prost ești, bă, Darusele. Deci, bun, bă, Darusele, fii atent, acum să înceapă poveștile horror, Darusele, pentru că chiar sunt curios ce povești horror, ce experiențe horror ai avut tu în viața ta de zi cu zi, că, a, uite, asta e, bă, pentru mine, vrei să zic că o poveste horror, Darusele, care e cea mai horror poveste? Când te văd mâncând așa în continuu, bă, Darusele, mai lasă burgeria, bă, nu da mâine, că te bag chiar în foc, Darusele, adică, bine, te bag
bag, nu! Că nu te-am mai băgat eu până acum, dar o să te bag și eu, că văd că îți place să intri. Deci, bă, Drăxile, fii atent. Vreau ca prima oară tu să-mi zici o poveste data horror, ca să zic și eu după, că chiar sunt curios. Bă, oare are rost să zic și eu o poveste horror sau o zbajo? Chiar, Drăxile, ia spune și tu, ia, ce poveste horror? Alege o poveste foarte bună, Drăxile, chiar sunt curios ce poveste ai avut. Și spune dacă ai avut, bă, tu ai avut multe povești horror la viața ta, că tu stai prea mult în casă. În afară să mănânci burger și să te neci cu ei, să mănânci în somn. Bă, ce faci, mă, te neci acum cu burger, lasă-mă. Hai, mă, dar să le și atent. Spune-ne tu o poveste horror acum. Se chiar vreau să aud o poveste horror de la tine. Chiar vreau să aud cât de horror e Dar Excel 2012. Bă, Rafaele, ce poveste mi-a venit, bă. Asta cred că e cea mai horror. Deci, bă, Rafaele, am o poveste înfricoșătoare pe care trebuie să o spun. Ce poveste, dar, mă, înainte... ce zici, mă? Ce poveste ai, mă, tu, înfricoșătoare? Ce poveste înfricoșătoare ai, mă, tu, Dar Excel? Ia, spune-mi ea. Dar înainte, vrei să ai Pampers după tine, că ca să te caș cu ce tine. Ce Pampers, bă, Dar Excel, tu uite că tu ai Pampers după tine. Ce spui? Bă, asta trebuia să zic eu ție, Dar Excel, nu să-mi zici tu mie cum, adică, bă. Ia, mă, du-te, mă, aici, ai, mă, zi, ce poveste ai, mă, Dar Excel? Bă, nu mai faci mișto și zi, bă, bune, povestea. Chiar sunt corect, ce poveste ai tu? Bă, povestea asta e 100% real, ok? Ok. Ai înțeles? Da, chiar sunt convins de asta, 100% o să fie reală, chiar n-am niciun dubiu, hai, spune. Bă, povestea asta o știi și eu, deja, că vrei să-l întrebi pe Ion dacă e reală, îl întreb și pe el, ok? Păi, Ion, păi stai, mă, tu te știi cu Ion în realitate? Nu, da, lasă, că o să vezi pe povestea. Ok, ok, zi, povestea, zi povestea. Era într-o seară furtunoasă. Așa? Bă, Dar Excel, ce zici, mă? Bă, Dar Excel, nu suntem aici la școală să zici compuneri și de alea. Lasă că, Dar Excel, că începe școala în câteva zile, într-o săptămână, ceva de genul, Dar Excel. Și zici atunci povești, faci compuneri de astea. Ce îmi zici mie? Eram într-o seară furtunoasă. Bă, ce seară furtunoasă, bă, Dar Excel? Bă, o zici de parcă aseară este o zi însorită de nu știu ce. Bă, Dar Excel, zi, bă, pe bune, poveste, că asta nu e poveste înfricoșătoare, Dar Excel. Ce poveste înfricoșătoare asta? Chiar nu mai pot de râs aici. Bă, hai, zi povestea, Dar Excel, hai. Eram într-o seară cu Ion și ne jucam Minecraft împreună, făceam. Da, logic. Și fie antenă, bă. Știi că mie îmi plac burgerii foarte mult, nu? Așa, și ce ai făcut? Ai necat cu burgerul? Mamă, ce poveste înfricoșătoare. Bă, ce poveste, mă. Lasă-mă să vorbesc. Bine, gata, te las să vorbești. Zici ce poveste? Hai, mă, Dar Excel, bă, zi. Bă, tu faci mișto de mine, zi, bă, bune, tu chiar faci mișto de mine sau e poveste reală? E reală, și fie antenă, bă. Așa. Mie mi-a venit poftă de burger, dar mi-a venit un de la un poftă de amare, și fie antenă. La diner ăștia fac cu tot asta nouă, rețetă nouă de burger. E dublu cât un burger de ăsta, bă. Stai mă puțin, nu ai interdicție la diner? Ai uitat că ai interdicție sau dat interdicție? Păi nu, mă, nu. E mai veche sau ce? Cum adică? Bă, tu mi-ai luat telefonul, tu mi-ai luat cartela aici, ne simțim, Dar Excel? Bine că mi-ai zis să mă duc acum la poliție, Dar Excel, nu mai spune nicio poveste, mă duc la poliție și te reclam. Deci fii antenă, bă, eu mi-am dat acolo burgerul mare și fii antenă, când a ajuns burgerul, mamă, Rafaele, l-am mâncat și am simțit ce faci, da, deci chiar să mă doare burta, dacă eram... Păi dacă mănânci în continuu burger, Dar Excel, normal că te doare burta dacă nu mai mănânci nimic altceva. Bine, mănânci burger și înghețat, adică, nu, să mă gândesc, bă, dacă mănânc burger înghețat și ciocolată, oare m-ar durea burta pe mine vreodată? Eu zic că nu. Bă, Dar Excel, mă, ce poveste e, mă, asta? Bă, tu-ți bagi joc de mine? Nu, bă, Rafaele, da. Hai, zi. Am vrut să zic că și Ion și-a luat de acolo și Ion. Așa, păi stai, mă, puțin, Ion e ăsta aici, în apropiere? Da, nu știai. Păi și cum nu te-ai întâlnit cu el niciodată, că eu nu te înțeleg cum de... Bă, da. Păi, ai zis mai devreme că nu. Hai, lasă, nu mă mai interesează. Asta zi povestea, Dar Excel. Antenă, bă, după ce ne-am pus eu cu Ion să ne jucăm Minecraft, ceva ciudat s-a întâmplat, bă, și ce? Nu știam, bă, deci fie antenă, dintr-o dată am început să au niște sunete date din căști. Ce, mă, ce s-a auzit, mă, sunete de care? Mai... Ce sunete, mă? Ciudate, care, dar nu era de la căști, bă, că căștile alea le-am avut de când, de un an, hai, da, dar credeam că sunt sunetele lui Ion. Ce, mă, ce, bă, Dar Excel, bă, Dar Excel, poți să vorbești și tu clar, Dar Excel, bă, tu chiar ai nevoie să mergi la școală, Dar Excel, că nu știi să vorbești, chiar ai nevoie să ajungi la școală, Dar Excel, să dai pe la școală, bă, Dar Excel, tu ai fost vreodată la școală? Da. Am fost, cum adică? Bă, când ai fost, mă, tu la școală, bă, Dar Excel, hai, mă, spune, zi, așa, și ce ai făcut cu burgeria? Ce sunete aveau? Ce, spune-mi? La căști, mă! Așa, zi. Și am început să aud chestii ciudate. Așa, mi-ai mai zis o dată, zi, mai departe, ce e povestea asta, Dar Excel, spune și mie, detaliază. Bă, dar după fie antenă, bă, Rafaele, am început să văd chestii ciudate pe Minecraft, pe ecranul meu, bă. Și ce e asta înfricoșător, că e din joc? Ce e înfricoșător? Asta e într-un joc. Așa e jocul, Dar Excel. Dar din ce? Și eu credeam că sunt la joc. Păi și prin ce era? Cum adică? Bă, și la un moment, bă, iar mi-a venit foamea și am luat tot din burgerul ăla. Păi n-ai zis că l-ai terminat? Nu, mai erau puțini, bă, și când okay. M-am dat la burgeri, așa? Parcă se mișca, parcă avea ochi. Cum adică, mă? Cum să se miște, mă, burger? Bă, tu, bă, Dar Excel, în ce bază mi trăiești, mă, tu aici? În ce bază mi vorbești, bă, Dar Excel? Ce, bă, Dar Excel, tu te crezi în filme? Ce? Și ce vrei să o la burgeri ăștia? Dacă te uiți la
ăsta, uite, parcă avea, uite, ăsta avea ochi aici și acolo la roșii, parcă avea o gură. Așa, și? Bă, și după, fie antenă. Pune-te jos, ai. După Ion a trebuit să plece la nani să facă somn. Așa. După, când am vrut eu să ies din apel, Ion a fost, stai, nu ești din apel. Cum a fost, mă, Ion? După... Ce a fost, mă, Ion? Ce stai? Bă, păi Ion a zis că s-a dus la culcare. Cum adică Ion a zis, stai? Bă, când am vrut să ies eu din apel, așa? Ion m-a oprit. Păi cum ai zis că s-a culcat? Păi, era, vreau să închidem amândoi și am zis că ne întrecem. Așa? După el a zis să nu închid. Ok. Și în acest moment, nu, momentul ăla, ce? Eu mă bucurasem. De ce te-ai bucurat? Eu cream că Ion nu plecase. Așa. Dar după, Ion mi-a zis ceva și dintr-o dată... Ce dintr-o... Ce? Dintr-o dată... Ce dintr-o dată? Uite-te în spatele tău. De ce să mă, bă, tu faci mișto de mine? Ce în spate? Ce în spate? Nu e nimic în spate. Ce faci, mă? Te-ai speriat? A, mă, du-te, bă, de ce? Bă, du-te, de unde ai, mă? De unde ai, mă, masca aia de dragon? Dar de unde ai făcut rosul de toate lucrurile astea? De unde le ai? Bă, fii antenă, eu cu Ioan ne-am trimis mereu cadouri și când ți-am zis că mi-a trimis el un burger, de ăsta mi l-a trimis. Așa, și tu, Ion? bă, tu, burgerul ăla e de mâncat, dar nu să-l ții, tu de ce cel mai ții atât? Dar când ți-a trimis burger? Bă, gata, dă ăsta jos, dă ăsta jos, dar Răsile, că ești urât, dar Răsile, după ce că ești urât, te faci și mai urât, hai, du-te de aici, hai să fii atent, dar Răsile, bă, dar ce a fost, mă, povestea aia, bă, dar Răsile, bă, prost rău de tot, dar Răsile. Bă, dar Răsile, nu știu dacă povestea ta a fost reală sau nu, bă, dar Răsile, tu ai zis așa, numai să faci mișto de mine, nu? Nu, bă, povestea chiar a fost reală. Păi și ce, dintr-o dată, dintr-o dată ce, că ai dintr-o dată și mi-ai arătat jumpscare-ul ăsta, ce s-a întâmplat? Păi, bă, dintr-o dată, diferențe de Rafale, povestea era pe jumate falsă. Hai, gata, bine, gata, nu mă mai interesează povestea. Ce vrei, ce, bă, hai, zi povestea, hai, lasă, zi. Jucau Minecraft, ne jucam ceva horror, bă. A. Și mi-a luat jumpscare și am dat și jumpscare. Wow, mamă, ce cât de tare. Hai să zic și eu acum o poveste, dar pentru că asta la tine, bă, tu tot din jocuri, că te joci pe calculator. Eu ți-am zis că tu n-ai nicio poveste să spui, că tu stai și te joci pe calculator, bă, dar Răsile. Dar acum, fii atent, dar Răsile, acum începe totul, pentru că eu o să zic o poveste 100% reală, dar Răsile, deci 100% reală și nu mai mânca și ascultă aici. Bine, poți să mănânci, trebuie să-ți iei mâncare acum, să vezi cum mănânci, dar ai grijă să nu stai în gât, că povestea asta e 100% reală și o să fie foarte înfricoșată. Tare, Darusele, și nu o să mai dorm absolut deloc. Cred că rămâi aici, Darusele. Da, du-te, mă, de aici, ce fraier ești. Deci fii atent, mă, Darusele. Povestea pe care am să ți-o spun acum, ți-am zis, este o poveste 100% reală și povestea este de acum câteva săptămâni, de pe vremea. Bă, ce faci, mă, îmi dai burger să mănânc și ce-mi faci acum? Ai, uite, ai. Oh, mersi, ia să-i bag eu acum pe foc pe toți acum, să ia foc acum. Am, mă, Darusele, bă, gata, nu te speria, nu te supăra pe mine. Hai să spun povestea acum, Darusele, lasă burgeria, hai să spun povestea. Deci povestea este de acum câteva săptămâni, de când stăteam noi cu bunica ta, știi? Dar da. Nu știam cum să spun asta, dar mă bucur că într-un final am ajuns să ne mutăm de acolo. Chiar a fost foarte bine că am ajuns să ne... Bă, unde ai pus, bă, că mâncarea asta? Facem și grătar, ce facem aici, Darusele? Hai cu micul, hai cu micul, Rafael! Bă, ce mic, bă, e grătar, bă, stai, bă, Darusele, bă, stai la povești oror, Darusele, aici, ce povești, Doamne, ce... Hai că nu mai povești oror, nu facem noi aici, deci fii atent, Darusele. Bă, asta chiar e o poveste strasă reală, Darusele, și nu știam cum să spun. Bă, Darusele, vorbesc la modul cel mai serios, ascultă-mă. Nu știam cum să spun asta, mă bucur că ne-am mutat de acolo, Darusele, chiar ne-a prins foarte bine acest lucru. Dar fii atent, Darusele, știi care e faza? Știi că am visat eu atunci că ai murit tu și mă bântuia fantoma ta, mai știi? Da. E bine, ăla nu prea a fost singurul vis, am avut mai multe vise, am avut chiar și mai rele și... Mă, Rafaele, tu nu știi să vorbești? Mai multe visuri, nu mai multe vise, ce ai, Doamne? Bă, Darusele, visuri, știi ce înseamnă visuri și vise? Darusele, vise sunt astea în care dormi, visuri de alea în care zici tu că vrei să ai o gagică, dar nu o să ai niciodată, Darusele, așa? Gata. Hai, lasă să zic povestea, Darusele, că e horror, Darusele, bă, lasă-mă mâncarea asta că mă și enervez. Mamă, te-ai apucat și de carne acum, Darusele, bă, carne. Bă, tu mănânci carne așa, nu bagi în burger, ce faci cu carnea asta? Mănânci așa, bine. Mamă, Darusele, hai să spun, deci fii atent, Darusele. Ăla n-a fost singurul vis pe care l-am avut, au fost și altele și mai rele, dar cu cât s-au adunat mai multe, simțeam că eu o să nebunesc în casa aia, Darusele, și bine că ne-am mutat, sincer. Deoarece și când eram treaz, Darusele, și când eram treaz, începeam să am vedenii și s-au niște sunete foarte ciudate. Nu știu, Darusele, dacă mă crezi sau nu, dar ca să spun așa, eram într-o seară acolo, eram bă, ce fac, bă? Ce mai vedenii? Mascul și pe mine, amă, dar să nu-ți mai zic nimic, bă, mascul și pe mine, pe bune, dar mă, ce mai serios. Bă, mascul, deci fii atent. Eram într-o seară, știi că calculatorul meu era în camera ta și tu dormeai. Și era foarte mare liniște, dar să le mă uitam pe YouTube și în momentul ăla vreau să mă pregătesc să plec din cameră, știi? Și așa că stăteam eu acolo până să mă pregătesc să opresc calculatorul, dintr-o dată din pod se auzeau niște pași ciudați, dar am zis că sunt niște șoareci, știi, că șoarecii mai sunt prin pod, prin astea, și credeam că sunt șoareci pe acolo care fug, care de astea, și n-am dat prea mare importanță. Bine, știi care e faza?
mie mi-e cam frică de șoareci, dar asta e partea a doua, sincer, că putrea să dau importanță, dar nu, în fine, când am plecat din cameră, dar să le, când am plecat din cameră să mă duc să dorm, m-am dus mai întâi până la baie, știi? Iar de acolo, dar să le, de acolo nu mai zic, dar să le, e sigur, chiar vrei să spun? De acolo m-a văzut pe mine și gata, povestea încheiată, ok, hai, pa! Bă, ce prost, bă, ești prost, bă, dar să le, păi stai, mă, tu ești horror, nu? Tu chiar nu vrei să te vezi, dar să le, ai, da? Bă, dar să le, tu tocmai ai spus că tu ești urât și de-aia te-am văzut pe tine și asta e povestea horror, nu? Asta ai spus acolo. Nu, am zis că m-ai văzut pe mine, te-am umărat și gata cu asta, nu? Bă, dar să le, stai cu minte pe scaunul ăla, dar să le, că scârțe, n-ai auzit cum scârțe, stai cu minte acolo pe el, deci fii atent, dar să le. Hai să zic, bă, dar să le, asculti pe mine, că la mână ce mai zic, asta e o poveste 100% reală, dar să le. Când am plecat din cameră, ți-am zis că m-am dus până la baie și am trecut prin fața oglinzii și cu coada ochiului parcă am văzut ceva în oglindă, dar nu știu, am zis că mi s-a părut, știi? După m-am băgat la duș, dar să le, și auzeam niște bocănituri, nu știu, și în geam, gen, nu știu ce se întâmpla. Credeam, eu ziceam, bă, nu cred că aud eu așa de la duș, nu știu. M-am speriat așa puțin, dar n-am zis că doar mi se pare. Și da, după ce am ieșit din duș, dar să le, m-am dus să mă spăl pe dinți, iar în momentul în care stăteam și mă uitam în oglindă, vrei să spun, dar să le? Ce o să zic? Deci, mamă, ce interesantă e. Ia zi, ce ai văzut? Deci în momentul în care, dar să le, mă uitam în oglindă, dar să le, mamă, deci nu știu cum să zic, dar să le, vrei să spun pe bune, la ceva serios? Vrei, chiar vrei să spun? Bă, dar să le, ești hype? Chiar vrei să spun? Deci, bă, dar să le, ai, fii atent, gata, hai că, bă, dar să le, hai că zic acum, deci fii atent. În momentul în care stăteam și mă uitam în oglindă, dar să le, dintr-o dată, nu s-a întâmplat nimic. Ce, mă, mă, tu știi, zici, bă, tu chiar mă prind, uite, mă, lasă-mă, mamă, deci chiar nu știu cum am putut să adorm după ce s-a întâmplat aseară, că am povestit cu Darusel o grămadă de povești horror, bine, o grămadă. Am povestit câte una de fiecare, n-a fost foarte, foarte wow, doar ambientul așa cum era afară acolo, chiar întuneric, a fost cam scary puțin și chiar nu știu cum am adormit, dar acum vreau să-i mai fac încă o chestie, să fim tot așa într-un horror. Vreau să fac, încearcă să nu te sperii cu Darusel și chiar vreau să mă duc acum la el și o să-l sperii chiar dacă acum, eu o să-l sperii chiar dacă acum, chiar dacă n-a început jocul n-a început, dar hai să văd ce face Darusel totuși, că sper că s-o fi trezit și el, dacă o fi dormit, că nu știu dacă a dormit, dar hai să vedem, ultima așa ușor. Asta e tot pe călcător. Mamă, ești... Ioane, stai! Bravo, Ioane! Mamă, stai că sperit direct acum. Bă, ce ai, bă, dă țipi așa, bă, ce ai, bă, dă țipi așa, dar așa, te-ai speriat, mă, de ce te-ai speriat? Bă-mi bat inima, bă, și are simți, bă, cum să mă sperii așa de rău, bă, Rafael? Bă, dar, bă, stai puțin, dar să-i duc chiar așa de rău, te sperii? Da, bă, mi-ai Doamne, ce, bă, da, bă, dar să-i chiar, știi ce vreau să fac acum, dar să-i, deci dacă tu te speriai, bă, dar să-i, eu vreau să-ți vin aici la tine, în fine, fii atent, bă, tu chiar te-ai speriat pe bune, la mă, duci mai serios? Da, bă-mi bat inima, stai. Bă, nu mai mâncam burger, bă, lasă că dai cu burger și strici, bă, fii atent, dar să-i, astăzi vreau să facem, încearcă să nu te sperii cu 3 vieți, dar Rusele, dar văd că te sperii prea ușor, dar Rusele, ce încearcă cu... Păi văd că te... Bă, dar Rusele, dar stai puțin, tu ai dormit aseară după poveștile alea horror? Nu, de ce? Cum n-ai dormit? Și ce ai făcut? Ai stat pe calculator, ce ai făcut? M-am jucat Fortnite, am făcut rank acolo, bă, Rafael, acum sunt... Eu sunt diamond în rank pe Fortnite, Ce diamond, mă, ce diamond în rank pe Fortnite? Bă, dar Rusele, nici nu există așa ceva, în fine, nu mă interesează, dar Rusele, dar astăzi fii atent, dar Rusele, vrei să participi la următorul challenge, încearcă să nu te sperii? Da, și eu nu să mă sperii, pentru că eu da, clar, chiar. Da, bă, chiar nu o să te sperii, că nu te-ai speriat cum ar veni mai devreme, chiar nu te-ai speriat, sincer, dar Rusele. Bă, dar Rusele, deci fii atent, o să avem câte 3 vieți de fiecare, dar Rusele. Dacă te sperii o dată, îți cade o viață și dacă ajungi la 3 vieți, dar Rusele, pa, ai murit și ai pierdut, dar Rusele, și trebuie să-mi dai 100 de lei pentru că așa cum stă challenge, dar Rusele, pentru că ești foarte slab. Bă, ce? Bă, cum adică, bă, Rafale, nu mai ce să vorbești, cum adică primul care ajungi la 3 vieți pierde. Păi, dar Rusele, da. Păi da, dar Rusele, tu uite-te, ai 3 vieți, da? Ajungi în o pierzi o viață, pierzi încă una și gata, dar Rusele, ai murit, pa, te-ai dus, ai pierdut, deja. Dar Rusele, cred că o să fie foarte ușor, dar Rusele, în câteva minute o să te, în câteva secunde. Dar, bă, încă n-a început, dar nici nu mai spera, dar Rusele, dacă tu asta crezi că o să fie, spere, dar Rusele, eu zic că o să câștig, bă, ce ți-ai pus, mă, iar îți pui astea pe tine, dar Rusele, nu mai speri cu astea, gata, îți ajunge, gata, nu mai speri, ai, du-te atingi acolo, dar Rusele, gândește-te la niște chestii foarte, foarte bune, dar Rusele, pentru că începe challenge-ul de acum, o să zic, start challenge și chiar sunt curios, hai să mă gândesc și eu acum, chiar nu știu ce o să-i fac, dar Rusele, dar nu, fiți atenți, că m-am pregătit, eu nu, că nu știu, m-am pregătit, eu mă duc eu acum afară să văd ce facem ăsta, bă, dar Rusele, ce faci, mă, ce faci, mă, aici, bă, ce faci, mă, o, că nu mai speri,
Dar bă, ce faci, mă, că te-am văzut că era aici, dacă ai închis ușile, dar Darusule. Bă, Darusule, tu nu știi să te joci, mă, Darusule. Știi cum se joacă jocul ăsta măcar? Nu. Păi, exact, bine, Darusule, în față. Fii atent, Darusule, du-te pe calculator, du-te pe calculator, dă-și tu acolo un search, măcar să ai tu un avantaj mai mic. Caută și tu cum să faci chestiile alea, Darusule. Hai, du-te, pa, 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 Darusule. Pa, 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 pa. Ok, acum începe partea cea mai interesantă, o să înceapă challenge-ul în care eu i-am pregătit aici, nu știu unde le-am pus creva, cred că undeva pe aici, da, vedeți. Am aici un șarpe și am aici un pumpkin pe care o să-l pun eu direct pe cap. Uitați, îl pun direct acum pe capul meu și cam așa arată și eu vreau să-l sperie, chiar sunt curios dacă se sperie, sper să se sperie ca să piardă din prima viață la prima chestie. Și mai am aici un șarpe care este un șarpe de jucărie, asta să dau asta jos ca să văd și eu bine cum trebuie, că nu prea văd sincer. Am aici un șarpe care este un șarpe de jucărie, dar nu vreau să-l pun pe aici. Mă, ce facem ăla? Bă, ăsta vrea, bă, ăsta mă ascult. Bă, bă, Darusule, Darusule, ăsta e să fac, să fac. Bă, chiar simți, frate. Bă, ce faci, mă, dar, bă, bă, Darusule, n-ai fost mai devreme cumva afară, că așa am văzut, te-am văzut pe tine. Hai, bine că te las, mamă, bă, pleacă, hai, uite de aici. Sper că nu auzi, Darusule, ce vreau să-i fac eu, că dacă auzit e groază, adică nu, chiar nu vreau să fie auzit, sincer. Dar, cum am zis, ăsta o să-l pun ceva mai târziu șarpele, dar acum vreau să mă duc cu ăsta pe cap la el direct, chiar vreau să-l sperii din prima și cu șarpele o să mergem noi undeva, așa, cred că o să-l duc într-o pădure și o să-l duc și seara într-o pădure, iar sunt curios cum o să reacționez el seara în pădure și hai să vedem, nu mai stau mult la discuții, primele lucruri deja le am, hai să-mi pun eu repede acum ăsta pe cap și vreau să-l sperii eu acum pe Darusule, ia să merg. Bă, du-te, bă, de aici, bă, lasă-mă, că mă și enervez, bă, mă, deja am pierdut o viață, bă, nu-i corect, bă, bă, era rândul meu, mă, nu era rândul tău, de ce m-ai speriat tu, hai, mă, du-te, bă, dar de ce, cum, bă, dar să, tu erai aici și mă ascultai, nu? Bă, da, dar ce zici, mă, ce zici, mă, că când am auzit corect, ai zis că ai ceva și că mă duci undeva, unde mă duci? Nu, nu, dar să le-am zis că o să mergem noi într-un camping, într-o vacanță, dar să le-ai uitat că ți-am zis eu cu o săptămână că mergem într-o vacanță în camping. Asta i-am spus la oameni, dar să le, și da, deci fii atent, dar să le, ai, gata, am pierdut o viață, ce să mai, tu ai trei vieți, am două vieți. Ce, mă, ce? Bă, ceva, mă, te-ai speriat cumva? Ce? Păi da, te-ai speriat, dar să le, tu nu vezi că nu mai știi să mai vorbești, te-ai speriat, gata, ai pierdut și tu o viață, nu mă interesează, gata. Suntem la vieți egale, mai avem două vieți de fiecare, bă, ce? Lasă-mă, bă, în pace, bă, că eu am zis ca să prind cu ei, eu, dar păi da, și te-ai speriat singur, dar să le, deci te, bă, dar să le, tu te speri singur, bă, dar să le, mai avem ce? Bă, ce fai, bă, lasă-mă mașina, bă, lasă mașina, bă, lasă-mă mașina, bă, dar să le, bă, ești nesimțit, ce faci? Te-ai speriat! Nu mai spui cum să mă sperii, mă, eu am țipat la tine ca să lași mașina, dar să le lasă, ce faci? Bă, lasă, bă, unde te duci? Bă, lasă-o! Bă, dar să lasă mașina, bă, lasă mașina, băi, ai, ce-i strica, mă, bă, dar să le, bă, că nu știi, dacă te las pe aici, dar să le, pa, du-te, rămâi acolo, dar să le, că ești foarte slab. Bă, deci mă și enervează, dar să le, chiar nu știu, sincer, avem câte o viață pierdută fiecare, ceea ce e bine că acum suntem la egalitate, că a pierdut și el singur așa, prost, dar revenim când o să-i fac eu chestiile mai mișto și ce facem ăsta aici? Bă, lasă-mă! Bă, ți-am zis să mă lași, nu m-am speriat, dar nu se le, am zis ca să nu mă omori, ești nesimțit? Cum adică? Nu m-am speriat. Ce? Păi da, bă, lasă-mă în pace, așa am făcut. Bă, dar să le, fii atent, acum vreau să mergem în oraș, dar să le, hai cu mine cu mașina, că vreau să te duc într-un loc foarte tare unde o să-ți placă 100%, dar să le, și ghicește și tu, ia ghicește, unde vreau să te duc eu, ia ghicește. Nu, bă, am zis în oraș, nu la diner, dar Darusule, te duc în oraș. Bă, ce ți-ai pus, mă, aia? Ce ți-ai pus? Ia să mă uit așa. Au, ce mai speria, Darusule. Bă, Darusule, bă, gata cu aia, că nu mă mai speri, Darusule, nu mă mai speri. Gata cu aia, Darusule, te duc, știu unde te duc. Ia ghicește. Nu te duc la diner, că te duc în oraș. Unde te duc? Eu la burgerie, la unde vândea burgerii. Nu, la, bă, lasă-mă mâncarea, bă, lasă-mă burgeria, Darusule, că poate îți dau interdicție de tot la fiecare magazin, să nu te la restaurant, să nu nici la magazin, la tot, să nu-ți mai dea burger, Darusule. Ăștia mai și la mine mână. Ce mână? Ia. Și ce faci cu aia? Ce faci? Și tu nu vezi că nici nu poți să o dai în mine, bă, Darusule. Fii atent, Darusule. Unde vreau să te duc eu acum, Darusule? Vreau să te duc într-un loc. Unde mai dus? Nu la mall, bă, vino înapoi, bă, vino înapoi, da peste tine. Vino mai aici că n-avem voie cu mașina mall, bă. Doamne. Darusule, aproape mă ajungi și ia ghicește tu zona asta. Unde crezi că mergem noi aici, Darusule? Unde mergem? Hai, Rafale, mai mergi. Stai. Gata, aici. De ce să nu mă opresc, mă, Darusule? Ți-e frică? Ce? Ia, fii atent, Darusule. Unde vreau să te duc, Darusule? Bă, stai puțin, vino aici, bă, nu da la ăla, gata, fii atent, Darusule. Vreau acum, Darusule, fii atent, Darusule, numai dacă nu ești tu forțos. Pune-te aici, Darusule, că vreau să te pun la un test, Darusule. Vreau să spun niște întrebări, Darusule, și vreau să te supun unui test, Darusule. Stai puțin că trebuie să mă duc să iau arcul și alea de aici. Da, bună ziua, vrem și noi un arc de aici,
vreau un arc și mai vreau niște săgeți, dar desigur, desigur. Eu vreau să-l sperii și puteți să mă ajutați ceva să-l sperii și eu pe băiatul ăla de acolo? Că uitați-vă la el cât de fraier. Adică nu, lasă că n-am nevoie de ajutor, că oricum să sperie el singur. Da, bun, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Acum hai să mă duc acum. Bă, dar să le fii atent că am venit acum, hai să vedem ce o să-mi fac, dar o să... Bă, ce fac? Bă, ce caut? Bă, prostule! Bă, ești prost, nu m-am speriat. La ce m-am speriat? Am zis, bă, nu m-am... Cum m-am speriat? Bă, Darusele, nu m-am speriat. Cum să mă sperii? Am zis, bă, ai grijă, Darusele, că ce... Bă, Darusele, tu, Darusele, tu stai puțin. Ce, bă, nu, stai puțin, nu mai am niciova. Am două vieți, Darusele, am două vieți, Darusele, tu stai puțin. Tu vrei să-ți distrugi viața, gen, la bun modul cel mai serios, gen, viața, nu viețile astea la joc, viața la propriu, Darusele, că tu stai de acolo de sus să-ți rupi picioarele, mă, Darusele, deci fii atent, Darusele. Am niște întrebări pentru tine, Darusele, te supun unui test, Darusele, să dau aici, prima oară vreau să dau așa din prima acolo, Darusele, vreau să-ți dau una, că vreau să pici în apă, de fapt, nu o să pici în apă, pentru că, bă, dar nu, merge mult, Darusele, ia, bă, ce are mă, bă, Darusele, cred că n-au dat drumul, stai să dau în partea aia, merge, bă, nu mai merge, bă, ce are mă, mă, du-te mă de aici, că deja mă enervez, ce, ai țipat cumva, ai țipat cumva, Darusele? Am zis, bă, ești nesimțit, bă, ce schimbă, fai, mă, ce bă, bă, nu, gata, nu mai da, bă, Darusele, văd că te ții bine, nu te-ai speriat tu, Darusele, dar lasă că o să te sperii tu, Darusele, și o să pierzi tot challenge-ul ăsta, Darusele, pentru că tu n-ai cum să câștigi, uite-te puțin la mine, Darusele. Bă, mă, cât de urât ești, Darusele, m-ai și speriat, Darusele, nu mai speriat. Bă, te-ai speriat, așa e, bă, vezi că ești urât, bine că ai zis, Darusele, bine, bine că ai zis, te-ai făcut singur, bravo, mă, Darusele, bine că ai recunoscut, gata, asta am vrut să zic, fii atent, Darusele. Nu la mol, Darusele, știi unde vreau să mergem astăzi, Darusele? Fii atent, vreau să spun ceva, Darusele, pentru că astăzi a început școala și te duc la școală, Darusele. Te duc la școală aici. Ce? Nu vrei la școală? Vino. Hai la școală. Vino la școală, Darusele. Ce faci, mă? Darusele, ia vino, mai să mergem la școală, Darusele, că e prima ta zi de școală, Darusele. Îți place la școală? Da, îmi place foarte mult. Darusele, stai puțin, ești cumva speriat că ai venit la școală? Nu, deloc. Dar de ce nu mai vorbești, Darusele? Nu mai știi să mai vorbești, Darusele? Ia zi, mă, ești cumva speriat? Ia că bagi burger acum să treacă. Nu. Bă, lasă ăla. Bă, Darusele, ce? Darusele, hai să mergem acum la tine la școală, Darusele. Fii atent, Darusele. Ce, bă, Darusele, gata, știu că te-ai inspirat, Darusele, gata, ai pierdut încă o viață, mai ai o viață, nu mă interesează, ai pierdut, Darusele, știu că te-ai inspirat, hai că te-ai inspirat, te-ai inspirat. Bă, Darusele, te-ai inspirat, înseamnă să faci ceva, și eu n-am făcut și ce trebuie să faci, așa că eu n-am pierdut nimica. Bine, hai, nu, fii atent, bă, lasă mașina, lasă-mi pe mine să conduc, Darusele, lasă-mi pe mine, bă, unde pleci, mă, bă, Darusele, eu totuși cred că te-ai speriat, dar hai, lasă așa, Darusele, pentru că zici tu că nu te-ai speriat în fine, eu zic că te-ai speriat, da, Darusele, pentru că oricum tu te sperii foarte ușor, Darusele, îți las viața și o să te bat oricum ar fi, Darusele, chiar de nu contează asta, bă, Darusele, dar fii atent ce mi s-a întâmplat, bă, mie, Darusele, mi s-a întâmplat ceva foarte rău, Darusele, gen, bă, Darusele, cred că mai bine, Darusele, nici nu mai are rost să mai trăim, Darusele, cred că hai să mergem și ne-ar, stai, fii atent unde te duc, Darusele, fii atent, vezi aici în față că e apă, Darusele, mergem direct în față, Darusele, că nu mai are rost, Darusele, nu mai are rost, bă, Darusele, nu mai are rost, nu mai are rost, Darusele, ce, te-ai speriat, ce mai au te-ai speriat, bă, te-ai speriat, mă? Nu, dă-te și mă! Doamne, bă, Darusele, mă, și enervez, bă. Bă, lasă, ce-a zis, mă, bă, eu pe unde mă arunc aici, bă, pe unde mă arunc, bă, mamă, am rămas pe aici. Bă, Darusele, ești nesimțit, de ce m-ai aruncat, da, bă, dar stai puțin, Darusele, fii atent, stai puțin, că eu am observat ceva la tine, Darusele, când am zis că ne aruncăm în apă și era să cătem în apă, Darusele, cu mașina, ai început să urli, Darusele, nu se pune că ar țipat ca că te-ai speriat, Darusele, nu te-ai speriat cumva, acuma, te-ai speriat? Păi bine că ai zis, ce? Da, știți, bă, când te-am aruncat, nici te-ai pierdut, hai să mergem, hai! Când am țipat, Darusele, că ăsta a fost așa făcut, Darusele, pentru apă, bă, Darusele, când am țipat, mă, că eu, bă, Darusele, nu era normal să te fac să te sperii ca și cum că te arunc aici, Darusele, nu era normal? Oricum ai pierdut, Darusele, oricum ai o viață, pentru că te-ai speriat aici, Darusele, cunoaște că te-ai speriat, ce, și eu mai am o viață, bine, Darusele, bine, hai, mă, bine, mai avem o viață, Darusele, acum revine, bă, Darusele, bă, ce fac, bă, ce, bă, cum ai venit așa repede la mine? Rafaele. Și vrei, bă, Darusele, gata, mă, că nu mă sperii, bă, fii atent, Darusele, bă, și de unde-i mă ăsta, bă, ce-i mă ăsta, bă, Darusele,
Dar o să le se pare că nu mai știi să mai faci nimic. Dar o să le avem câte o viață fiecare runda final. Dar o să le și eu zic să o lăsăm pe seara. Așteptăm să se facă seara, dar o să le, pentru că vreau să fie mai frumos. Dar o să le seara, știi că e mai frumos seara, dar o să le facem foarte frumos. Dar o să le și da, tu oricum o să pierzi. Dar o să le, pentru că ești foarte slab. Dar o să le și nu mai vreau să mai zic. Dar o să le, că dacă mai zic, dar o să le te sperii. Bă, lasă-mă aia, lasă-mă aia. Hai că deja mă enervez. Cine să sperie? Am zis lasă aia, nu să sperie. Bă, du-te, bă, du-te la tine, du-te la tine în cameră, dacă nu, dar să ești, dar să stai puțin. Stai puțin. Nu cumva trebuia să pierzi tu o viață și să pierzi deja concursul acolo la școală și te-am lăsat eu. Ia adu-ți tu aminte. Ia du-te la tine. Du-te la tine în cameră. Hai, du-te, lasă că mă și enervez. Mă, văd că e deja s-a făcut și seara, mama, e perfect că s-a făcut seara, mă dau și jos de la calculator. Și acum trece partea cea mai interesantă. Unde eu o să merg cu acest șarpe de jucărie să-l sperii pe Darusel? O să vreau să-l duc într-o pădure unde o să-i zic și niște povești horror. Și în timp ce zic povestea horror, dacă nu se sperie la poveste, o să pun acest șarpe de jucărie și chiar sunt curios cum o să reacționeze și mă duc acum la el. Bine, sper să fie și ăsta treaz. Bine, e treaz, să că ăsta nu mai e pe calculator, dar a zis că n-a dormit deloc, s-ar putea să doarmă. Chiar nu știu ce face, ia să merg acum. Bă, ce faci, mă, dar bă, ce faci, mă? Bă, și acum mănânci, bă, dar să-i, dar tu n-ai dormit deloc, bă, dar de ieri, n-ai dormit deloc? Nu, foarte amuzant, dar să le. Fii atent, dar să le, vezi că s-a făcut și seara afară, dar doamne, dar să le. S-a făcut noapte. Uite-te puțin așa pe geam, dar să le. Uite-te pe geam. Bă, ce acolo? Ce acolo pe geam, dar să le? Ce acolo pe geam? Ce acolo pe geam? Nimic, uite flori, uite albinele, dacă mă sunt albine frumos aici. Dar să le. Ah, nimic, lasă. Nu mai contează, dar să le. Hai să mergem afară, dar să le, pentru că s-a făcut noapte și trebuie, știi ce facem? Bă, dar să le, mai știi că facem ceva azi, parcă trebuie să mai facem ceva, mai știi? Da, mergem camping. Da, mergem în camping, dar să le. Hai să mai lasă mașina, bă. Urcă sus. A, vrei să mergem cu bicicletele, Darusele? Darusel, unde e bicicleta mea? Darusel? Lasă-ne pe tează, papa! Du-te tu cu bicicleta, că merge cu mașina, Darusele. Să nu te prind aici în mașină, Darusele, vezi că da peste tine! Oh, shit! Ce, te-ai speriat? Da, urcă. Mama, cât de tare e aici, Darusele. Ia uite, mă, îți place unde te-am adus, Darusele. Ia uite ce frumos e aici, uite, sunt și cerbii ăștia pe aici, pe lângă, Darusele. Ia uite ce frumos e aici, natura, Darusele. O, stai, mă, jos, ce faci, mă, bă, tu ai venit și cu undiță, bă, Darusele, nu dăm pe la pește acum, bă, ce, mamă, nu m-am speriat, era să iau foc, bă, m-am ars, mamă, bă, Darusele, tu când te arzi, nu faci așa, bă, lasă, bă, ce le faci, mă, bă, Darusele, nu mai dai, bă, ești de simțit, ia să mai aprind și eu calculatorul ăsta. Chiar sunt curios, vreau și o să mă joc pe calculator, că nu m-am mai jucat de foarte mult timp. Și bă, ce vrem, Darusele? Ce vrei? Ce cauți aici? M-am pus eu la calculator după 7 ani de zile, nu m-am mai jucat, Darusele, și vii tu repede, fii că mă pune la calculator. Ce mai vrei? Da, bă, nu-mi pasă, dar fii antenă, bă, am o idee. Ce idee? Eu să-ți controlez viața 24 de ore. Yay! Cum adică să-mi controlez viața 24 de ore? Păi cum adică, ce vrei să-mi faci? Ce? Te-am zis eu să-mi controlez viața sau ce? Deci fii antenă, dacă tu vrei să sar și eu zic să nu sar, păi nu sar. Bă, Darusele, eu n-am zis că eu te-am întrebat, te-am pus eu să faci chestia asta, Darusele, sunt eu de acord cu chestia asta, întreabă-mă. Păi ce îmi zici așa? Tu mă obligi, ce înseamnă asta, Darusele? De ce mă obligi? Cum adică, gata, da. Hai să papi, stai, mă, Darusele, și tu ce vrei să faci? Cum adică să explică și mie, cum vrei să-mi controlezi tu viața pentru 24 ore? Ce înseamnă asta? Deci fii antenă, cum constă challenge. Deci dacă tu vrei să nu te speli pe dinți. Așa. Eu zic că nu te speli pe dinți, pe tu nu te speli pe dinți, ok? Păi de ce să nu mă spună pe dinți, bă, Darusele? Bă, Darusele, dacă tu nu te speli pe dinți, Darusele, că tu nu te speli niciodată pe dinți, că ești un jegos, Darusele, ești nespălat. Gata. Bă, ce faci, bă, ce faci, bă, cu vorba, lasă-mă. Bă, Darusele, de unde, bă, tu undița asta și ce mă iei pe mine cu undița? Bă, ești nesimțit, Darusele, ia pleacă-mă de aici. Bă, nu mai faci, bă, fiate, nu mai controlezi nimic. Nu accept. Eu nu accept. Ce-mi faci tu mie dacă n-ai? Nu, gata, accept. Bine, bă, Darusele, m-am gândit și chiar sunt curios, Darusele, chiar vreau să accept challenge-ul ăsta al tău. Ce vrei tu să-mi faci, Darusele, să-mi controlezi tu viața pentru 24 ore? Chiar sunt curios ce vrei să faci tu, Darusele. Dar înainte de toate, hai că mă duc și eu până la baie să mă spăl. De ce să nu mă duc la baie? Nu, vreau și eu să mă spăl pe dinții și de simțit. Păi de ce nu? Păi eu sunt controlat viața și fiantă, nu vreau ca tu să-mi iei burger, că nu mi-am burger din frigider la mine, ok? Bă, tu nu poți să te duci, mă, singur? Nu poți să te duci singur să iei burgeri? Nu, ok, așa că du-te și eu să mă joc pe consolă. Hai, doate, bă, ce enervant e. Bă, deci ăsta vrea să-i controlez viața, nu știu ce vrea, dar o să-l sincer. Vreau să-i controlez viața 24 de ore. Chiar sunt curios ce o să facă. Văd că deja mă pune să îi fac treabă să îi iau burger. Hai că iau și eu doi burger, nu iau mai mulți, că deja mă și enervează cu burgerii ăștia, că prea
prea mănâncă, nu știu cum ăsta nu e gras. Sincer că mănâncă în continuu și tot nu se îngrașă. Nu știu care e secretul lui. Hai, bă, Darusele, bă, Darusele, ce faci? Ce faci, mă, gata? Ce te joci mai? Ți-am dat eu voie să te joci pe consola mea? Da. Hai, du-te, mă, de aici. Hai, mă, ia de burger ăștia, ți-am adus doi burger, Darusele. Sper să-ți placă, Darusele. Bun, acum ce vrei, mă? Bă, ce ai, mă, bă, Darusele, ești nesimțit? Ce vrei? Ia, ce mai vrei acum să mai fac? Acum vreau să mergem la diner. Hai, mergem, hai. Ce, bă, Darusele, tocmai, mă, ce, unde vrei, mă, să mergem? Tocmai ți-am, bă, Darusele, vino, mă, puțin, stai puțin. Mă, Darusele, ce vrei să faci la diner? Uite-te că mănânci burger în continuu. Ce mai vrei să mai iei de la diner? Că ai mâncat o grămadă de burger, încă mănânci burger și ai burger acasă, Darusele. Ce mai vrei să mai cauți la diner? Vreau să-mi cumpăr 20 de burgeri. Păi, bă, uite-te, băi, tu ești nesimțit. Uite-te cât am frigiderul aici. De ce să-ți cumpără 20 de burgeri? Uite-te cât ai în frigider, Darusele, ești nesimțit. Da, se strică și n-a vreau. Păi, exact, se strică că nu-i mănânci. Mănâncă-i, Darusele, păi, și tu poți cumpăra alții. De ce trebuie să-ți cumpăr eu alții? Păi, bă, Rafale, eu îți controlez viața 24 de ore, chiar și tu ai accepat așa că n-a. Hai, rapid! Ce rapid, mamă, du-te, mă, de aici. Da, vrei tu să-mi controlezi viața, Darusele? Hai că mergem la diner, bă, dar mă, ești nervios, bă, Darusele, bă, dar nu ți se ia, mă, de burger, nu ți se pleacă să mănânci numai burger, bă, lasă-mă, bă, lasă-mă mașina, ce faci, mă, cu mașina mea, ești nesimțit, lasă-mă, nu, dă-te la o parte, că e mașina mea asta. Eu-ți controlez viața, deci eu conduc, așa că, bă, du-te, mă, da, hai, bine, hai, condui tu, dar știi tu să ajungi, Darusele, bine, mă, fii atent, că, așa, șoferul ăla, el e sclav, cum ar veni, tu mă duci pe mine, cum ar veni, tu e sclav, Darusele, nu-ți controlezi, adică eu-ți controlez viața, cum ar veni, pe ce, tu, ce te-ai pus tu, ia, ce faci, ce mi-arunci mașina așa, bă, Darusele, știi să o parchezi și tu cum trebuie, că mă și enervez, pune aici cum trebuie, ce mă, ce să-mi dai, mă, ce să-mi dai, bă, ce mă, taci, dacă eu parchez aici rămân, ok? Bine, gata, hai că-mi controlezi tu viața, bă, Darusele, dar nu-mi controlezi și mașina, îmi controlezi viața, ce vrei, acum hai, du-te și comandă tu, ce mă pui pe mie să comand, ce, tu nu ești în stare să comanzi? Nu, da, eu nu mai am, așa că să folosim banii tăi, hai. Păi n-am bani la mine, Darusele, ce vrei să facem în privința asta? Eu n-am bani la mine, Darusele, trebuie să mergem acasă, n-am bani la mine, ce vrei? Gata, nu mai am niciun burger, Darusele, că deja mă nervez. Bă, Darusele, dacă câți burger mai vrei, mă, că ai o grămadă de burger, gata, hai mă, Darusele, hai să mergem în altă parte, Darusele, că deja mă nervez cu burgerele ăștia, pe bune, hai să facem ceva. Serios, Darusele, că dacă vrei să-mi controlezi viața, unde mă duci acum, de ce mergi la bunică, Darusele? Ce facem, unde mergem, mă, bă, ce, bă, tu nu știi să conduci, bă, lasă-o, așa, lasă-o aici, lasă, că mă și nervez, ce vrei să facem? Bunii, ce faci, de că nu ne-am mai văzut? Să rămână, ce faci, ce faci? Am venit și noi, bă, Darusele, de ce am venit? M-a adus Darusele aici, nu știu de ce vrea, nu știu, nu mă așteptam să veniți pe la mine, ce faceți copii? Păi bine, Darusele, noi facem bine, dar nu știu ce vrea să facă Darusele, nu știu, întrebați-l că el a vrut să vină pe la dumneavoastră acum, nu știu ce vrea el să facă. Hai, mă, bunica, stai că vreau să zic ceva lui Darusele și pe vin, ok? Ce lui Darusele, mă, bă, Darusele, ce lui Darusele, mă, cum să zici, mă, bă, nu sunt eu Darusele astăzi, bă, am făcut videoclipul la Darusele, gata, acum eu sunt Rafael, nu ești Darusele, ce vrei să faci? Bă, Rafael, bă, uite ce am aici. Ce mă, ăsta, ce faci cu inelul ăsta? Bă, tu de unde ai, mă, inel, Darusele? Ai gagică cumva, Darusele, vrei să o ceri în căsătorie? Nu, bă, fii antenă, vreau să ții inelul ăsta și fii antenă, te duci la bunica. Ce să fac, mă, cu la bunica ta? Ce să fac cu inelul ăsta la bunica ta? O țier de soție. Ce înseamnă, mă, țier? Bă, Darusele, tu nu știi să vorbești, Darusele, și tu cum adică o să o cer de soție, mă, bunica ta? Bă, Darusele, tu ești tâmpit, tu te auzi ce vorbești aici? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta, Darusele? Cum adică să o cer pe bunica ta de soție? Vrei să fiu rudă cu tine, Darusele? Vrei să fii nepotul meu? Vrei să fii nepotul meu? Ce da, mă? Bă, stai, cum vrei să fac asta? Te duci acum la ea și îi zici că ai sentimente pentru ea și vrei să o ceri în căsătorie. Mă, cum să fac, mă, asta, bă, Darusele? Bă, Darusele, tu știi câți ani are bunica ta? E bunica ta, Darusele, tu vrei să fii nepotul? Bă, ce râs, mă, Darusele? Ce? Mă, Darusele, de unde ți-a venit? Bă, tu, Darusele, de asta ai zis că vrei să-mi controlezi tu viața pentru 24 de ore? Da! Hai, du-te la ea acum, rapid, da? Mă, și enervez, bă, Darusele, stai să-mi ia telefonul, să da pe record. Bă, pleacă, mă, mai și filmez, bă, ești nesimțit, bă, Darusele, bă, lasă-mă, că deja mi-e rușine, dacă mă mai filmez, eu nu mă mai duc, hai că plec acasă, lasă-mă, că mă și enervez acum. Pe gata, hai, bă, bine, așa, nu filmez nimic, Darusele, că dacă filmez, mă supăr pe tine și eu nu mai zic nimic, absolut nimic. Oricum, fii atent, Darusele, că o să-i zic că tu mi-ai zis treaba asta, o să-i zic după, nu mă interesează, ai înțeles? Nu! Cum să nu? Pe cum să nu-i zic? Păi ce o să zică femeia, dar să le vezi că ne ia pe unde e la bătaie. Ok, hai, gata, hai că mă duc acum, bă, deja mi-e și rușine, mă, ce mă punem ăsta să fac, băi, termină, gata, bună ziua, să rămână, deci vreau să vă spun, bă, dar să le pleacă, mă, de aici, bă, fii atent, dar să le tu stai ascuns ca să nu creadă că ești tu aici, știi, ca să te zică să fie cât mai real, ok? Bine, hai, fii atent, stai ce mai ascuns, da, ca să nu te vadă, ok? Bună ziua, dar să s-a dus până afară, nu știu unde s-a dus, dar da, bine că a plecat, dar să pentru că vreau să vă spun ceva, chiar mi-era rușine să spun de față cu el și vreau să vă spun că, da, că am...
Mamă, ce mă enervez, bă, dar să le băi, ne simți plec acum aici. Mamă, ce mă enervează, eu nu pot să zic așa ceva. Da, gata, stați puțin că uitasem în mașina, m-a chemat cineva până la mașină. Deci da, vreau să vă spun că am niște sentimente aparte pentru dumneavoastră și chiar adică uitați, hai să trecem direct la subiect. Uitați, am aici în mână, am un inel pentru că vreau să vă cer în căsătorie și da, da, ce spuneți? Ce spuneți? Mă, ești nesimțit, ești afară din casa mea că te dau la poliție, retremnicule. Dar să le pleacă, să nu te prind, să nu te mai prind acasă. Dar să rămâi la bunica ta. Bă, dar mă enervează rău de tot, dar ăsta ăsta. Bă, cum să facă mă așa ceva? Mie nu-mi vine să cred așa ceva. Bă, e nesimțit rău de tot. Bă, mi-e rușine de nu mai pot. O să mă duc eu la bunica sa puțin mai încolo să-mi cer iertare că chiar nu știu, nu mi-e și rușine. Bă, eu nu mai pot așa ceva. Doamne, deci nu, chiar nu. Deci dar ăsta pentru treaba asta, el m-a pus să-mi controleze toată ziua. Bă, deci dacă mai face așa ceva, nu, eu nu mai. Deci eu mă mut din casa asta. Nu vreau să mai stau cu dar ăsta, nu mai vreau să audă dar ăsta în viața mea. Dacă mai faci chestii de genul. Uitați-l că vine, ia-mă că vine. Bă, dar mă și enervează. Ia Darusel, ce faci, ce? Ai venit pe jos până acasă, Darusel, ai alergat, gata. Acum, ce? De ce să fiu eu nesimțit? Lasă cum să vezi. Hai în mașină. Bă, unde ce mașină, mă? Bă, lasă o mașină, abia am ajuns acasă. Ce mai vrei? Unde mai vrei să mai mergem? Insist. Hai, unde vrei să mai mergem, bă, Darusel, că mă și enervez, bă, Darusel. Bă, tu bagi joc de mine. Tu faci mișto de mine, bă, Darusel, ești nesimțit. Ce? Bă, tu faci mișto de mine. Am du-te de aici cu toate astea. Ce faci? Unde vrei să mergi? Ce mergem aici? Bă, ce fai, bă? Bă, mașina mea. Bă, dar să le ne simți, bă. Ce mi-ai făcut mă la mașină? Bă, doamne, bă. Bă, mașina mea, bă, dar să le ce ai avut mă cu mașina mea? Mi-ai stricat mașina. Uite-te acum ce fac eu, cu ce mai merg, dar să le de ce mi-ai aruncat mașina în apă? Ce fac acum? Că am uitat așa la ea în apă. Rămâne aici, expoziție, muzeu. Ce fac acum, dar să le? Bă, cum era rău? Cum era stricată, mă? Ce ai, mă? Ce era stricată, mă? Cum era stricată? Că n-ai văzut cum ai mers cu ea până aici, dacă era stricată? Cum ai mers cu ea? Spune și mie. Bă, pedala nu mergea, mă, tătea de pedală și nu mergea. Și da, a căzut mașina în apă, că nu mergea. Hai, bă, acum tu găsești și motiv, mă, de asta ca și cum că mi-ai rute. Bă, dar Rusile, mă enervez. Bă, ce e cu ideea asta ta, dar Rusile, că eu nu înțeleg ce e challenge-ul ăsta, ideea asta ta, să-mi controlezi viața 24 ore. Asta înseamnă să-mi controlezi viața, tu mi-ai mult, mi-ai distrus viața, dar Rusile. Asta ți se pare ție că îmi controlezi tu viața când mă faci de râs în fața la bunică, te-am mai și filmez, îmi arunci și mașina, eu rămân fără mașină, eu cu ce mai rămân, dar Rusile, acum? Ei, lasă-mă, te plec cu bicicleta, băi. Ha, mă, lasă-mă de aici, că deja ai nesimțit. Ce vrei? Îți vine bicicleta ta și pe-a mea și ții tu mașină, ok? Ce să facem, mă? Bă, dar Rusele, tu nu vezi că tu nu știi să mai vorbești, dar Rusele, abia te aud câteva ori, dar Rusele, tu nu știi să mai vorbești, dar Rusele, du-te, mă, de aici, că ești nervat rău de tot, bă, hai, mă, că mă lași, mă, Rusele. Eu nu înțeleg, dar Rusele, cum îți mai permis să mai vorbești după ce mi-ai făcut, îți bagi joc, eu, bă, dar Rusele, eu nu ți-am făcut niciodată prank-uri de genul, bine, asta nu e prank, dar Rusele, dar eu la prank-uri, eu nu-mi băteam așa rău de tot, bă, tu-mi distrugi viața, nu-ți bagi joc de mine, tu-mi distrugi viața, mă, du-te, mă, dar este un țin, dar Rusele, ia să-mi cumperi tu o mașină acum, îmi cumperi? Dacă tu vorbeam de cumpărat, hai cu mine. Doamne, ce mai vrei, mă? Ce vrei la? Unde mergem acum? Ce vrei? Ce fac cu bicicleta? Ce vrei? Uite, acum mergem cu bicicleta, că ești tu fraier, dar se mai lăsa fără mașină și acum nu mai avem mașină. Mergem cu bicicletele. Unde vrei să mergem? Dai bicicleta de fetiță acum, uite. Da, Darusele, bravo. Mamă, ce amuzant ești tu, Darusele. Bă, Darusele, ce căutăm aici la asta de mașini? Ce vrei să-mi cumperi mașina acum? Mersi, Darusele, mersi. Chiar aveam nevoie. Bă, Darusele, ce vrei să facem aici? De ce m-ai adus să-mi cumperi mașină? Du-te-mă, deci eu nu-ți cumpăr nimic așa, vreau ca tu să-mi cumperi mie. Ce să-ți mai cumperi, mă? Ce să faci, mă, tu cu motocicleta asta? De ce să-ți cumpăr, mă, eu motocicleta asta? Bă, uite-te puțin la mine. De ce vrei să-ți cumpăr motocicleta când tu mi-ai distrus mașina, mi-ai distrus și viața, m-ai făcut râs la bunică ta, Darusele? Acum mă pui să... Bă, Darusele, eu nu sunt sclavul tău, tu ai zis să-mi controle... Gata, îți cumpăr motocicleta, bună ziua, suntem și noi aici, sunt cu băiatul acesta și vreau să-i cumpăr și lui motocicleta aia de acolo, motoreta aia albastră, așa,
albastră, pardon, neagră de în partea. Vreau să-i o cumpăr și chiar sunt curios cât costă. Adică vreau să-i o cumpăr chiar acum, chiar acum vreau să-i facem actele tot, pentru că o vea chiar acum, este și ziua lui și da, hai să vedem. Ce mai ziua mea? Bă, stai puțin. Bă, Daruțele, vino mă încoace. Bă, Daruțele, am zis că e ziua ta, așa. Bă, Daruțele, dar tu nu știi, tu, bă, Daruțele, tu nu te gândești, nu ești și tu cu mine, Daruțele. Vreau să ne facă și nouă, poate ne face și nouă o reducere ceva, Daruțele. Tu îmi trebuie ziua mea, zi, da, e ziua mea, de dreptate. Gata, taci, Daruțele, pune-te, bă, gata, pune-te, stai jos, gata. Deci cât face? 20.000 de euro. Ok, Rafaele, hai plătiște. Bă, Daruțele, stai puțin. Bă, Daruțele, de unde am eu 20.000 de euro? Ce vrei să facem? Gata. Bă, Daruțele, ce vrei să facem? Bă, fii antenă, hai să o furăm. Cum să furăm, mă, Daruțele, tu ai nebunit? Cum ai putea tu să furi aia care e acolo la expoziție? Hai, pleacă din ce, așa. Bă, lasă-mă, ce cu, dar vin aici, să nu ne audă, cum vrei să furăm tu? Bă, Daruțele, vrei să ne prindă poliția că orașul ăsta e mic, Daruțele, unde vrei să ajungem? Ce să ținem ăla după noi, bă, Daruțele? Cred că ne-a și auzit ăsta, Daruțele, n-avem cum să furăm. Cum vrei să facem? Deci fii antenă, ce tu de vorbă și după mânca așa tip-til și cine să ție mă de vorbă pe vânzătorul ăla de acolo, vânzătoarea ce era? Da. Păi și tu cum? Bă, Daruțele, știi tu să conduci motocicleta? Mi-ai condus până acum? Da. Ai, bă, bine, hai, bă, Daruțele, deci fii atent. O să zic că eu nu te cunosc, doar te-am găsit așa și gen să câștigi la un giveaway la unde ăsta și nu te cunosc, da? Dacă zice ceva, dacă da, așa, ca asta, bine, hai, gata, Daruțele. Stai acolo. Bună ziua. Deci a spus cumva că face vreo 20.000 de euro. Da, stai puțin, cred că trebuie să ajung până acasă pentru că încă n-am toți banii la mine. Am abia 15.000 de euro. Bă, ce facem, mă, copilul ăsta? Bă, ce facem ăla? Bă, stai puțin, cum adică? Nu-l cunosc. Adică m-am întâlnit cu el acum, a câștigat, trebuia să câștige la un giveaway. Nu-l cunosc. Stai că mă duc acum să-l caut și dacă îl găsesc, vă zic. Gata, la revedere. Mamă, nu vin să cred. Bă, unde a plecat mă ăsta? Bă, cred că am scăpat. Adică n-am scăpat, că mamă, stai să nu se uite după mine. Bă, unde a plecat mă ăla? M-a lăsat aici, ce fac? A, bine, mă duc acum, dacă nu vine. Bă, mamă, deci ce mai prostă idee? Cred că eu ajung la pușcărie. Cred că eu să mor, sincer. Adică ce mi-a făcut Daruțele până acum? Mi-a aruncat mașina, în primul rând. În al doilea rând, m-a făcut Daruțele rău de tot la bunica sa și mă mai pune și pe YouTube, pe toate astea, că m-a și filmat, așa a zis, și nu înțeleg. Lasă că mă duc acum pe jos până acasă, nu știu unde a plecat ăla, sincer, dar nu prea e bine, sincer, că dacă îl mai vede cineva de acolo, o să ajungă la pușcărie, Daruțele, adică nu știu, dar paolo, sper că nu mai are nimic de făcut toată ziua. Sper să treacă ziua asta mai repede, că deja mi s-a luat, nu mai suport absolut nimic. Hai că în sfârșit am ajuns și eu acasă și chiar mă enervează, Daruțele, nu știu ce face. Bă, dar unde? Ce faci, mă, Daruțele? Băi, de simțit, tu ai plecat și m-ai lăsat pe mine pe singur pe acolo, după ce, bă, Daruțele, după ce că te-am scăpat de acolo de la necaz. Bine, Daruțele, dar vezi că dacă te văd oamenii aia pe acolo, s-ar putea să nu-i mai iasă bine, Daruțele, că s-ar putea să te recunoască și vezi că nu e bine ce ai făcut, Daruțele. Pun mască, hai. Da, spui mască, Daruțele, băi, după ce că ești urât, te faci și mai urât. Du-te, mă, de aici, fii atent, Daruțele. Deci fii atent, Daruțele. Bă, lasă-mă asta. De ce m-ai lăsat acolo, Daruțele? Ia, spune și mie, de ce m-ai lăsat acolo? Bă, eu îți continui viața și am să fac un mic prânc, așa că ți-am furat bicicletele și te-am lăsat. Da, mi-ai furat. Ce biciclete mi-ai furat, bă? Bă, tu nu ești, bă, Daruțele, la ce te gândești, mă, Daruțele? Ce biciclete mi-ai furat? Eu te-am întrebat de ce ai plecat cu motocicleta acum, adică te-am furat biciclete. Hai că deja mașinerul, bă, Daruțele. Sper să treacă ziua asta mai repede, sper că nu mai ce vrei? Deci, fii antenă, vreau să mergem în parcul la unei apa și fii antenă, vreau să fiu un clown și vreau să fiu câteva întrebări, ok? Ce vrei să fii? Cum adică să fii un clown, mă? Ce te faci clown? Ce? Acum te costumezi, ai zis că te costumezi? Nu, tu să fii clown! Cum adică să fiu, mă, clown? Ce adică, bă, ai tu costum de clown pe aici prin casă? Bă, da, tu ai dulap, măcar că tu nici dulap n-ai, ai uite astea pe aici, pe și unde ca, bă, aici, bă, dar să le unde ai plecat, mă, bă, deci mă enervează rău de tot ăsta, hai, lasă că poate nu, mă. Ce vrei? Unde să vin? De aici am costum de clown, vine, uite aici. Mă, ce costum de clown ai, mă, tu la mine? Băi, ești nesimțit, de unde ai găsit, mă, costum de clown? Ia să văd eu, dă-te la o parte, bă, Daruțele. Dă-te la o parte, ieși afară, că dacă ai zis că ai costumul aici, lasă-mă pe mine, lasă-mă să mă costumez eu aici, mamă, deci mă enervează rău de tot, Daruțele, chiar nu mai știu sincer ce să fac, adică nu știu ce vrea, ce are ăsta în cap să mă costumez în clown, nu știu ce vrea să facă, sincer. Așa, gata, m-am costumat acum, mamă, cum are acum să arăt ca un clown, sincer, mamă, poate să-i fac eu o farsă lui Daruțele, așa, sincer, dar hai să ies acum, repede, să văd. Bă, ce fac, mă, bă, ești de simțit, mă, ce ți-e? Bă, iar îți pui ăsta, bă, Daruțele, bă, nu mai suntem la ăla cu încearcă să nu te sperii, bă, Daruțele, ce faci cu ăsta? Ce râzi de mine? De ce mai pus să mă costumez așa, Daruțele, ești de simțit? De ce mai pus să mă costumez așa? Am o pleacă, mă, de aici. Păi bine, fă-mi o poză că nu își dă nimeni seama cine sunt, bă, Daruțele. Bă, dar ce vrei să facem, sincer? Hai că unde vrei să mă duci tu acum? Vreau să mergem în magazin.
magazine și în parcuri, să râdă lumea de tine. Hai, hai, la da, tine, să râdă lumea de mine, dar e normal. Ia lasă-mă să conduc eu la. Bă, dar să bă, nu merge cu motocicleta, dar Rosile, că ne văd ea pe acolo, trecem pe acolo prin față, pe la ea, trebuie să merge. Merge cu mașina, bă, uita că a, bine, mersi că mi-ai dat mie mașina asta, înseamnă că tu nu mai ai nevoie de mașină. Mi-ai dat mie mașina asta. Păi stai puțin. Bă, dar Rosile, tu mi-ai aruncat mașina și eu nu mai am nicio mașină. Nu-mi dai tu mie mașina asta, ta, că ți-ai luat motoreta, dar Rosile, ce-ți mai trebuie ție mașină, că văd că tu nu mai conduci mașina. Deja te duci la bicicletă, văd că nu-ți mai place, nu-mi o dai mie? Dacă faci tot ce spun și mă lasă să-ți continuezi viața, poți să dau, dar momentan nu mai cresc. A, bine, dar Rosile, te mai gândești, bă, bă, poate eu, bă, dar Rosile, chiar am nevoie de mașina asta, că deja tu nu vezi mai necăjit toată ziua, ți-ai bătut joc de mine, dar Rosile, cred că merit și o mașina asta, sincer. Unde vrei să mergem? Vrei să mergem în parcul ăsta, ai zis? Da, în parcul ăsta. Hai că intrăm de pe aici, nu mai intrăm prin partea aia, dar Rosile, uite, acum sunt clon. Bună ziua, a venit clon, nu, a venit clon, nu. Bă, dar nu e niciun copil pe aici, dar Rosile, nu e niciun copil. Copilul ăsta, să știți că copilul ăsta e un terminat, e un fraier de aici. Mamă, ce, bă, dar urcă sus, unde să urmă? Urcă aici, bă, dar Rosile, bă, dar Rosile, dar nu mai vorbi peste mine, dar Rosile, că eu nu te aud când vorbești peste mine. Ce nu înțelegi? Hai că urc sus, gata. Ce vrei să fac? Stau aici și iar mă arunci în apă. Wow, dar Rosile, unde m-ai adus? Mamă, cum îmi controlezi tu viața? Foarte amuzant ești, dar Rosile, ce vrei să-mi faci? Eu o să spun câteva întrebări, ok? Punem câteva întrebări. Ia, întrebarea 1. Ce întrebare vrei să-mi pui? Deci, fii antenă, cine este mai bun? Eu sau tu? Eu, normal. Cum adică? Ce întrebare mai e și asta? Ce întrebare mai e și asta? Ce faci? De ce dai? Bă, ce faci, mă? Bă, bă, pe stai, mă, bă, așa. Dacă ar fi să alegi canalul tău de YouTube sau viața mea, ce alegi? Canalul meu de YouTube, ce treaba mea cu viața ta, dar Rosile, că deja tu nu vezi ce mi-ai făcut, mi-ai făcut necaz toată viața și tu acum îmi faci, mi-ai făcut necaz tot videoclipul ăsta, dar Rosile, și tu acum toată ziua mi-ai făcut necaz și tu ce vrei să faci acum? Vrei să aleg viața ta, ce înseamnă asta, dar Rosile? Ia, ce întrebare mai ai? Ultima întrebare. Cine este cel mai bun artist? Cum adică artist, mă? Pe ce cânți, dar Rosile? Păi da, dar Rosile e cel mai bun artist. Da, da, Rosile e cel mai bun artist. Am scăpat. Păi, trei întrebări. Câte întrebări mai dai, mă? Gata. Bă, ești nesimțit, mă, dar Rosile. Du-te, mă, da aici, că-ți bagi joc de mine, mă, dar Rosile. Mă, ce controlezi tu viața aici? Că deja mă și enervez, dar Rosile. Ce controlezi tu viața aici? Că deja mă enervez. Hai, gata, dar Rosile, că deja m-ai enervat. Mai vrei să mai controlezi viața? Mai vrei să mai faci ceva toată ziua sau plecăm acasă? Că deja m-ai enervat. Ce mai vrei să mai faci? Ce mai... Să ne dăm. Și să te dai, mă, cu cai, bă, ce, bă, dar Rosile, bă, trebuie să plăbă, lasă-mă, bă, era cai, bă, dar Rosile, ai lovit calul, era aici, a lăsat în ăsta, bă, du-te, mă, de aici, bă, Doamne, cea mai proastă idee. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.